Sandra Brown, fuga de celebritate. Îl întâlni în hol când se ducea la cină. Era ultimul gen de surpriză la care s-ar fi așteptat. Impactul pe care îi avu asupra ei fu uluitor. Câteva lucruri se întâmplară în același timp. Se lipi de perete. Își trase iute răsuflarea și inima îi se opri în piept. Bună! Te-am speriat! O întrebă el zâmbind. Avea dinți albi și drepți, iar zâmbetul lui larg îi lumină fața puternic bronzată și bătută de vânt. Când buzele îi se ridicau ușor la colțuri, o sprânceană îi se lăsă în jos, în timp ce cealaltă îi se arcui, de parcă ar fi vrut să atingă șuvița ondulată de păr negru care îi căzuse pe frunte. Era un zâmbet interesant, uluitor, sexy. Inima ei bătea anormal de tare. Nu, îmi vei mă ia! Nu ți-a spus mătușa rubi că va avea un nou chiriaș? Ba da, dar... Se opri brusc. Nu putea să spună, ba da, dar mi-am închipuit un bătrânăl cu pipă și jachetă tricotată, nu un bărbat ai cărui umeri sunt, practic, cât holul. Se așteptase ca noul chiriaș să aibă un chip binevoitor cu un zâmbet plăcut. Nu unul care să o facă să se gândească la iubitorii de aventură continuând să zâmbească, el lăsă jos cutia cu discuri și benzi pe care o ținea sub braț și îi întinse mâna. Trent Gamblin Rana se uită la mâna lui câteva clipe stânjenitoare înainte de a-i o întinde pe a ei, fără să i o strângă, și murmură. Eu sunt domnișoara Remsi. Când îndrăzni să-și ridice privirea spre el, Văzu că zâmbetul se accentuase și mai mult și bănui că o făcea datorită timidității ei exagerate. Ai nevoie de ajutor, domnule Gamblin? Îl întrebă ea cu rigiditate, retrăgându-și mâna. Cred că pot să mă descurc foarte bine singur, domnișoară Remsi. Chipul lui era serios acum, dar veselia îi mai licărea încă în privire, ochii îi erau de culoarea lichiorului de cafea, întunecați, calzi și umezi. Ușor enervată de faptul că el părea să o găsească atât de amuzantă, ea se desprinse de perete și se îndreptă. Atunci, te rog să mă scuzi, dar trebuie să mă duc la cină. Ruby se supără dacă întârzi la masă. Cred că și eu ar trebui să mă grăbesc. Stânga sau dreapta? Poftim! Care e camera mea? Cea din stânga sau cea din dreapta? Din stânga! cea din dreapta e a Da, sper din toată inima să nu le încurc, domnișoară Remsi. Mi-ar părea rău să dau buzna din greșeală într-o noapte în camera dumitale. Privirea lui plină de nea neastâmpă o măsură din cap până în picioare. Cine știe ce s-ar putea întâmpla? Râdea de ea. Ne vedem jos, spuse ea cu răceală. Trecu pe lângă el, silindul să se lipească de perete pentru a-i face loc, numai că nu se lipi destul de mult și când i-a pășit pe lângă el, hainele ei îl atinseră. O făcuse intenționat, bineînțeles. Îi simțea zâmbetul arogant. Dacă ar fi știut el, își spuse Iacobor în scara. Domnișoara Rems îl putea ului, îl putea face să înmărmurească, îi putea șterge de pe fața acel zâmbet nesuferit se opri cu vreo trei trepte înainte să ajungă jos. De ce se gânda la asemenea lucruri? De luni de zile nu îi mai păsa cum arată. Totul făcea parte din trecut. De ce acum, după ce îl cunoscuse pe noul chiriaș al doamnei Ruby Bailey, se gândea la acea rana care fusese cu șase luni în urmă? Se detesta din acest motiv. se orice legătură cu fosta ei viață nu era pregătită să o ia de la capăt, nici măcar temporar, doar pentru a-l învăța minte pe nesuferitul Trent Gamblin. Faptul de a redeveni acea rana cunoscută de întreaga lume i-ar fi adus înapoi toate îndoielile și durerea pe care le presupunea numele. Renunțase la statutul ei de celebritate. Deocamdată nu îl voia înapoi. Îi plăcea prea mult anonimatul vieții pe care o ducea în prezent, îi plăcea să fie domnișoara Rems, o chiriașă oarecare a unei pensiuni tipice din Galveston. Ruby Bailey era, însă, o proprietăreasă cât se poate de neobișnuită. Când intră în sufragerie, Rana o văzu aprinzând luminările pe care le așezase în mijlocul mesei. În onoarea noului venit, făcuse eforturi deosebite în ceea ce privește aranjamentul din centru. Firar să fie! exclamă ea stingând bățul de chibrit. Era să-mi ard lacul de unghii, adăugă ea examinându-și manicura. Nu i se știuse niciodată vârsta cu exactitate, dar rana calculase că trebuia să aibă mai mult de 70 de ani, dacă era să se ia după ceea ce rubi lăsa să-i scape din când în când. Nu era deloc cum și o închipuise Rana când răspunsese anunțului din ziarul din Houston care pomenea de un apartament de închiriat în Galveston. Datorită îndrumărilor pe care Ruby i-e dăduse prin telefon, Rana găsise casa cu ușurință. Abia își putu se reține emoția când ajunsese la adresa respectivă. Casa aceea în stil victorian, construită în zilele bune ale orașului Galveston, Îndurase și uragane și ravagiile timpului la fel de bine. Se afla situată pe o stradă umbrită de copaci, printre alte câteva case restaurate de curând. Pentru Rana, care, în ultimii zece ani, trăise în zgârainuri din Manhattan, era ca și cum ar fi pășit într-un alt secol. Era extrem de încântată. Spera numai ca ea și Ruby Bailey să se înțeleagă foarte bine. Părul proprietăresei era alb, dar nu strâns în clasicul coc de bunică, așa cum și ar fi închipuit rana. Rubia avea părul scurt și ondulat, cu o tunsoare surprinzător de modernă. Nu era plinuță, ca mai toate proprietăresele, o altă nepotrivire față de imaginea pe care și o făcuse rana, ci foarte subțire. Vestimentația ei, departe de a fi conservatoare, consta într-o pereche de blugi și un pulover de culoarea mușcatelor roșii care ornau veranda. Ți-ar prinde bine o masă bună. Afirmația aceea fusese cel din tâi lucru pe care îl spusese Ruby după ce o inspectase cu ochii ei. Ager și căprui, care l-ar fi făcut și pe un hamal din port să stea în poziție de drepți. Poftește înăuntru. O să începem cu prăjituri și ceai de plante. Îți place ceaiul de plante? Eu sunt moartă după el. E bun pentru orice, începând de la dureri de dinți și până la constipație. Bineînțeles că dacă o să mănânci ceea ce am de gând să-ți gătesc eu, nu o să fii niciodată constipată. Atâta tot, Ruby considera apartamentul de la etaj închiriat. Rana ajunsese să învețe că ceașca de ceai de plante a lui Ruby conținea uneori și destul de mult Jack Daniels, mai ales seara după cină. Rana își ierta prietena pentru acea ciudățenie, la fel cum o iertă și pentru privirea încruntată pe care aceasta i o aruncă acum. Speram că o să te aranjezi și tu puțin în seara asta. Părul tău are o culoare roșcată atât de superbă. Te-ai gândit vreodată să ți l dai pe spate? Rana, scumpo, ai niște pomeți superbi. Arată-i, iubito. Îți văd tot părul ăsta bogat și splendid curgându-ți pe spate în cascadă. Scutură din cap, scumpo. Așa. Oh, doamne, ești grozavă. Toate saloanele de frumusețe din țară vor prezenta în curând stilul Rana zâmbi amintindu-și cuvintele celebrului coafor la care o trimise se mori. Nu, Ruby, îmi place mai mult așa. Ruby insistase să îi se spună pe nume, deoarece apelativul, doamna Bailey, o făcea să se simtă bătrână. Masa arată minunat în seara asta. Mulțumesc, spuse Ruby nerăbdătoare, zărind o pată pe mâneca ranei. Să știi că ai timp să te schimbi, draga mea. Contează cu ce sunt îmbrăcată. Ruby oftă resemnată. Cred că nu. Ți ai pune tot unul din lucrurile acelea oribile cu care eu nu m-aș îmbrăca nici moartă și sunt cu vreo 30 de ani mai în vârstă ca dumneata. Domnișoară Rems, sunt sigură că ai putea să fii mult mai atrăgătoare dacă ai încerca măcar. Regula adresării cu numele mic nu se aplica la cum arăt, o privire pantofilor fără toc, formă și părului bogat care cădea greu de o parte și de alta a feței ei slăbite, care părea și mai trasă datorită unor ochelari rotunzi, exagerat de mari. Expresia dezaprobatoare a lui Ruby spunea foarte clar, asta se vede de la o poștă. Dar spuse, în schimb, a venit trend. Știu, l-am întâlnit în hol. Ochii lui Ruby sclipiră. Nu-i așa că e cel mai adorabil băiat pe care l-ai văzut vreodată. Nu mă așteptam să fie atât de tânăr. Atât de tânăr, de frumos, de viril și de periculos, adăugă rana în sinea ei. Dacă o recunoștea, parcă ai spus că noul chiriaș Ne Nepot, draga mea, nepot. Totdeauna a fost preferatul meu. Sora mea l-a răsfățat îngrozitor. Bineînțeles că eu o certam mereu pentru asta, dar nu putea să facă altfel. Cine ar fi putut? Face ce vrea din orice femeie. Când m-a sunat și mi-a spus că trebuie să stea undeva câteva săptămâni, m-am prefăcut supărată, dar, în realitate, am fost îngândată. O să fie atât de bine să-l avem aici. Stă doar câteva săptămâni. Da, după aceea se întoarce acasă la el în Houston. Divorț, fără îndoială, își spuse Rana. Acel nepot al lui Ruby, acel Trent, avea nevoie de o locuință unde să stea până când vreun divorț urât avea să se pronunțe. Ei bine, poate că mătușa Ruby îl considerase un băiat adorabil, dar Rana știa să recunoască un misogin arrogant și înfumurat avea de gând să se țină cât mai departe de domnul adorabil, ceea ce nici nu putea fi prea greu. Un individ ca Trent Gamblin nu se uita de două ori la o femeie ca domnișoara Remsi. Miroase excelent. Rana trăsări violent auzindu-i vocea joasă și caldă când trecu prin draperia ce ținea loc de ușă. Pasul lui sigur răsuna cu putere pe podeaua de lemn. Fiecare apăsare a tocurilor cizmelor lui făcea scândurile să scârțâi și porțelanurile și paharele să se atingă unele de altele cu un clinchet. Rubi fu înconjurată din spate de niște brațe cafenei pe care Michelangelo ar fi vrut, cu siguranță, să le sculpteze. Apoi, Trent se aplecă și îi adulmecă gâtul. Ce ai făcut de mâncare, mătușă? Dăm drumul, gorila ce ești? Spuse ea zbătându-se să scape din strânsoarea lui sufocantă. Dar obrajii îi erau îmbujorați și ochii îi scripeau mai puternic ca de obicei. Stai jos și potolește. Te-ai spălat pe mâini înainte să cobori. Da, Doamnă, spuse el cu un aer de copil cu minte, făcându-i cu ochiul ranei în același timp. Dacă te porți cum trebuie, te las să stai în capătul mesei și, dacă o rogi frumos, domnișoara Remsi îți va pune puțin lichior. Acum vă rog să mă scuzați, dar trebuie să mă duc să aduc mâncarea. Cu fusta albastră foșnind, Rubi intră în bucătărie pe ușa batandă. Când se întoarse, Trent mai zâmbea încă aprobator la adresa mătușii lui cea plină de energie. E mai pomenită? Nu, o întrebă el pe Rana. Da, așa e. Îmi place foarte mult a îngropat trei soți și o fiică. Dar nimic din toate astea n-a doborât-o, spuse el clătinând din capa admirație plină de uimire. Locul dumitale unde e? Rana se îndreptă spre locul ei obișnuit, dar el ocoli masa cu grația unui dansor noble și îi trase scaunul ca să se așeze. Rana era înaltă, dar el era mult mai înalt. Era ciudat și tulburător de plăcut să simtă prezența purtat cele mai înalte tocuri, Trent Gamblin ar fi fost mult mai înalt decât ea. După ce i-a luat loc pe scaunul din lemn de trandafir cu spătar în formă de liră, el se așeză în capătul mesei. De când ești aici? De șase luni. Și înainte unde ai stat? În est, răspunse ea simplu, iar el zâmbi larg. Mi-am închipuit eu că ăsta nu-i un accent texan. Iar râse ușor, deloc, a spus apoi și, pentru a evita privirea, se juca cu lingura, conturând-o cu vârful degetului mijlociu. L-ai cunoscut pe celălalt chiriaș. Oaspete! Hm. mătușa dumitale ne spune oaspeți. Zice că acest cuvânt, chiriaș, sună prea comercial. Aha, spuse el încuvințând avea gâtul bronzat și puternic. Cămașa îi era descheiată la guler, astfel că rana putu să vadă un păr des și negru în vul format. Acest lucru o făcu să simtă un gol în stomac, așa că își feri. Privirea. Va trebui să te rog pe dumneata să-mi spui care sunt regulile casei. La ce oră e stingerea? O tachina din nou și, la fel ca mai înainte, o enervă cunoscuse o mulțime de bărbați care jucau asemenea jocuri, unii chiar cu mai mult talent decât Trent Gambling. Erau jocuri în care femeia era, în mod inevitabil, prada, iar bărbatul, vânătorul. Îi displăcuse totdeauna presupunerea masculină că pe ea ar fi interesat o astfel de prostii. Și acum îi displăcea. În plus, de ce juca acel bărbat jocul respectiv cu domnișoara Remsi? care nu era cât și de puțin interesantă. Apoi, deodată, a avut și răspunsul. În afară de mătușa lui, Rana era singura femeie din casă. Dacă personalitatea domnului Gamblin avea un aspect vizibil, acela era că îi plăceau femeile. Și la obiceiuri nu se renunța ușor. Fosta ocupantă a apartamentului dumitale era o văduvă cam de vârsta lui Ruby, îi explică ea repede când starea sănătății a început să i se înrăutățească, a plecat la Austin, ca să fie mai aproape de familie. Sorbi puțin din paharul cu apă, gest care spera să întrerupă conversația până când gazda lor avea să le aducă cina. Sufrageria părea îngrozitor de strâmtă și de aglomerată în seara aceea. Excluse posibilitatea că Trent Gamblin ar fi putut avea vreo legătură cu acest lucru. Probabil că Ruby trebuia să regleze termostatul instalației de aer condiționat. Ignorând îndemnul de a se purta frumos, Trent își propti cotul pe masă și își sprijini bărbia în palmă, studiind-o cu nerușinare pe domnișoara Remsi. Interesant, nu putea fi prea în vârstă. Un an sau doi peste sau sub 30 de ani. În luluia, de ce se ascundea o femeie în aparență sănătoasă și inteligentă? în pensiunea mătușii ori oricât ar fi fost aceasta de fermecătoare. Ce ar fi putut să o determine pe o femeie să se autoizoleze astfel? O tragedie în familie. O poveste de dragoste care s-a sfârșit prost. Fusese părăsită la altar sau altceva la fel de șocant. Domnișoara Rems îl făcea să se gândească la o profesoară nemăritată de acum 100 de ani. Trasă la față, cu părul neîngrijit, deși lumina luminărilor îl făcea să capete o culoare cum nu mai văzuse în viața lui și îmbrăcată cu o rochie oribilă care îi ascundea extrem de bine silueta. Nu era machiată, dar tenul îi era curat. Spre deosebire de alte roșcate, pielea ei avea o tentă măslinie, deși culoarea părului era prea închisă pentru a se spune că era roșu acea nuanță asemănătoare cu cea a lemnului de mahon depășea cu mult ceea ce putea fi numit roșu. Mâinile ei, care se jucau tot timpul cu tacămurile, erau uluitori de mici și cu degete lungi, dar păreau înăsprite. Unghiile îi erau tăiate foarte scurt și nu erau lăcuite. De asemenea, nu mirosea nici a parfum. Nasul lui putea detecta și distinge cel puțin 50 de miresme, dar domnișoara Rems nu emana niciuna. Ceea ce îi displăcea cel mai mult erau ochelarii ei rotunzi, ale căror lentile albăstrui îi ascundeau ochii complet. Privirea lui fixă și îndrăzneață o făcea să devină nervoasă. Își dădea seama de acest lucru după felul cum se tot foia pe scaun. Într-un fel răutăcios, se bucura că atenția lui o tulbura. Biata de ea, Probabil că avea nevoie de câteva emoții care să-i înveselească existența monotonă și lipsită de culoare. Dacă o putea ajuta, de ce nu? Doar nu avea nimic mai bun de făcut. De ce locuiești aici, domnișoară Remsi? Nu e treaba dumitale. Au, totdeauna ești atât de caustică. Numai când cineva e destul de needucat ca să se uite fix și să pună întrebări indiscrete sunt un nu venit. Ar trebui să fii drăguță cu mine. Elogiile mătușii Ruby nu erau neîntemeiate. Era, într-adevăr, adorabil, mai ales când lua acel aer bos umflat, și buzele senzuale. Nu dorești puțin lichior, îl întrebă ea ridicând carafa de cristal. Vorbești serios, spuse el și ea lăsă carafa jos. Nu există niște coors rece. Nu cred că Ruby are bere. Dar pun pariu că nu se poate spune același lucru și despre whisky. Rana roșii. Nu, ei, haide, domnișoară Remsi. Mie poți să-mi spui. Doar fac parte din familie, zise el și se aplecă, apropiindu-și fața la câțiva centimetri de a ei. Mai bea bătrâna Jack Daniels. Înainte ca Rana să apuce să formuleze un răspuns, Ruby își făcu apariția, împingând un cărucior încărcat cu tăvi de argint. Gata, dragilor! Sunt sigură că vă e foame, dar a trebuit să mai țin chiflele puțin în cuptor. Trent, care continua să privească expresia șocată de pe chipul ranei, începu să râdă ușor. Trent, încetează cu râsul ăsta enervant, îl mustră rubi. Totdeauna ai fost cel mai neascultător copil de la masă și gata să râzi fără niciun motiv. Stai drept, te rog, și fă-te util tăi în friptura asta. Domnișoarei Remsi îi place ca porția ei să fie mediu spre bine făcută și fi generos, în ciuda protestelor ei. Am reușit să mai pun puțină carne pe oasele ei, dar mai e mult până să fie bine. Eh, nu-i așa că e frumos spuse ea entuziasmată, așezându-se pe scaun. O să fie atât de plăcut să stăm toți trei împreună la masă. Rana, care încerca să ignore privirea cercetătoare a lui Trent care căuta să vadă cât se îngrășase, se întrebă dacă ar fi bătut la ochi rugămintea ei de a mânca de acum încolo în apartamentul ei propriu. Trent avea o mare poftă de mâncare. Ruby îi tot umplu farfuria până când el ridică ambele mâini în semn de refuz, după ce se câte două porții și jumătate din fiecare fel. Te rog, mătușă Ruby, gata. O să mă îngraș. Prostii, ești încă în creștere. Nu pot să te trimit în tabăra de vară slab și nepregătit. Rana se înecă ușor cu înghițitura de cartofi și bău repede puțină apă. Ochii îi se umplură de lacrimi, dar a avut grijă să nu-și scoată ochelarii când și-i șterse. Nu te simți bine, draga mea? O întrebă Ruby îngrijorată. Ba da, foarte bine, spuse Rana tușind și, după ce își mai reveni, se uită la Trent. Nu ești cam mare ca să fii trimis într-o tabără de vară. Atât Rubi cât și Trent găsiră acest lucru extrem de amuzant și începură să râdă cu poftă. O tabără de vară pentru fotbal, draga mea, îi explică Ruby. Nu ți-am spus că trente jucător de fotbal profesionist. Rana, stânjenită, își netezi șervetul de pe genunchi. Nu cred că mi-ai spus. Joacă la Mustang din Houston, spuse Ruby cu mândrie, atingând brațul musculos al nepotului ei. Și e cel mai important jucător. Mijlocaș. Înțeleg. Nu ți place fotbalul, domnișoară Remsi? Întrebă Trent puțin supărat de faptul că ea nu îl recunoscuse. Și nici nu părea prea impresionată să descopere că lua masa alături de cel pe care unii reporteri sportivi îl numiseră cel mai bun mijlocaș, pe care îl avusese fotbalul profesionist de la Star și Staubach încoace. Nu prea mă pricep, domnule Gamblin. Dar acum știu mult mai multe. Adică... Știu că jucătorii merg în tabere de vară. Gura lui schiță un zâmbet larg. Domnișoara, Remsi avea simțul umorului. Poate că următoarele câteva săptămâni nu aveau să fie chiar atât de plictisitoare. De fapt, nu își mai amintea cât timp trecuse de când nu se mai simțise atât de relaxat la cină. Nu trebuia să se chinuiască prea mult să-și impresioneze mătușa, pentru că aceasta îl credea deja buricul pământului. Orice vorbă ar fi trimis în direcție domnișoarei Rems era la fel de apreciată, bineînțeles. Nu era nevoie de niciun efort nici acolo. Pentru prima oară după ani de zile, putea fi el însuși în compania unor femei și era excelent. Ce ți mai face umărul, Trent? Îl întrebă Ruby. Un nimic distrus și ratat care să-i facă pe oameni să clatine din cap și să spună, a pierdut, dar nu vrea să recunoască. În adâncul sufletului, știa că nu pierduse. Voia să-și vindece umărul și să se retragă în plină glorie. Abia atunci avea să renunțe. Nici de cum înainte. Nu veni să mi te plângi, Trent, îi spusese doctorul. Tom Tandy din a zis că ți l-ai forțat jucând tenis. Aua, tenis, ți ai pierdut mințile. Trent strânse din dinți când mâinile experimentate ale medicului îi cerceta se rămușchi sensibili. Simțeam nevoia să-mi pun la punct loviturile de la sol. Prostii, știu foarte bine ce fel de lovituri voiai să-ți pui la punct tot Tom mi a spus că ai fost cu prostituata clubului și nu pe terenul de tenis. Cu prieteni ca Tom, nu da vina pe el. Uite ce e, băiete, îi spusese apoi medicul echipei Mustangi, trăgându-și un scăunel și vorbindu-i cu sinceritate, umărul ăsta nu o să se vindece niciodată dacă o să continui astfel. Sigur, acum nu e sezon și ți-ai câștigat dreptul de a face puțină gălăgie. Numai că perioada de antrenament va începe peste câteva. După care se explica, are o rană la umăr care refuză să se vindece cum trebuie. O dislocare a umărului. Separare, mătușă. Iartă-mă, separare. Doctorul i-a recomandat să se izoleze de cercul lui de prieteni și să renunțe la toate celelalte activități, așa încât umărul să aibă odihna necesară înainte de tabără. Nu-i așa? dragul meu. Așa e, doare, întrebă rana. El ridică din umeri. Uneori, doar când obosesc prea mult. Se încrunta amintindu-și de ultima întâlnire cu medicul echipei. Porcăria asta nu vrea deloc să se vindece, doctore, se plânsese el. Și știi foarte bine că trebuie să fiu complet vindecat înainte de antrenamentul clin timpul verii. Dacă mai avea un sezon precum cel trecut, antrenorul va căuta pe un altul mai tânăr și mai bun. Trent nu se amăgea singur. Avea 34 de ani. Retragerea lui din fotbalul profesionist era iminentă, dar mai voia un ultim sezon bun, nu, unul excelent. Cei mai important pentru tine, următorul sezon de fotbal sau aiurelile vieții de burlac. Ce ai vrea să fii mai mult? un mijlocaș de Super Bowl sau un crai. În după amiaza aceea, Trent își suna se mătușa. Fusese o decizie bună, își spuse acum rezemându-s de spătar și sorbind din cafeaua pe care Ruby o turna se în ceașca de porțelan. Probabil că avea nevoie, într-adevăr, să se trezească de vreme și să mănânce regulat în acea atmosferă liniștită pe care o promitea Galvestonul. Mătușa Rubi cu siguranță că nu avea să fie plicticoasă. Mai păstra încă amintiri plăcute în legătură cu vizitele pe care i le făcuse în copilărie. Se uită speculativ la cealaltă femeie de la masă. Poate că și domnișoara Rems avea să fie amuzantă dacă se mai însenina puțin. Și, pentru asta, poate avea să-i fie de ajutor. Cu ce te ocupi? O întrebă el brusc. Trent, ce nepoliticos ești! Îl mustră mătușa lui. Sora aia a mea nu te-a învățat nicio normă de conduită socială. Ai stat prea mult în compania coechipierilor lor barbari. Dar vreau să știu, spuse el zâmbind dezarmant. De ce să ne ascundem după degete? Din moment ce domnișoara Rems și cu mine o să fim, o să locuim împreună, nu-i normal să ne cunoaștem mai bine. Privirea sui întunecată o măsură pe rana din cap până în picioare, lăsând în urmă un val de jecăldură, pe care rana își dorea să nu-l fi simțit. Dintr-un motiv inexplicabil, răsuflase ușurata aflând că nu se ascunde acolo în așteptarea unui divorț, deși acest lucru nu excludea posibilitatea de a fi căsătorit. Simți chiar puțină milă față de el ca sportiv vădit preocupat de viitorul său. Știa destule despre lumea sportului profesionist pentru a-și da seama că asemenea afecțiuni ca separarea umărului puteau însemna sfârșitul unei cariere. Totuși, acum, când o privea cu acel aer te aș mânca la micul dejun, scumpo, Nila îi se evaporă și simți din nou aversiunea inițială. Și, odată cu ea, veni și hotărârea de a se ține departe de el. Pictez, răspunse ea scurt pictezi, tablouri sau pereți. Nici una, nici alta, spuse ea sorbindu-și cafeaua și creând, astfel, ceea ce spera să fie o și trase repede. Cum pictezi pe materiale? Ce fel de materiale sunt? Ce anume folosești? Ea zâmbi, încântată fără să vrea de interesul lui. Cumpăr haine și materiale care sunt în plus în depozite și pictez pe ele tot felul de modele. El se încruntă cu scepticism. Și există o piață de desfacere pentru asemenea, haine. Îmi pot permite să-mi plătesc chiria, domnule Gamblin, spuse ea și se ridică brusc. A fost o cină minunată ca întotdeauna, Ruby. Noapte bună. Doar n de gând să te retragi atât de devreme. O întrebă proprietărea sa, supărată din cauza schimbării subite de dispoziția domnișoarei Remsi. Credeam că o să bem cu toții un ceai în salon. Scuzați-mă în seara asta, dar sunt obosită. Domnule Gamblin, zise ea și, după ce îl salută înclinând rece din cap, ieși repede din sufragerie. Ei, firar să fie, mormăi Trent. Ce albina a, Trent, nu fi grosolan. Îl întrerupse Rubi. Stai puțin! Ce faci? Unde? Ignorând exclamațiile de uimire ale mătușii lui. Întârziere enervantă. Pictez materiale pentru haine. Haine! Întrebă el uluit. Da, haine, spuse ea privindu-i prin lentilele albastre ale ochelarilor. E foarte ingenioasă, interveni Rubi cu falsă veselie. Sperase atât de mult că nepotul ei va reuși să o schimbe pe domnișoara Remsi dar, în timpul cinei, speranțele îi se evaporaseră. Domnișoara Rems se retrăsese și mai mult în cochilia ei. Părea să se ascundă după ochelari, să se topească sub hainele ei urâte, să se izoleze și mai mult în spatele unui văl de singurătate. Ar trebui să vezi câteva din creațiile ei, continuă Rubin netulburată. Singura problemă e că muncește prea mult. Eu îi spun tot timpul să mai iasă, să se plimbe cu cei de vârsta ei. Trent nu își luase ochii de la domnișoara Remsi. Aici lucrezi. Da, am transformat camera de zi a apartamentului în atelier. Lumina e foarte bună. Nu sunt sigur că înțeleg, spuse el întinzându-și picioarele lungi. Genunchiul îi se lovi de al ei pe sub masă și ea. Trent se ridică, trând șervetul și plecă de la masă cu aceeași grabă cu care o făcuse domnișoara Remsi cu câteva secunde înainte. O ajunse din urmă, exact când i-a dădea să pună piciorul pe a doua treaptă. Domnișoara Remsi. Vocea lui conținea tonul autoritar al unui sergent. Ea se opri brusc și se întoarse. Înainte să apuce să se împotrivească, se trezi cu mâna dreaptă ținută strâns în mâna lui. Nu mai lăsați să spun câtă plăcere îmi face să mă aflu în compania dumitale încântătoare. Ignorându-i furia clocotitoare, îi vorbise cu căldură. Nici o femeie nu îl părăsise pe Trent Gamblin. Încântat, domnișoară Remsi, spuse el și, ridicându-i mâna, i-o sărută. Ea încercă să-și rețină geamătul, dar nu izbuti. Avea senzația că primise o lovitură puternică în abdomen și se simți cuprinsă de fiori, smulgându-și mâna dintre lui, îi spuse, noapte bună, pe un tom glacial și urcă scările cu capul sus. Trent zâmbea când se întoarse în sufragerie. Nu-mi place expresia de pe chipul tău, Trent, îi spuse Rubi cu severitate. Ve, El își reluă locul și își mai puse o ceașcă de cafea. Chiar dacă se poartă ca o fată bătrână, domnișoara Rems e femeie, totuși. Sper că nu o să faci nimic indiscret și o să te porți cu ea cu respect. E o fată foarte plăcută, dar ține la intimitatea ei foarte mult. În toate aceste luni, nu mi-a spus absolut nimic despre ea. Bănuiesc că, în viața ei, există o foarte mare tristețe. Nu o provoca, te rog. Nici prin cap nu-mi trece, spuse el cu un zâmbet care numai sincer nu era. Din moment ce mătușa lui îl adorase întotdeauna, nu îi puse la îndoială sinceritatea. Bine, acum, fii drăguț și vino cu mine în bucătărie cât o să strâng totul. Vreau să-mi povestești tot ce se petrece în viața ta. Chiar și părțile murdare. Iar se ușor și îi strânse bărbia mai întâi pe acelea. Trent își urmă mătușa în bucătărie, dar se gândea tot la domnișoara Remsi. Oare care îi era numele mic? Observase că, sub hainele acelea oribile, pe care nicio o altă femeie nu le ar fi purtat fără să-i fie rușine, avea un mers extrem de pomeți aceia făcuți legendari de fotografiile publicate în cele mai mari reviste de modă din lume nu mai păreau atât de proeminenți acum, că obrajii se mai împliniseră. Își scoase ochelarii care nu-i mai erau necesari. Ochii ei de un verde topaz, care ferme ca să sute de mii de femei, făcându-le să cumpere farduri de pleoape cu nume ca deșertul Sahara și nestematele pădurii o priveau din oglindă. Când erau machiați cu grijă, arătau superb. Chiar și fără fard, forma lor migdalată era deosebită și izbitoare prea izbitoare pentru a fi ascunsă în spatele unor ochelari cu lentile colorate, dacă voia să nu fie recunoscută. Se forță să zâmbească. Dinții începeau să îi se strâmbe din nou. Mama ei ar fi făcut criză dacă i ar fi văzut. Câți bani cheltuise Susan Remsi pentru a îndrepta dinții. Totuși, fără aparatul cu care rana fusese sfătuită să doarmă în fiecare noapte, cei patru dinți din față începeau să se suprapună din nou. Luând o perie, își dădu pe spate părul greu care îi atârna de o parte și de alta a feței. Clătină din cap, apoi, așa cum fusese învățată. Da, stilul Rana. Un păr extrem de bogat și de un roșu grațios și de fluid. Ținuta ei era mândră. Chiar dacă mâna pe care i-o ținuse el nu avea manicura făcută, era extraordinar de fragilă și de delicată. Dintr-un anume motiv, în ciuda pielii aspre și a mirosului, vag de vopsea și terebentină, îi plăcuse foarte mult să-i o sărute. Sus, în dormitorul ei, care se întindea în partea de răsărit a casei, rana se dezbrăca. În ultimele șase luni evitase oglinzile, dar acum se privi cu atenție. Într-un colț al camerei se afla o oglindă mare în care se putea vedea în întregime. Plecase de la New York cântărind 50 și 2 de kilograme ce abia erau distribuite pe trupul ei înalt de un 1,75 m. Grație artei culinare a lui Ruby, pentru a nu mai vorbi de cicălelile acesteia, rana mai pusese pe ea vreo 10 kg, dar, oricum, tot slabă era. Ea, însă, se considera grasă. Oasele șoldurilor nu se mai vedeau ieșind dintr-un abdomen congav. Sânii se mai rotunjiseră, devenind mai moi, mult mai feminini. Greutatea dobândită se vedea și pe chip. Închis îi încadra fața exotică. E adevărat, o versiune neclară și diluată, dar ceva o făcu să-și amintească lucruri dureroase și acum mai simțea degetele pătate de tutun ale agentului ciupindu-i bărbia în timp ce îi întorcea capul când într-o parte, când într-alta, pentru a o examina din anumite unghiuri. E prea, pare prea exotică, doamnă Rems. E frumoasă, dar străină. Da, asta e. Nu pare destul de americană. Dar aveți deja modele tipic americane, spusese Susan Rems cu dezgust. Rana e deosebită. Asta o face să fie o comoară nedescoperită. Nimeni, nici agentul, nici fotograful care căsca, nici mama ei nu o observaseră tresărind. Îi era foame. Se gândi ea un cheeseburger și îi lăsă gura apă. Nu avea sens să se chinuiască. Avea să aibă noroc dacă va avea voie să își pună un sos eu puține calorii peste salata verde, în caz că va mânca ceva la prânz. Îmi pare rău, spusese agentul strângând fotografiile rânei pentru aile în le Susan Ramsey. E o fată frumoasă, dar nu e pentru noi. Ați încercat la Ford. Aileen s-a descurcat foarte bine cu Ali Măgro, care era bruneta și avea ochii negri. Băgând fotografiile într-un plic mare și luând-o de braț pe rana, Susan ieșise repede din birou, în lift, tăie numele agentului respectiv de pe lista ei lungă. Nu-ți face griji, Rana. Nu se poate ca toată lumea din New York să fie oarbă. Stai dreaptă, te rog. Și, data viitoare, vrei să zâmbești puțin mai mult. Nu mai pot de foame, mamă. Azi dimineață n-am mâncat decât o felie de pâine prăjită și o jumătate de grapefruit. Mă dor și picioarele. N-am putea să ne oprim undeva, să stăm jos și să mâncăm. Mai mergem întâi la câteva interviuri, îi spusese Susan absentă aruncându-și privirea peste numele rămase pe listă. Dar sunt frântă. Susan o împinsese ușor din lift când ajunseră la parter. Ești o egoistă, Rana. Te-am scăpai de căsătoria aia nefericită. Mi-am vândut casa pentru a strânge destui bani ca să te aduc la New York. Îmi sacrific viața pentru cariera ta și astea sunt mulțumirile pe care le primesc. Nu faci altceva decât să te plângi. Rana nu spuse ce gândea, că ideea de a fi model îi aparținuse mamei, nu ei, Susan însă și dorise să vândă casa din Desmond's și să se mute la New York și că acea căsătorie fusese nefericită pentru că Susan se tot amestecase. Următoarea întâlnire o avem peste 15 minute. Dacă încetezi cu voicărelile, o să ajungem cu 5 minute mai devreme, ceea ce va însemna că o să am timp să-ți refac machiajul. Te rog, nu uita să zâmbești. Nu poți să știi niciodată când e bun un zâmbet. Unul din agenții ăștia tot o să-ți vadă potențialul. Cel care a făcut-o, până la urmă, a fost Mor Fletcher. Biroul acestuia nu se afla la o adresă prestigioasă. El era supraponderal, neîngrijit, cu un început de chelie și numele îi figura undeva, pe la sfârșitul listei lui Susan. Dar el a privit pe lângă mamă și a văzut-o pe fata de 19 ani care o însoțea. Stomacul îi se agită și nu din cauza sandvișului cu carne de vită care pusese să-i fie trimis de la magazinul de jos. Dacă un profesionist istovit ca el putea fi mișcat de acel chip și de acei ochi, își dădu seama că și măria sa publicul avea să fie. Ia loc, domnișoară Rems, spuse el oferindu-i un scaun întâi fetei. Surprinsă, ea se prăbuși pe scaun și imediat se descălță. El îi zâmbi și ea îi răspunse. Două zile după aceea, se întocmea un contract, revăzut de nenumărate ori de Susan, și, în cele din urmă, fu semnat. Acela a fost începutul. Simplul gând la lunile care au urmat o făcea să se simtă obosită. Umerii îi se lăsară în jos. Capul lui căzu și părul lui încadră din nou fața ascunzându-i pomeți clasici. Îmbrăcă un tricou vechi cu care dormea și se duse la fereastră. Dacă asculta cu atenție, putea să audă valurile neobosite ale golfului Mexic rostogolindus spre țărm la câteva blocuri distanță. Greieri cântau în ramurile groase ale copacilor. Noutatea acelor sunete încă o mai intriga. Erau atât de diferite de zgomotele din oraș care ajungeau până la fereastra apartamentului ei aflat la etajul 32 în Upper East Side. Prefera acel dormitor ciudat mobilat modernismului locuinței sale din New York decorată de un profesionist. Liniștea aceea era ceva ce avea să prețuiască mereu. Numai că, în seara aceea, nu era prea liniștită. Descoperi că era neliniștită imediat ce se strecură în așternut. Se gândea tot timpul la cel care locuia acum vis-a-vis -vis de ea. Se potrivea atât de mult genului de mascul cuceritor, încât o făcea să râdă. Ciudat, totuși, își spuse ea, nu avea chef să râdă. Era bucuroasă într-o singură privință, nu o recunoscuse. Bineînțeles că el citea mai mult reviste ca Sport Illustrated decât vog. Iar dornișoara Rems nu semăna deloc cu modelul din reclamele pentru cosmetice de la televiziune și, în plus, Nimeni nu s-ar fi așteptat ca frumoasa rana să apară la o pensiune din Galveston, Texas. Avea tupeu, dacă îi sărut mâna astfel, dar o făcuse, pur și simplu, de ciudă. Cum avea să suporte să stea sub același acoperiș cu un bărbat atât de îndâmfat? Avea să-l ignore, hotărâ în sinea ei, dar deja stătea cu urechile ciulite pentru a-i auzi pașii pe scară și se întreba ce o fi făcând furioasă pe sine, își umflă perna cu pumnii și și lungă pe Trent Gamblin din minte. Numai că, pe măsură ce se lăsa furată de somn, se gândea la zâmbetul lui și la felul atrăgător care îi lumina chipul. Și, pe mâna ei, mai zăbăvea încă senzația arzătoare lăsată de buzele lui. Fu cât pe aci să calce pe el când deschise ușa apartamentului ei a doua zi dimineața târziu era întins în hol și făcea flotări. Ah! exclamă ea ducându-și mâna la inima care îi bătea cu putere. El se ridică repede. Bună dimineața! Cel dintre impuls al ei a fost să se retragă repede în siguranța apartamentului și să închidă. Ușa, fugind de tentația de a-și clăti privirea pe goliciunea lui. Căci el era, într-adevăr, goi. Numai o pereche de pantaloni scurți din nylon se aflau între el și indecență. Totuși, nici aceștia nu puteau fi considerați prea decenți. Banda elastică se afla căzută sub talie, de fapt, sub buric. Uzi de sudoare, pantalonii se lipiseră de piele de parcă ar fi fost una cu trupul. Cât despre mărimea și forma, a orice, el nu mai avea niciun secret față de ea acum era plin și perfect. După privirea grăbită pe care i o aruncă, Rana își simți gâtlejul încleștându-se. Bună dimineața, spuse și ea cu un glas subțire. Își zise în sinea ei să se uite oriunde în altă parte, numai la el nu. Adidașii și o pereche de ciorapi umezi se aflau lângă ușa lui. Datorită faptului că aceasta era deschisă, observă că înăuntru era o dezordine de nedescris. Hainele, încă nedespachetate, atârnau afară din valize. Cutiile stăteau aruncate una peste alta. Ai făcut antrenament? Îl întrebă ea, neavând altceva să-i spună. Da, am alergat pe plajă. A fost grozav. Era transpirat. Acel trup masculin impresionant trebuia să fie eliminat cantități uriașe de apă. Broboane de sudoare îi licăreau pe piele și îi lipeau firele de păr de pe piept unele de altele. Și roiau prin fâșia mătăsoasă de păr negru, ca abanosul care îi despărțea în două abdomenul îndreptându se direct spre buric. Ei își ridică brațul pentru a-și șterge sudoarea de pe sprâncene. Să se uite în scobitura umbrită a subsoriului era ca și cum ar fi comis un act de mare intimitate cu el, așa că își feri privirea repede, cuprinsă de un sentiment de vinovăție. ă, umărul, adică, flotările sunt bune pentru umăr. Și palmele ei începură să transpire. Încercă să și ieșteargă de pantalonii gri cât putu mai pe neobservate. N-au ce să-i facă rău. Sunt alți mușchi. Înțeleg. Chiar? Păi, flotările sunt pentru brațe și piept? Nu. Da, spuse el. Pentru pectorali. Dumneata face exerciții fizice, nu pentru pectorali, zise ea și el zâmbi larg. Alerg uneori, se grăbi ea să adauge. Ce ar fi să alergăm împreună mâine? Nu cred, spuse ea trecând ușor pe lângă el. La revedere! Iartă-mă că m-am folosit de hol, dar n-am avut loc în apartament, pentru că n-am despachetat încă. Eu tocmai mă duceam în bucătărie. Scuză-mă! Când ea fu exact lângă el, Trent spuse. Domnișoară Remsi. Hm. Politicos, deși deloc înțelept, ea se răsuci și acum erau destul ele apropiați pentru ca ea să poată simți mirea smasărată a mării, pe care el o adusese de pe plajă și nu era absolut deloc neplăcută. Știi cum ar trebui făcute flotările? De fapt, n-am, nu, nu știu. Pentru a maximaliza rezultatele, e mai bine să e faci cu o altă persoană care să-ți stea pe spate. Ia înghiți cu greu. Cu cineva pe spate. El se rezemă de perete și își încrucișă brațele. Ea ar fi vrut să nu fi făcut, căci acea poziție îi umfla mușchii pieptului. El se relaxa, sfârcurile îi erau tari. Din nou rana a avut impresia că văzuse ceva interzis și își coborâ privirea. Nefericită hotărâre! și gleznele lui erau încrucișate și altceva îi se umflase între picioare. Da, cineva care să adauge greutate. Pentru ca mușchii să facă un efort mai mare. Ghicia, asta e ideea. Eh, mă gândeam dacă nu cumva dumneata. Își înclină capul într-o parte lăsând acea sugestie neterminată, în timp ce ochii lui căprui licăreau plini de neastâmbări. Nu, bănuiesc că nu, încheie el repede. Nu contează. Obrajii ei ardeau. La început, ți a fost provocată de stânjeneală, apoi de furie, pentru că îi văzuse zâmbetul insinuant jucând pe buzele senzuale. Așa cum am mai spus, eu mă duceam în bucătărie, zise ea întorcându-i spatele și îndepărtându-se în grabă. Idiot arrogant, își spuse ea clocotind de furie când îi auzi râsul în urmă. Cei păsa ei dacă el voia să umbie gol și a sudat ca un porc. Pufni bat jocoritoare, dar mâinile îi tremurau când luă un pahar din dulap și îl turnă sifon peste gheață. Decât să se întoarcă la ea în apartament, unde ar fi putut risca să-l întâlnească din nou, se așeză la masa de bucătărie și, luând creionul și carnețelul care se aflau totdeauna lângă telefon, începu să schițeze câteva din modelele la care se gândea de câtva timp. Păsări ale paradisului pictate pe un mov pal. O floare roșie de hibiscus umplând tot spatele unui corsaj. Sau un design abstract îndrăzneț cu portocaliu, negru și turcoaz. Inspirație. Ea scăpă creionul din mână neîndemânatică și, în graba de a-l ridica, fugata să răstoarne paharul cu sifon. Aș vrea să nu mă spionezi astfel, îi zise ea lui Trent pe un ton tăios. Iartă-mă, dar am crezut că m-ai auzit. Bănuiesc că erai cufundată în gânduri. Ea îi privi acuzator picioarele desculțe. Dacă ai purta pantofi, poate te aș auzi. Am făcut o bășică la degetul mic azi dimineață. Și doare îngrozitor. Dacă se aștepta la milă, avea să fie dezamăgit. Ea ar fi vrut să-l întrebe de ce umbla pe jumătate îmbrăcat, dar nu găsi curajul. Și, în plus, nu voia ca el să știe că îi observase pantalonii scurți. Shortul de blugi îi îmbrăca perfect șoldurile, pulpele și sexul, în așa fel, încât o făcea să îi se taie răsuflarea. Acum purta un maiou cu însemnele echipei, care îi lăsa abdomenul descoperit. Torsul lui era atât de simetric, încât ai fi zis că fusese desenat cu linia. Privirea ei fu atrasă în mod involuntar de buric. Oare acestea puteau fi considerate frumoase? Sau al lui era misterios și sexy? Oricum, i ar fi plăcut să-l cerceteze. Mătușa e pe aici. Rana își luă ochii, atenția și imaginația de la partea inferioară a abdomenului lui și îi arătă spre un bilet prins de frigider cu un magnet în formă de varză. A ieșit puțin. Hm, murmură el încruntat ușor. A zis că mi-a păstrat niște suc de fructe. Ai idee unde ar putea fi. Cratimă punct. Uită-te în frigider. El deschise ușa și îl examină interiorul. Lapte, o sticlă de ceablis, spuse el aruncându-i o privire peste umăr, și ceva într-un borcan pe care scrie, nu aruncați. E untură. Nu cred că mi-ar potoli setea. Dându-și seama că liniștea ei se încheiase în clipa în care el intrase în bucătărie, ea se ridică de pe scaun și spuse cu un oftat care fu sigură că se auzi destul de tare. Uneori mai ține câte ceva și pe veranda de dormit. Mă crezi sau nu, dar eu chiar am dormit aici, spuse el. Adevărat, în multe nopți de vară când am venit cu mama pe când eram puști. Ea se prefăcu dezinteresată, deși imaginea unui băieței neastâmpărat, cu păr negru și genunchi juliți, îi răsări în minte. Și tatăl tău a murit într-un accident de avion peste Iocean când eu eram încă prea mic ca să mi-l amintesc. Mama nu s-a recăsătorit niciodată. A murit și ea acum doi ani. Era la fel de singur pe lume ca și sa, dar nu își putea permite să-i fie milă de el. Nu își putea permite să simtă absolut nimic față de el, îndeosebi acum, că mirosul mării fusese înlocuit de cel al pielii curate, al spumei de bărbierit și al coloniei cu parfum de citrice. Se uită prin cameră, unde Ruby ținea orice de la hârtie igienică și săpun de vase până la gem de casă. Pe un raft, rana a găsit tot felul de sucuri de fructe. De mere, de grapefruit sau de portocale. De portocale, spuse el și se așeză în ușă, între ea și bucătărie. Picioarele îi erau lungi și zvelte, dar la fel de tari ca trunchiurile unor copaci. Bicep și îi erau străbătuți de vine albăstrui pe care ea le urmă cu privirea în jos pe brațele puternic bronzate, până la palme. Cicatricea unei operații se vedea în jurul cotului drept, iar două degete erau puțin strâmbe datorită faptului că fusese rupte. Semne ale profesiei lui, bănui rana. Scuză-mă, spuse ea încet când ajunse la ușă, iar el se dădu la o parte pentru a o lăsa să treacă. Uită-te bine la ce fac ca să știi altă dată unde sunt toate lucrurile. Sunt cât se poate de atent, domnișoară Remsi. Ignorându-i tonul și canator, ea desfăcu cutia cu deschizătorul pe care îl scosese dintr-un sertar și repetă toate mișcările pe care le făcuse mai devreme când își pregătise paharul ei. Poftim, spuse ea apoi dându-i paharul. Mulțumesc, zise el și îi făcu cu ochiul duse paharul la gură, își dădu capul pe spate și bău tot sucul până la ultima picătură. Rana îi privi mărul lui Adam urcând și coborând numai de trei ori. Mai vreau, spuse el întinzându-i paharul și, uluită că putea să bea atâta într-un timp atât de scurt, îl umplu în mod automat. Îl bău la fel ca și pe celălalt și apoi plescăi din buze satisfăcut. Ah, Eh, acum o să beau mai încet. Adică, mai vrei? Îl întrebă ea nevenindu-i să creadă când el îi întinse paharul din nou. Privirea lui părea să-i străpungă ochelarii. Asta e numai un fel de sete din numeroasele feluri care mă stăpânesc, domnișoară Remsi, spuse el și privirea îi alunecă spre gura ei. Bună, Rubi, rana tre de parcă ar fi fost împușcată recunosc cu vocea veselă a poștașului, care, în fiecare zi când aducea corespondența, obișnuia să-i facă o vizită lui Ruby. Dacă aceasta ar fi fost mai tânără cu 20 de ani, Rana ar fi zis că flirtează amândoi. Și, de fapt, poate că asta și făceau, în ciuda vârstei lui Ruby. Puse cutia cu suc pe dulap. Servește singur de acum încolo, domnule Gamblin. Aici, domnule Felton, îi strigă ea apoi poștașului, îndreptându se grăbită spre veranda din spate. Ruby nu e acasă. Doamne, dar ce multe sunt astăzi, nu. În majoritate, note de plată. Câteva reviste. Ați luat tot. Transmiteți lui Rubi salutări. O să-i transmit. Rana se întoarse în bucătărie cu corespondența și o puse pe masă. În timp ce se uita prin ea, ca să vadă dacă nu primise ceva, Trent veni în spatele ei. Începuse să se obișnuiască să o studieze și să o analizeze pe domnișoara Remsi. Era atât de deosebită de femeile pe care le cunoștea el. Nu văzuse niciodată haine mai urâte decât cele pe care le purta în ziua aceea. Pantalonii, pe care și-i se în talie cu o curea iată de piele i-ar fi venit bine unei femei de două ori mai mari decât ea. Și ar fi fost foarte potriviți pe un vas de război. Erau atât de cenuși și atât de oribili. Dacă avea un șezut, el nu își dădea seama de proporțiile acestuia. De asemenea, și forma picioarelor ei rămânea învăluită în mister cu bunăvoință ar fi înlăturat cămașa aceea bărbătească scăpătată de vopsea, ale cărei mâneci fusese răsuflecate și lăsau să i se vadă brațele, dar vesta fără nicio formă pe care o purta peste cămașă îi până la șolduri. Probabil că nu avea un piept prea mare, dar, fără să vrea, era curios să afle cât era exact. Era aproape nebun de curiozitate în legătură cu sânii ei privi în jos spre creștetul capului ei. Nu se ostenise să-și aranjeze părul în vreun fel. Acesta cădea greu și drept pe spate, bine periat, dar altfel, neîngrijit. Mirosea bine, cu siguranță. Îi plăcea parfumul floral al șamponului ei. Sau era mirosul spumantului de baie. Gândul că domnișoara Remsi ar fi lenevit într-o cadă plină de spumă era total deplasat. Dar tuturor femeilor, indiferent cât de serioase, le plăceau asemenea lucruri, nu. Se întrebă el. Sigur că făcea băi cu spumă. Bine înțeles. Și, pe urmă, ce-și punea pe ea? Lenjerie sumară, din dantelă, delicată ca o pânză de păianjen. Într-un fel, nu reușea să și o închipuie în ceva frivol și excitant. Probabil că purta bumbac care acoperea absolut tot. De ce naiba stătea să se gândească la lenjeria ei, oricum? Oare chiar stătea acolo și îl făcea speculații cu privire la lucrurile intime ale domnișoarei Remsi? Doamne sfinte, poate că avea nevoie de o femeie mai mult decât își întipuia. Poate că trupul lui era înfometat cu disperare de sex și încă nu transmisese mesajul creierului. Poate ar fi trebuit să-l sune pe Tom și să-i spună să-i trimită o femeie. Cât mai repede. Cu expresul. Nu, nu, își spuse el apoi, respingând ideea aproape imediat. La Nalba. Doar acesta fusese motivul pentru care plecase din Houston, nu. Să fugă de viața aceea. Exagerase mult prea mult. În următoarele câteva săptămâni, nu avea să se apropie de o femeie decât prin intermediul fanteziilor. Iar domnișoara Remsi era singura de pe acolo apropiată de el ca vârstă. Nu avea de ales, așa că, de ce să nu lase niște fantezii în legătură cu ea să-i joace prin minte? Erau complet inofensive. Nu avea nicio îndoială că era feminină într-o oarecare măsură, chiar dacă era mai greu de abordat decât un gard de sârmă ghimpată. Zăpăceala i se citise pe chip când dăduse de el în hol în timp ce își făcea flotările. Ar fi putut găsi loc în apartament, dar sperase că avea să se împiedice de el. Biata de ea, probabil că nu mai văzuse niciodată un trup de bărbat atât de aproape de a fi gol. Oare știa cum arăta și mirosea sudoarea unui bărbat? Probabil că nu, până în dimineața aceea. Cu siguranță că părul se fâstăcită. Trent fu nevoit să-și rețină un hohot de râs chiar și acum, când își aduse aminte chipul ei șocat. Dar ei îi plăcuse ce văzuse. Era în stare să parieze pe reputația lui de Casanova. E ceva pentru mine. Răsuflarea lui îi atinse creștetul capului. Abia atunci își dăduia seama cât de aproape se afla. Nu, spuse ea, uitându-se repede și printre celelalte plicuri trânti apoi pe masă toată corespondența, în clipa aceea, una din revistele de modă ale lui Ruby se deschise. Rana își ținură suflarea. Era chiar ea, subțire și sexy, întinsă pe un alb. Părul ei de culoarea mahonului era răsfirat ca un evantai pe spate. Coaforul și fotograful munciseră o oră întreagă pentru a izbuti să facă totul perfect. Pomeții ieșau în evidență și, Deasupra lor, ochii ei erau visători. Buzele îi sclipeau, sugestive, schițând un zâmbet stins. Porta alb, culoarea ei specifică. Aceea fusese condiția lui mori, avea să o lase să facă reclama, numai dacă era acceptată condiția. Rana poartă numai alb, să știți, le spusese el celor care se ocupau de publicitate. Aceștia o voiau cu tot din adinsul și erau gata să accepte orice condiție și să plătească prețul exorbitant cerut de ea. În fotografie, unul din genunchi era ridicat provocator. Avusese o vânătaie taie pe pulpă fiindcă se lovise la portiera unui taxi cu o zi în urmă și fusese o provocare pentru expertul în machiaj să o acopere, dar, în final, îi făcuse pielea să lucească. uitându se la fotografia aceea, aproape că simțeai chiar mătasea pielii ei măslinii. Bichinii pe care îi purta erau decupați sub oasele proeminente ale șoldurilor. În fotografie, tricoul scurt îi era împins până sub sânii de mâna unui bărbat. Acesta, întins lângă ea, dar în afară fotografiei, avea o față de cartof, dar niște mâini de poet. Își câștiga existența făcând orice de ea abate bebelușii ușor pe funduleț în reclamele pentru scutece până la a desface cutii de bere în așa fel, încât spuma să se reverse. Reclama era însoțită de cuvintele, „Moliciuna Netilda a fost niciodată mai moale. Fusese frig în studio, sfârcurile i se întăriseră și se vedeau clar prin tricoul scurt din bumbac. Reprezentantul agenției publicitare fusese extrem de încântat. Clientul lui ceruse ceva sexy, fără să fie obscen. Pe fotograf nu îl interesau decât focalizarea și lumina. Asistentul lui făcea glume că figurantul îi pipăia sânii ranei pe ascuns, când nu se uita nimeni. Susan Rems se supără și începu să protesteze cu vehemență împotriva umorului său, obscen. Din moment ce asistentul era și iubitul fotografului, se supără foarte tare și amenință că o va da afară din studio dacă nu tace. În tot acest timp, Rana stătea plictisită și obosită, simțind o durere de spate datorită faptului că stătuse prea mult în poziția aceea și stomacul îi scotea sunete de nemulțumire fiindcă era foame. Frumos Vocea groasă și masculină care îi răsuna foarte aproape în ureche o readuse la realitate, închise repede revista. Ce este? Nu ți place?" o întrebă Trent vădit amuzat de reacția ei. Da, nu, tre trebuie să mă apuc din nou de lucru." Își făcu drum pe lângă el și urcă scara aproape în fugă. După ce se închise în apartamentul ei, se lipi de ușă, respirând greu, așteptându se ca el să vină alergând după ea, cu revista în mână și cu gura căscată fiindcă o recunoscuse. După aceea își dădu seama că teama de a fi descoperită era absolut ridicolă. Nici trend, nici nimeni altcineva nu avea să o recunoască în acea reclamă. Domnișoara, Rems semăna cu femeia din fotografie cam tot atât de bine cum semăna fața bărbatului model cu mâinile sale nu era nicio legătură logică între ele. În cele din urmă, se desprinse de ușă și își reluă lucrul la fusta pe care o picta când hotărâse să facă o pauză. Păreau să fi trecut o sută de ani. Suferise două șocuri. Primul, văzându-l pe Trent Gamblin în timpul antrenamentului și al doilea, descoperindu-și fotografia în revistă. Timp de șase luni se izolată, fără nicio amenințare reală de a fi descoperită. Chiar și atunci când le dăduse lui Mori și mamei ei noua adresă, îi avertizase că, dacă încercau cumva să o convingă să se întoarcă la New York, avea să dispară din nou și nu le va mai spune unde se afla. Acum, că Trent locuia acolo, recunoașterea ei părea iminentă, de dată. În cercul ei personal intrase cineva. Din cochetărie, Ruby nu purta ochelari de vedere, chiar dacă nu vedea prea bine. Așa că, în ciuda faptului că citea revistele de modă din scoarță în scoarță, nu făcuse niciodată legătura între Chiriașa ei neîngrijită și superbarana. Rana. Oare nepotul ei avea să fie mai ager? Sirul gândurilor îi fu întrerupt de soneria telefonului. Din obișnuință, își șterse mâinile pe o cârpă înainte de a răspunde. Bună, Beri, spuse ea veselă după ce interlocutorul ei se prezentă. Sper că lucrezi din greu, pentru că ești cerută. Era irascibil, brutal de sincer și, adesea, chiar grosolan. Dar grosolania lui era direct proporțională cu afecțiunea pe care o simțea față de persoana căreia îi era adresată cu cât era mai șocant, cu atât îi plăceau mai mult clienții. Sub firea aspra a lui Berry, Rana descoperise o ființă iubitoare, ale cărei comportări nefirești constituiau un mecanism de autoapărare. Ea bănuia că se afla la înălțimea așteptărilor tuturor, exact cum făcuse și ea până în urmă cu șase luni. I a plăcut rochia doamnei tupăluite. Draga mea, când a văzut-o, a fost gata să rupă cu săturile rochiei mizerabile pe care o purta. Era cel mai hidos lucru pe care i-am văzut vreodată. I-ai vându-o, bineînțeles, spuse el râzând ușor. Poate că unele din clientele mele n-au nici un pic de gust, dar nici eu nu sunt prost. De aceea ai fost de acord să-mi prezinți lucrurile în magazinul tău. Adevărat, era încântată. Afacerea lor se dovedea la fel de avantajoasă și pentru el și pentru ea. Rana îl cunoscuse pe Barry Golden la New York, unde acesta lucra pe post de coordonator de modă la un mare magazin. Îi plăcea la nebunie industria modei, dar nu putea suferi orașul. Când se trezise cu o mică avere lăsată moștenire de bunicul său, se întorsese în orașul lui natal, Houston și își deschisese un magazin superb care oferea mărfuri pentru persoanele bogate. Când părăsise New York-ul, îi spusese Ranei că, dacă avea vreodată nevoie de ceva, să-l anunțe neapărat, iar ea luase legătura cu el cu șase luni în urmă. Dacă norocul o adusese la pensiunea Kling Galveston, Berry fusese cel care o adusese în apropierea orașului Houston. Ideea ei de a picta de mână unele articole de îmbrăcăminte îi înflăcărase imaginația și acceptase entuziasmat să-i vândă câteva produse în magazinul său, în regim de consignație. Acestea se seră imediat și clientele aiul începuse să ceară mai mult. Acum ea lucra aproape numai pe bază de comision. Chestiile astea ale tale sunt extraordinare, îi spuse faci excepție de ea toate regulile pe care e știu eu, scumpo. Ai fost primul model cunoscut de mine care nu era obsedat de propria imagine în oblindă. Ai fost o păpușă cu care mi a fost mai mare dragul să lucrez când am organizat acele parade de modă. N-ai fost deloc insistentă. A fost mama și pentru mine. Nu mă face să vorbesc despre ea, pentru că o să te țin toată ziua la telefon. Ajunge să-ți spun că te ador împreună cu munca ta. Aproape că mă simt vinovat că vând o asemenea operă de artă. Sunt convinsă, spuse Rana, iar el oftă teatral. Ah, mă cunoști prea bine. Eh, acum gata cu chestiile astea, zise el schimbând tonul brusc. Când vi la Houston, când o să fie gata fusta pentru doamna Rutherford, mă înnebunește, sună de trei ori pe zi la sfârșitul săptămâni. Bine, mai am patru comenzi pentru tine. Patru, da, patru și ți-am mărit și prețul. Berry, din nou, nu fac asta pentru bani. Pot să mă întrețin cu ce mi-a mai rămas. Nu fi ridicolă. În societatea noastră se face. Orice pentru bani. Și bogătașele astea nu zic nimic de preț. Cu cât îi costă mai mult pe soții lor, cu atât sunt mai încântate. Acum, fii drăguță și taci când e vorba de cartonașele cu prețul pe care le pun pe lucrurile tale. Tot mai continui să refuzi să te întâlnești cu clientele personal. Pentru același motiv, da, ar exista șansa ca vreuna din ele să mă recunoască. Și ce, eu aș fi încântat. Știi ce părere am despre deghizarea asta absurdă. N-am mai fost de mult atât de fericită, Beri, spuse ea încet. Foarte bine, nu te bat la cap, dar aș vrea să discutăm ceva cu totul diferit și interesant când o să ne vedem. Ce anume? Nu contează acum, du-te și lucrează la fusta. Doamnei Rutherford, bine, o să, stai puțin, a bătut Ruby la ușă. Puse jos receptorul și se duse să deschidă. Numai că în prag nu se afla Ruby, ci Trent care stătea sprijinit leneș de toc. Ai un leucoplast. Vorbesc la telefon acum, spuse ea scurt. Arăta superb și era furioasă că observase. Acest lucru. Pot să aștept. Trecu pe lângă ea, așa că ea nu a avut de ales decât să-l lase să intre. Nu îl putea da afară cu forța. Aruncându-i o privire furioasă, Ridică din nou receptorul. Îmi pare rău, beri, dar trebuie să închid. Și eu am treabă. Deci, ne vedem săptămâna asta, scumpo. Da, vineri. Pa, cine e beri? Întrebă Trent cu îndrăzneală în clipa în care i-a pus receptorul în furcă. Nu e treaba dumitale. Ce doreai? E un prieten. Ea îl privi furioasă prin lentilele colorate și numără în gând până la 10. Da, Beri e un bărbat, da, e un prieten, dar nu în sensul la care te-ai referit. Pentru un leucoplast mai întrerupt, nu. Ești sigură că nu e un prieten. Nu te vezi cu el vineri. Nim sună a întâlnire. Vrei un leucoplast sau nu? Își dă dupărul pe spate furioasă și își propti mâinile în șolduri. Trent fu încântat când îi văzu forma rotundă a sânilor pe sub cămașa aceea veche. Frumoși sânii, foarte frumoși chiar, te rog, spuse el zâmbind. Ea se duse în baie și luă o cutie din dulapul de deasupra chiuvetei. Deschise capacul cu destulă greutate, luă un bandaj și se întoarse. Trent era chiar în spatele ei, așa că se ciocni de el. Totul se întâmplă într-o clipă, iar ranei se păru o veșnicie. Automat își ridică mâinile și le lipi de pieptul lui tare. El îi apucă brațele pentru a o ține. Pentru o fracțiune de secundă, trupurile si se atinseră. Peste tot, piepturi, abdomene, coapse și tot ce se afla între ele se ciocniră ușor, ceea ce a urmări grave. Circuitele electrice se conectară. Căldura fu generată. Scântei invizibile țășni rădădată. Rana își propti palmele în pieptul lui pentru a se depărta și el, la rândul lui, făcu un pas înapoi. Se simțea la fel de amețit ca ultima oară când Minjo Green se izbise în el dincolo de linia de marcaj. Două perechi de plămâni aveau nevoie de aer și singurul sunet din încăpere era cel al luptei lor pentru oxigen. Poftim, poftim leucoplastul, spuse ea întinzându-l cu o mână tremurătoare. Mulțumesc, spuse el, luându-l. Da, avea sâni, cu siguranță. Și pulpe tari. Se întoarse și ea răsuflă ușurată. Numai că el nu se îndreptă spre ușă, ci se așeză pe marginea canapelei, proptindu-și un picior pe genunchiul celuilalt. Se chinui cu învelitoarea de celofan și, după câteva secunde, se dă dubătut. Vrei să-l desfaci? Te rog. Sigur, spuse ea întinzându se pentru a lua din nou leucoplastul. Voia să plece mai repede. Să iasă din adăpostul ei de pustnică. Aceea era locul ei de refugiu, unde se simțea în siguranță, iar el era un intrus nedorit. Sunt sigură că și rubiare leucoplast, spuse ea sperând că el îi va sesiza nota de reproș din glas. Și eu sunt sigur, numai că nu s-a întors încă. Îmi pare rău că te deranjez. O deranja chiar foarte mult. Nu mai avusese nicio relație cu vreun bărbat de când pusese punct căsătoriei, cu șapte ani în urmă. Bărbații nu intrau în socotelile ei. Bărbații reprezentau riscuri inutile. Prietenii ca beri și Mori erau în regulă. Partenerii de afaceri erau și ei în regulă dacă se limitau la afaceri. Dar niciodată, absolut niciodată, nu avea să-și mai permită să iubească iar. Jurase să nu se mai implice niciodată sexual atât de mult, încât să-i tremure mâinile așa cum îi tremurau acum. Un dezastru fusese de ajuns. Am de lucru și n-am prea făcut nimic astăzi din cauza ta, adăugă ea în gând. încruntându se ușor, el luă leucoplastul și îl înfășură în jurul degetului mic de la picior. Așa, spuse el ridicându se Faci treabă bună, Ana. Poftim, cum îi spusese. Pronunțase numele chiar cu un A, moale, care se potrivea numelui ei adevărat. Am observat de cum am intrat. E foarte interesant arătă din cap spre zona ei de lucru, unde erau împrăștiate diverse articole vestimentare în diferite stadii de execuție. Se duse spre ele și studia actualul ei proiect, fusta doamnei Rutford. Un mănunchi de crini se întindea de la tiv până la banda din talie, în partea stângă. Și acolo, întinzându-se pe o petală pătată, se vedea semnătura ei discretă, Ana Re. Căzuse de acord cu Berry să-și folosească numele scris invers. Draga mea, lucrurile vor fi și mai valoroase dacă sunt semnate, îi spusese Berry. Dacă le-ar fi semnat cu numele de Rana, ar fi fost ca și cum ar fi anunțat în Houston Chronicle locul unde se afla. M-am tot întrebat care-ți numele adevărat, spuse Trent. Avea ochi foarte buni dacă izbutise să-l descifreze semnătura bineînțeles, bănuia că inițiala, re, venea de la Remsi. Acel nepot al lui Ruby nu era prost deloc. Rana trebuia să fie foarte atentă. Bine că întiriase acel apartament tot sub acel nume, așa încât să nu existe nicio neconcordanță în cazul în care el și Ruby ar fi început să compare ceea ce știau. Când se întoarse din nou spre ea, Rana a avut nevoie de ultima fărâmă de voință pentru a nu tresări. E un nume foarte frumos, spuse el. Mulțumesc! Încerca, oare, să vadă dincolo de ochelari. Ochii lui păreau neobinuit de ageri și de cercetători. Se mutară din nou asupra gurii și, la fel ca mai înainte, ea simți că-i vine amețeală. Te rog să mă scuzi, domnule Gamblin. Poți să-mi spui Trent acum, pentru că eu am de gând să-ți spun Ana. În fond, suntem vecini. Zâmbetul îi era strâmb, puțin mai ridicat în partea dreaptă și extrem de atrăgător. Sau poate că acea atracție se datora felului copilăros în care îi cădea părul pe frunte. Așa cum îți spuneam, domnule Gamblin, zise ea accentuându-i numele, sunt foarte ocupată. Știi ce se spune despre cei care muncesc tot timpul și nu se distrează deloc, zise el, strecurându-și degetele în găicile pantalonilor scurți. Mă gândeam să merg la un matineu după amiază. Ce ar fi să vii cu mine? Iar rămase cu gura căscată. Nu pot să merg la. E cu Clint Eastwood. Găsești că e sexy? Nu. Da, este, dar eu. Cumpăr eu floricelele. Nu unt. Îmi plac cu unt, ție nu. Ba da, dar, te deranjează dacă îmi ling degetele. Nu, eu. Foarte bine. Dacă mă rogi frumos, ți le ling și pe ale tale. Domnule Gamblin, strigă ea într-o încercare disperată de a pune capăt trâmpenelii lui Aiurite. Trase adânc aer în piept. Poate că dumneata ai timp liber, dar eu sunt ocupată. Vrei să pleci? Te rog! Zâmbetul lui dispăru, atitudinea îi deveni rigidă și buzele îi se subțiară de furie. Scuză-mă! Nu o să te mai rețin nici o clipă, spuse el pornind spre ușă și aproape că o scoase din bala male când o deschise. Îți mulțumesc încă o dată pentru leucoplast, mai adăugă el peste umăr, înainte de a trânci ușa în urma lui. Țâfnoasă nesuferită, mormă el apoi îndreptându-se spre propriu său apartament, care arăta tot ca și cum ar fi fost măturat de un uragan. Afectată, înțepătoare și rușinoasă. Trânci ușa, sperând că reverberațiile îi răsturnaseră vră sticlă cu vopsea. Cine are nevoie de tine, madam? Cine se credea, de îi dădea ordine ca unui copil neastâmpărat și nici nu avusese tupeul să-i vorbească astfel. El alegea momentul când pleca de lângă o femeie, nu invers. Domnule Gamblin, domnule Gamblin, repetă el ironic. La naiba, de parcă săptămânile următoare ale exilului său n-ar fi fost destul de dificile, mai era obligat să și locuiască vis-a-vis de o călugăriță. Pun pariu că era gata să leșine când am zis să-i ling degetele. Pun pariu că asta era, își dădu el seama. Era o femeie simplă. În viața ei nu existase nimic captivant, cu atât mai puțin ceva de natură sexuală. Fără îndoială că era un vid uriaș în departamentul romantic al existenței ei. Și, deodată, își face apariția un bărbat. Destul de chipeș, murmură el fără modestie. Ea nu știa cum să reacționeze, așa că ridica bariere. Sigur. De ce nu își dăduse seama mai înainte? Nu ar fi fost atât de defensivă dacă el ar fi lăsat-o rece? Nu. O lumină îi licări în ochi când începu să pună la cale un plan prin care să-i învingă sistemul de autoapărare. Avea să fie distractiv. O adevărată provocare. Ceva care să-i ocupe gândurile cât avea să stea acolo. Doar nu avea să se antreneze tot timpul nu se gândi la adevăratul motiv pentru care voia să o cucerească. O clipă, când trupul ei subțire venise în contact cu al lui, el îi răspunsese cu căldură și tărie. Oricât ar fi fost de incredibil, prințul barurilor frecventate de burlaci și al budoarelor fusese excitat de domnișoara Ana Remsi. Doamnelor, vă invit la film în seara aceasta. Trent făcu anunțul în timp ce Ruby turna suc. Dezmeură peste o prăjitură La film Mamă, mama, ce mai distracție Așa mi-am zis și eu, spuse Trent E cu Clint Eastwood Uf, spuse Ruby E atât de sexy, că mă înfior Ar fi bine să-ți iei un act de identitate, mătușă E cotat cu și s-ar putea să nu-ți dea drumul înăuntru Glumeți mai ești Trent se rezemă de spătarul scaunului și îi aruncă mătușii sale un zâmbet fermecător, privind-o pe furiș pe Ana Remsi. Exact așa cum se așteptase, obrajii ei se înroșiră de furie. Îți mulțumesc, domnule Gamblin, dar pe mine va trebui să mă scuzi, îi spuse ea tăios. Nu vii, o întrebă rubiului uluită. Cum poți să refuzi o invitație la un film cu Clint Eastwood? Am treabă. N-am lucrat prea mult astăzi, spuse ea aruncându-i o privire fulgerătoare lui Trent, pe care ei o rată însă, îndreptându-și întreaga atenție asupra prăjiturii pe care o mânca. Dar niciodată nu lucrezi seara, zise Rubi. Mi ai spus că n-ai destulă lumină. Da, e adevărat, dar seara asta e o excepție. Hai, Ana, fii fată de treabă, spuse Trent îmi dai peste cap toate planurile dacă nu vii cu noi. Scoase din buzunarul cămă și trei bilete de cinematograf și le flutură în față. Ți am cumpărat deja bilet. Ți a cumpărat deja bilet, repetă Rubica un ecou. Îmi pare rău, spuse Rana fără amabilitate. N-ar fi trebuit să ia înainte să mă întrebe. Va trebui să-l dea înapoi și să-și ia banii. Trent se uită la bilete și citi cu glas tare. Nu se înapoiază banii. Ridică din umeri ca pentru a-și cere scuze. Vezi, scrie aici, zise el întinzându-i biletul. Nu se înapoiază banii. Nu se înapoiază banii, domnișoară Remsi, spuse rubi pe un ton plângăreț. Era bucuroasă că Trent se gândise să o includă și pe ea în planurile lor. Tânăra nu avea prieteni, din câte știa Ruby, cu excepția unui anume Beri, proprietarul unui magazin din Houston unde ea își vindea lucrurile create. Ruby putea să numere pe degetele unei mâini de câte ori ieșise domnișoara Rems seara. Dacă exista cineva căreia i ar fi făcut bine să meargă la un film, acea persoană ea era. Rana, care habar nu avea de gândurile lui Ruby, se uită furioasă la Trent. Acesta o pusese intenționat în fața faptului împlinit. Ei bine, avea să inverseze situația. Parcă ai spus că te duci la matineu. El sorbi cu nonșalanță din cafea înainte de a-i răspunde. M-am răzgândit. E mult mai frumos când poți împărți filmul cu cineva. Ca să nu mai vorbim de floricele, spuse el făcându-i cu ochiul pentru a-i aduce aminte de discuția în legătură cu floricelele. Rana clocotea de furie. Ruby țâșni de pe scaun ca o jucărie cu arc dintr-o cutie. Deci, totul e aranjat. O să, n-am acceptat să merg, dar o să mergi, nu-i așa, draga mea? Zâmbetul lui Rubi era atât de patetic și de rugător, încât Rana nu putu să refuze. Cred că da, din moment ce a cumpărat biletul, murmură ea. Minunat! Exclamă Ruby bătând din palme ca o adolescentă. Du-te sus și aranjează-te. Eu o să spăl vasele repede și ne întâlnim la ușa din față. Trent a avut destul tact ca să nu facă nicio aluzie și canatoare. Rămase tăcut până când Rana părăsi încăperea. Un sfert de oră mai târziu se întâlniră cu toții. Ruby, îmbrăcată în roșu din cap până în picioare, fu dezamăgită de modul cum arăta domnișoara Remsi. Ruby se așteptase ca, măcar cu acea ocazie, să se îmbrace mai frumos, dar ea arăta mai prost ca oricând, într-o pereche de pantaloni verzi ca uniforma de armată, fără nicio formă și o cămașă largă ce îi atârna până aproape de genunchi. Oare nu avea nimic mai potrivit climei și anotimpului, ceva subțire, ușor, de vară? chiar dacă părul fusese periat, îi cădea mai aproape de față ca de obicei ascunzând totul în afară de buze, nas și aceia furisiți de ochelari. Ruby oftă consternată, dar refuză ca lipsa de preocupare a domnișoarei Rems față de aspectul ei exterior să-i strice seara. Trâncă-ni veselă în timp ce Trent le conduse spre sedanul lui Ruby, pe care hotărâseră să-l folosească din moment ce în mașina lui Sport nu aveau loc toți trei. Deschise portiera din față și îi făcu semn ranei să urce pe scaunul însoțitorului, dar ea o împinse pe Ruby. Înainte ca Trent să apuce să o ajute, ea deschise ușa din spate, urcă și o trânti în urma ei. El zâmbi ocolind mașina prin spate și urcând la volan. Era furioasă. Foarte bine! Îmblânzirea domnișoarei Remsi avea să fie ceva extrem de distractiv. Cinematograful era plin, dar avură noroc să ia loc. Ea nu făcu nicio încercare de a-și ascunde supărarea, dar el păru să nu bage de seamă. De fapt, de fiecare dată când ea își trăgea genunchiul, el îl urma. Îi se brațul între al său și scaun. Dacă ar fi vrut să și le libereze, ar fi trebuit să se miște prea mult, așa că renunță. Nu voia ca el să știe că era măcar conștientă de forța brațului său ori de căldura sa, care se răspândea prin tot trupul ei, prin sâni. Lentilele astea nu-l fac pe Clint să arate îngrozitor. O întrebă el într-o șoaptă răgușită care îi dă dufiori în brațe. Găsească trei locuri unui lângă altul. Rana intră prima pe rând, știind că Trent avea să-și lase mătușa înainte. Mișcarea ei dădu rezultatul scontat, dar numai pentru puțin timp, căci, în timpul reclamelor, el se scuză și se duse să cumpere floricele, iar când se întoarse, o rugă pe Ruby să inverseze locurile, în așa fel încât să poată mânca toți trei din cutia de floricele pe care o adusese. Ruby îi făcu pe plac fără să protesteze și Rana se trezi stând lângă el în ciuda manevrei pe care o făcuse la început. El împărți băuturile, îi dă lui Ruby cutia ei de bomboane de ciocolată și îl îi oferi și floricele. Nu, dragul meu, mulțumesc. Nu-mi fac bine. Rana își înăbuși un chicotit, dar aproape că se înecă în clipa în care simți genunchiul lui Trent lipit de al ei. Ei își desfăcu picioarele larg și propt cutia cu floricele între ele. Aplecându-ți spre ea, îi șopti la ureche. Bagă mâna când vrei. Ea pufni disprețuitoare și își aținti privirea asupra ecranului. Era destul că îi simțea genunchiul lipit de al ei și cotul alături pe brațul scaunului. În niciun caz nu avea să-și văre mâna între picioarele lui după floricele. De ce nu-i scoți? Nu văd fără ei. Ești sigură. Nu par prea groși. Sunt sigură. În realitate nu era decât sticlă colorată, dar chiar și fără fard, ochii ei erau destui de izbitori pentru a atrage atenția. Nu mănânci floricele. Nu vreau, mulțumesc. El se aplecă atunci spre ea. Am adus chiar și șervete. În cazul în care nu vrei să-ți ling degetele. Taci odată. Se auzi din câteva direcții în același timp. Ruby se aplecă ușor și le aruncă amândurora o privire severă. Mimă din gură, fiți cu minți, și apoi se lăsă din nou pe spate concentrându-se asupra filmului. Vezi ce ai făcut. Ne-ai băgat în bucluc, murmură Trent după ce trecură câteva clipe și toată lumea din jur se liniști. Eu... Dumneata ai insistat să vin la filmul ăsta, șoptia cu asprime. Și, si, fiindcă veni vorba, să știi că sunt foarte supărată pentru faptul că m-ai manipulat în fața lui Ruby. Dar ai făcut-o și si sunt aici. Ai obținut ce ai vrut. Acum poți, cel puțin, să taci și si să mă lași să văd filmul. Vrei să vezi filmul. Doar pentru asta am venit? Nu." Să știi că cinematografele nu sunt făcute numai pentru asta. Pentru ce altceva mai sunt. Pentru întâlniri pe ascuns. Pentru a face lucruri indecente pe întuneric. N-am putea duce pe ultimul rând de la balcon să ne ținem de gât și să ne sărutăm. Sugestia aceasta o făcu să se întoarcă brusc și să îl privească fără grai. O parte a feței lui era întunecată și impenetrabilă, cealaltă reflecta lumina ecranului. Ochii îi priveau fix și erau extrem de captivanți. Zâmbea slab, un zâmbet insinuant și senzual. O sprinceană era ridicată, indicând că afirmația ar fi putut fi o invitație care se încheia cu, ce zici? Era frumos, primejdios de frumos și știa acest lucru foarte bine. Rana își dădu seama în clipa aceea că nu îl plăcea prea mult. De fapt, îi displăcea teribil. Își trase brațul de sub al lui și se uită din nou la film. Schimbându-și poziția pe scaun, făcu în așa fel încât el să nu îi mai poată atinge genunchiul. Se părea că el primise mesajul foarte clar, căci se concentră să urmărească filmul și să ronțăie floricele în liniște. La sfârșit, le conduse politicos prin mulțimea de oameni care ieșau, apoi la mașină. Ruby recapitula subiectul filmului, își aduse aminte de fiecare secvență de acțiune, povesti fiecare detaliu al scenei de dragoste și făcu nenumărate comentarii cu privire la farmecul eroului principal. Rana stătea tăcută pe bancheta din spate, numărând minutele până când acea seară avea să se sfârșească. De cum intrară în casă, spuse. Mulțumesc pentru film, domnule Gamblin. Noapte bună, Rubi. Bine, dar credeam că o să bem un ceai cu toții, zise, aceasta bosumflată, căci încă nu terminase de disecat filmul. Nu în seara asta. Sunt foarte obosită. Pe mâine. După o zi tulburătoare deja, ieșirea la cinematograf o epuizase pe rana atât fizic, cât și psihic. Și o și înfuriase, adăugă ea în sinea ei închizându-și apartamentului cum îndrăznea să creadă că bătaia din ușă îi întrerupse șirul gândurilor. Exact cum se așteptase, era Trent, care, ca de obicei, stătea sprijinit de tocul ușii. Am spus ceva greșit. Ea își încrucișă brațele peste piept. Nu, greșite ceea ce ești, domnule Gamblin. Te-aș ruga să fii mai explicită. Un fustangiu răsfățat și încrezut un bădăran egoist și misogin. El fluieră ușor. Îi cunosc pe cei de teapa dumitale și îi disprețuiesc. Crezi că toate femeile au fost create doar pentru joaca dumitale, să te folosești și să te descotorosești de ele când ai chef. Îi atrăsese atenția, căci îl văzu îndreptându se iar zâmbetul lui înfumurat nu-i mai flutura pe buze. Hei, ia stai puțin, nu, dumneata să stai puțin. N-am terminat ce aveam de spus. Ești în genul celor care se uită la o femeie și imediat îi dau o notă, de la 1 la 10. Nu nega. Știu foarte bine că așa e. Dumneata nu vezi o femeie, ci numai modul cum e ambalată. Atâta tot contează. Nu te interesează personalitatea sau inteligența ei, cu atât mai puțin sentimentele ei. Eu, uită-te la mine și uită-te la dumneata, spuse ea mișcându-și mâna între ei. Știind ce fel de om ești, crezi măcar o clipă că m-aș gândi că te-ar interesa o aventură cu mine? Ei bine, nu cred. Nu sunt chiar atât de proastă. Și nu sunt nici chiar atât de naivă încât să cred că, dacă m-ai fi văzut pe stradă, ai fi rămas încremenit de uimire îmi face avansuri pentru că sunt singura femeie disponibilă. Și, chiar dacă te-aș fi interesat, din cine știe ce motiv ciudat, pe mine nu mă interesează, să știi, și mă jignește faptul că îți închipui acest lucru. M-am săturat de aluziile dumitale copilărești și de sugestiile idiote. Le găsesc de cel mai prost gust. N-am venit pe pământul ăsta pentru amuzamentul dumitale și îmi pare nespus de rău că poți să crezi asta. Dacă ți închipui că mă dau peste cap farmecul, frumusețea sau replicile dumitale banale, te înșeli marnic. Își propti mâinile în șolduri și se uită la el. Te gândești la mine doar ca la o jucărie cu care să te distrezi cât stai aici. Ei bine, ia-ți gândul. Dacă nu mi-ar plăcea de rubișul dacă nu m-aș gândi că îi rănesc sentimentele, nici nu ți-aș mai vorbi tot restul zilelor cât vei sta în casa asta. Pe scurt, domnule Gamblin, cred că ești un ticălos clasa întâi. Îi trânti ușa în nas, înainte ca el să apuce să scoată un cuvânt. De mult nu se mai simțise atât de bine. Doamne, ce bine era că se descărcase. În sfârșit, se eliberase de frustrarea provocată de atitudinea bărbaților, care se adunase în ea de-a lungul anilor. Rana observase că bărbații se împărțeau în trei categorii: erau cei pe care frumusețea și succesul ei îi intimidau atât de mult încât o considerau inabordabilă. Nu răspundeau nici semnalelor ei dacă ar fi fost, poate, interesată, deoarece nu puteau sau nu voiau, pur și simplu să intre în competiție cu ea. Apoi erau cei care îndrăzneau să o invite, dar o tratau ca pe o piesă de porțelan fragil, un obiect de artă care s-ar fi putut sparge dacă nu îl atingeau cu mănuși. Cum să aibă o relație cu un bărbat care o considera prea perfectă pentru a o atinge? Bărbații care făceau parte din cea de-a treia categorie erau cei mai mulți și mai enervanți erau cei care se foloseau de ea ca de un obiect de decor. Din moment ce rana era adesea fotografiată de ziariști, pe străzile New Yorkului, ieșind dintr-un restaurant, ducându-se la o petrecere, mâncând o înghețată în parc, însoțitorul ei beneficia de publicitatea generată de ea. Fusese curtată de numeroși politicieni, staruri de muzică rock și oameni de afaceri, toți dornici să câștige de pe urma unei idile cât se poate de vizibilă cu rana. Acest gen de bărbat era cel mai înșelător și mai provocator de durere. Nu îi vedea decât chipul și trupul și avea foarte puțin sau chiar deloc respect pentru sentimentele femeii cu exterior superb. Folosea, folosea și iar folosea cu un egoism cumplit. Într-un mod diferit, dar ia fel de egoist. Trent Gamblin se folosea de Ana Remsi. Era simplă, demnă de milă, singură. Fără îndoială că se hotărăse să-i dea acelei fete bătrâne câteva momente de plăcere în perioada în care el avea să stea acolo, să-i dea ceva care să-i înveselească existența lipsită de culoare, ceva despre care să scrie în jurnalul ei, ceva de care să-și aducă aminte cu încântare în anii de singurătate care aveau să urmeze. În același timp, el urma să se amuze. Era ceva nou să aibă o idilă cu o femeie atât de diferită de cele cu care se încurca de obicei. Era ceva demn de povestit băieților la vestiar când se va întoarce. Hei, băieți, nu o să vă vină să credeți ce disperată era după puțin iubire. Cât de egoist putea fi un bărbat, oare? Rana știa, însă, din experiență că, atunci când era vorba de folosirea altor oameni, nu existau limite. Astfel că, în seara aceea, Rana își apărase cu sete altă regoul, pe domnișoara Remsi. Era un, a doua zi dimineață, tocmai ieșise din baie, întinzându-și și căscând, când zări un bilet strecurat pe sub ușă, încremeni cu brațele ridicate deasupra capului. Apoi le lăsă ușor în jos și își înghiți următorul căscat, uitându-se la acea foaie de hârtie împăturită. Se gândi chiar să o ignore, dar curiozitatea fu mai puternică, așa încât se duse și o luă de jos. Ai perfectă dreptate. M-am purtat ca un ticălos clasa întâi, îmi pare rău. Putem să semnăm un act de înțelegere reciprocă, să triumfa supra oricărui bărbat care se folosea de orice femeie, frumoasă sau nu, numai pentru că așa avea chef sau era la îndemână. Când a dormi, se simți curățată. De ce nu avusese acel curaj și cu ani în urmă? De ce, după ani de suferință și deziluzi, învăța abia acum că lumea nu se prăbușa dacă ea își lua apărarea singură? Fumăm o pipă a păcii sau să alergăm împreună. Eu aș opta pentru cea din urmă. Dacă mă vei însoți, voi înțelege că m-ai iertat. Te rog, nu era semnat, dar pe cine mai ai făcuse ticălos în ultima vreme? Și acel scris greu, masculin, nu putea aparține altcuiva. În ciuda supărării din seara precedentă, zâmbi. Împături din nou biletul și se duse în dreptul ferestrei deschise. Privi afară, fără să vadă, de fapt, iarba umedă de rouă sau peisajul care promitea o altă zi fierbinte și apăsătoare. Avusese bunul simț de a-i cere scuze. Putea să nu le accepte. Era foarte devreme. Soarele abia răsărea, iar aerul de afară mirosea curat. O alergare pe plajă nu putea fi decât ceva bun. Avea și mintea mai flexibile, apuca de lucru în ziua o imaginație debordantă să-i facă și așa încât, când avea aceea înainte să apuce să se răzgândească, se duse repede la dulap și își scoase treningul. Se îmbrăcă, își puse Adidas și ochelari și ieși în grabă de teamă ca el să nu se răzgândească și să plece fără ea. El aștepta tăcut în hol, contemplându-și Adidas și adidașii uzați. Privirea lui întunecată se mută de la încălțăminte la ea. Bună, spuse el cu un glas obosit. Bună dimineața! considera îmbrăcămintea ei ca un semn bun. Purta un training gri, la fel de nepotrivit și de larg ca toate lucrurile ei, Adidas și o șapcă de baseball astros. Trent încercă să-și imagineze o scenă în care el îi scotea ochelarii și ea își scutura părul devenind o femeie sexy, așa cum se dovedeau a fi adesea simplele bibliotecare din filmele de categorie B. Se îndoia că o asemenea metamorfoză ar fi fost posibilă în acest caz. Gata de alergare, o întrebă el. Se pare că e o dimineață superbă pentru asta. Nu-i prea umedă. În comparație cu ce? Întrebă ștergându-și sprinciana, care era deja asudată. În comparație cu o pădure tropicală braziliană. El zâmbi și făcu semn spre scări. După dumneata. Și, te previn? E ultima oară pe ziua de azi când te las să mi o iei înainte. Hotărâră să parcurgă cu mașina distanța până la plajă. Ei se încruntă când auzi zgomotul pe care îl făcu mașina ei veche când porni, dar fu de acord cu ideea de a o lua. Aerul umed și sărat nu-i putea strica prea mult vopseaua. Își începură încălzirea cu câteva întinderi rămase uimit când o văzu cu câtă agilitate și grație își făcea exercițiile. Se putea îndoi din talie și atinge pământul cu palma fără să icnească și să se strâmbe. Ar fi vrut să nu aibă atâtea lucruri pe ea. Treningul acela gri era de dreptul oribil, dar el își dădea seama că, indiferent ce formă ar fi avut, trupul ei era suplu. Deci, suntem prieteni, o întrebă ei în timp ce făcea câteva genuflexiuni. Rana încercă să nu se uite la pulpele lui musculoase. Vrei să fim prieteni? Ei își desfăcu picioarele larg și începu să meargă în mâini cu spatele. Vreau să fim prieteni, spuse el și, când reveni în poziție normală, chipul lui era îmbujorat, numai că ea nu știa dacă era din cauza efortului sau a stângenelii. Atunci, Bănuiesc că o să fim prieteni, zise ea zâmbind. El în dar își mușcă ușor obrazul pe dinăuntru, și era încruntat. Poate că ar trebui să știi ceva mai întâi. Ce anume? N-am mai fost niciodată prieten cu o femeie. Se priviră, un moment îndelungat. Plaja era goală, ea ora aceea atât de matinală. Nu era încă timpul ca mamele să-și scoată copiii pentru câteva ore de joacă, ori ca adolescenții să se adune în grupuri și să împartă între ei tuburi de loțiuni pentru bronzat sau radiouri zgomotoase, ori ca familiile sosite în vacanță să-și deschidă coșurile de merinde și să vocifereze în legătură cu programul zilei respective. Trent și Rana erau complet singuri, și în jurul lor domnea o liniște totală cu excepția țipătului câte unui pescăruș care se lăsa deasupra apei pentru micul dejun și a zgomotului valurilor care se spărgeau de țărm lăsând în urmă figuri dantelate și înspumate. Niciodată, întrebă ea cu un glas stins. El făcu ochii mici din cauza soarelui și se gândi la întrebarea ei. Nu, niciodată. Când mă jucam cu Ronda Carson, fetița vecinilor, voiam să ne jucăm întotdeauna, de acasă, pentru ca eu, care eram, păticul, să o sărut când plecam la serviciu. Câți ani aveai? Șase sau șapte, cred. Pe la opt ani, am sugerat jocul, de-a doctorul. Chiar și la vârsta aceea manipulai femeile. El păru supărat și în cuvință. Bănuiesc că da, nu m-am gândit niciodată la o femeie altfel decât sexual. Eh, prietenia noastră va fi o experiență nouă pentru tine. Exact, spuse el și, ridicându-și brațele, cu coatele paralel cu pământul se răsuci din talie. După o clipă se opri și se uită la ea cu o expresie nedumerită. Cum, cum se face? Ce anume? Să fii prieten cu o femeie. Ea râse, așa cum ești prieten cu oricine altcineva. Da, da. Alergăm până la dig, spuse el și porni cu cea mai mare viteză. Surprinsă, ea rămase pe loc câteva secunde, după care o rupse la fugă după ei. Am câștigat, exclamă el când ajunse la dig. Ai trișat, așa fac întotdeauna cu prietenii. Te las să profiți acum, că suntem la începutul prieteniei, spuse ea dându-și capul pe spate și râzând. El observă atunci că cei patru dinți de sus erau puțin strâmbi. Găsi că acel defect era chiar plăcut. Știi ceva, Ana? Ce? Întrebă ea scoțându-și un adidas pentru a-l scutura de nisip. Îmi place. Ea își ridică privirea brusc și lăsă piciorul desculț să-i atârne la câțiva centimetri deasupra nisipului. Pari surprins. Bănuiesc că sunt chiar, spuse el râzând. Asta pentru că sunt femeie și, totuși, vezi dincolo de aspectul meu exterior. Mare păcat că oamenii le acordă atâta importanța aparențelor, nu. Ea se aplecă să-și pună adidasul. Da, mare păcat, spuse ea încet. Bănuia că, în închipuirea lui, Ana Rems nu cunoscuse fericirea fiindcă era urâtă. Habar nu avea, nici el, nici nimeni altcineva, Că și frumusețea putea să aducă nefericire. Mai lăsați să câștig, o întrebă el suspicios. Bine înțeles, și asta se numește egoism, să știi. Prietenia noastră e atât de nouă, încât n-am vrut să-i stric echilibrul, spuse ea înclinându-și capul și zâmbind. Dacă ar fi fost altă femeie, nu Ana Remzi, Trent ar fi crezut că flirtează. Ești gata pentru o distanță mai mare. Fii convins, pornirea amândoi, dar, după puțin timp, ea își dădu seama cât de mult își ieșise din formă. Îi făcu semn că continuu singur, gâfând. Du-te liniștit, eu o să aștept aici, spuse ea după care se prăbuși pe nisip. El se întoarse abia peste o jumătate se liniștia alergând ușor în jurul ei în cercuri din ce în ce mai mici. Până când, în cele din urmă, se apropie aproape să cadă lângă ea. Dacă aș fi avut un crin, ți-l aș fi pus în mâini ca să arăți ca un cadavru din desenele animate, o tachină el. Ea stătea întinsă pe spate, cu gleznele încrucișate și cu mâinile împreunate pe burtă. Taci că vreau să dorm. Bună idee, zise el și se întinse alături. Nisipule încă rece. E bine, nu, pf. El îi studie profilul. Întorcându-se pe o parte, își propti bărbia în palmă. Cred că ascunzi multe. Uluită de cuvintele lui, ea întoarse capul. Poftim! Cred că în trecutul tău există un mister extrem de întunecat. Nu vorbi prostii, zise ea întorcându-și din nou fața în sus. Ceva foarte trist. Nu mai trist decât la alții. Ce cauți izolată în casa mătușii mele, Ana, dar tu ce cauți aici? Știi foarte bine, îmi vinde cumărul. Duceam o viață prea agitată în Houston, nu mă odihneam destul. De ce nu te autodisciplinai? N-am tărie de caracter, iar râse când îi auzi mărturisirea. Când Ruby mi-a spus că vei sta doar o perioadă, mi-am închipuit că te ascunzi, probabil, de vreo soție rapace și de avocatul care o ajută să obțină divorțul. El observă că sânii ei se mișcă ușor când râdea. Un misogin rămânea un misogin, își spuse el cu tristețe. Dar, la naiba, era bărbat, nu. N-am fost niciodată căsătorit. Nu, îl întrebă ea privindul din nou. Nu, dar tu, am fost căsătorită. Cu ani în urmă, când eram foarte tânără, acest lucru îl surprinse. Și nu puțin, era mai sigur ca oricând că femeia aceea ascundea ceva. Hm, ea se întoarse pe o parte pentru a-l privi. Hm, ce elocvent. Dar poți să uiți ce gândeai. Ce gândeam. Că aș avea inima zdrobită și spiritul distrus din cauza unui soț îngrozitor. Nu așa se spune. Nu în cazul meu. Căsătoria mea s-a dizolvat de comun acord, o decizie bazată pe ceea ce a fost mai bine pentru amândoi. Dar tot nu mi-ai răspuns la întrebare, deși te felicit că ai făcut tot posibilul să mă derutezi. De ce te ascunzi? Nu mă ascund. Vehemența protestului ei îi arată că lovise exact la țintă. Haide, Ana, o femeie inteligentă, atrăgătoare și talentată ca tine nu vine să locuiască la o pensiune cu o bătrână decât dacă e forțată. N-am fost forțată. Mă aflu aici din propria mea voință. Iar tu nu m-ai considerat atrăgătoare până azi dimineață, când te-ai hotărât să-mi fii mai bine prieten decât o pacoste obsedată de sex. Totdeauna te-am considerat atrăgătoare. Când rosti aceste cuvinte cu glas tare, își dădu seama că erau foarte adevărate. În cel mai strict sens al cuvântului, fusese atras de Ana Remsi încă din clipa în care o văzuse prima dată. E adevărat că hainele tale lasă foarte mult de dorit, spuse el când îi văzu expresia nedumerită, și nu ești drăguță, completă ea cu brutalitate, încântată de stânjenea lui. Nu în sensul clasic dar îmi place să mă aflu în preajma ta. Și nu începe iar cu povestea aia cu discriminările. Îți fac un compliment într-un mod cât se poate de platonic. Îmi place să stau cu tine. Mă simt mai relaxat în prezența ta decât cu oricare din celelalte cunoștințe ale mele, pentru că nu sunt obligat să-mi păstrez imaginea de bărbat fatal. Știi ce greu e să menții așa ceva? Îmi închipui, spuse ea absentă. Știa mai bine ca oricine ce însemna să te menții la înălțimea unei imagini, dar nu se gândea la acest lucru, fiindcă, în clipa aceea, își dădu seama că stăteau întinși pe plajă, față în față, ca doi îndrăgostiți. Își simțea trupul maleabil și cald, iar cu câteva secunde înainte ca el să admită că îi era foarte greu să-și păstreze imaginea de bărbat fatal, ea remarcase cât de splendid îi era trupul. Îi plăcea cum mirosea sudoarea lui amestecată cu aerul sărat, îi plăcea părul lui ciufulit de vânt. Îi plăcea felul cum firele de nisip se lipeau de pielea umedă. Gura ei se uscă în timp ce privirea ei îi cuprinse părul de pe piept, care înconjura sfârcurile tari și se întindea pe pieptul lui asemeni unei plase negre. Da, e extrem de greu. Continuă ei fără să-și dea seama de furnicăturile delicioase pe care le provoca trupul lui sfârcurilor ei ce se întăreau. Datorită faptului că sunt burlac, un sportiv profesionist cu o reputație de Don Juan, fiecare femeie în preajma căreia mă aflu se așteaptă să, ei bine, să fiu la înălțime. Mă simt foarte bine când am pe cineva ca tine cu care să vorbesc, spuse ei și își trec o mână peste față. Doamne, mai vorbeai de ticăloși. Nu par unul chiar acum. Numai că nu mi-amintesc să mai fi stat vreodată întins pe nisip alături de o femeie fără să fac dragoste. Acea idee interzisă și de neconceput, căpătă contur în timp ce se priveau. Chiar dacă trupurile lor nu participau, mințile se lăsară în voia fanteziilor erotice. Ea se gândi cum ar fi fost să-l atingă, să-și pună mâinile pe pieptul lui și să-și treacă degetele prin părul acela des și negru. El se gândea cum ar fi fost să-și strecoare mâinile pe sub bluza ei de trening ca să-i descopere forma sânilor. Ea se gândi la cât de scurți erau pantalonii lui și a ce se afla sub el. Ei se gândea cum ar fi fost să o sărute, să-i penetreze gura cu limba pentru a-i cunoaște gustul ea își închipui cum ar fi fost dacă ar fi rostogolit-o pe spate, acoperind-o cu trupul lui tare și puternic, împletindu-și picioarele cu ale ei. El își imagina cum ar fi fost dacă ar fi rostogolit-o pe spate, acoperindu-i trupul subțire și împletindu-și picioarele cu ale ei. De dată, imaginile mentale începură să aibă efecte fizice pe care le era greu să le suporte. El reacționă primul, ridicându-ți brusc în picioare și întinzându-i mâna. Ea i o privi ezitând o clipă, după care o acceptă. Degetele lui lungi și puternice, obișnuite să țină o minge de fotbal, îi cuprinse rămâna și îi o ținură tot drumul până la mașină. El menținu conversația, pe un ton jovial și alert, fiindcă se simțea vinovat de a se fi gândit la ea ca la un obiect sexual. Rana se scutură în gând, alundând senzația de excitare sexuală care o învăluise. Ea și Trent erau amici, prieteni. Asta dorise, asta ceruse. Nu voia nicio o aventură amoroasă. Nu, nu, iar pentru domnișoara. Remsi, asemenea noțiuni romantice erau de neconceput. Trent era satisfăcut de faptul că văzuse pentru prima oară dincolo de aspectul exterior al unei femei, dar peste o săptămână, două, când trupul său viril avea să devină înfometat, în niciun caz nu avea să aleagă o domnișoară remsi pentru a-și satisface apetitul sexual. Ce faci astăzi? O întrebă el când intrară în holul răcoros și întunecat al casei după drumul scurt cu mașina. Lucrez, lucrez și iar lucrez, spuse ea și apoi adăugă, admonestându-l cu degetul, să nu cumva să îndrăznești să mă ții din treaba astăzi. Ce prietenă ești! Credeam că poate! Trent, exclamă ea amenințător. Bine, bine, șterge-o, spuse el făcând un semn din bărbie spre scară. Ce mai faceți, dragilor? Zise rubia apărând din sufragerie când îi auzi. Peste blugi purta un șorț cu margarete. Domnișoară Remsi, telefonul e pentru dumneata, L-am spus domnului să aștepte când v-am auzit intrând. Trent, ți-am pregătit sucul în bucătărie. Rana alergă pe scări și răspunse din camera ei. Alo, spuse ea cu răsuflarea tăiată. Rana, ce mai faci? Te întorci la mine. Nu pot, mori. Nu acum. Dar când? Nu știu. Poate niciodată. Rana, rana, spuse el oftând greu. Nu ți-a trecut încă. Mă tratezi ca pe un copil care a plecat dintr-un moft. Te asigur, însă, că motivele mele au fost mult mai profunde. N-am vrut să aflu amănunte. A trăi alături de mama ta trebuie să fie echivalent cu a trăi în aceeași cameră cu o baracudă. Rana era conștientă că mama ei și mori nu se plăcuseră niciodată. Susan îl disprețuise pe agent, dar îl considerase un rău necesar pe care trebuia să-i tolereze pentru cariera ranei. Ce a făcut de te a împins la un asemenea gest? Trebuie să fi fost ceva extrem de îngrozitor. Mori habar nu avea ce amintire dureroasă invocase. Nu-ți cer decât să fii drăguță cu el, Rana. Ești o fată atât de ciudată, îi spusese Susan Remsi exasperată. Orice altă fată ar face tot posibilul ca să obțină atenția domnului Alexander atunci, să se mărite, orice altă fată, cu el. Dar cine a vorbit de măritat? Te cunosc foarte bine, mamă. Nu mi l-ai vâr pe gât pe domnul Alexander dacă nu te-ai gândi la căsătorie. Și n-are nicio legătură cu moralitatea. Ești o vânătoare prea bună ca să te mulțumești cu puțin. Oare căsătoria cu proprietarul unuia clin cele mai mari imperiale cosmetici din lume ar fi chiar atât de îngrozitoare? Întrebă ea cu sarcasm. Gândește-te ce ar însemna o asemenea alianță pentru viitorul tău. Și pentru al tău, mamă. Mai termină cu prostiile. A sunat domnul Alexander și a spus că mașina lui va veni să te ia la ora opt. Ți-a trimis brățara asta minunată cu diamante să o porți diseară. Du-te și îmbracă-te, te rog. Brățara fusese picătura care a umplut paharul, insulta finală. Nu sunt o prostituată, își informase ea mama cu un glas calm, dar rece. Domnul Alexander își poate păstra brățara și eu respectul de sine. În loc să se îmbrace pentru a ieși la cină cu un bărbat îndeajuns de bătrân pentru a-i fi bunic, ea își împachetase câteva lucruri și părăsise apartamentul din Manhattan fără niciun alt cuvânt. În timpul lungi călătorii cu autobuzul spre sud, încercase să-și aducă aminte de cele o mie și una de mașinațiuni ale mamei ei, dar fu zadarnic. De când știa ea, Susan Remsi o tot îndemnase să facă numai ceea ce nu voia cât de mult urse acele concursuri de frumusețe pentru copii, cursurile de manechine, sesiunile, fotografice, nenumăratele interviuri care totdeauna o făcuseră să se simtă jenată pentru amândouă. Susan fusese neobosită în eforturile ei de a face din rana fetița perfectă, apoi ingenua perfectă și, în final, femeia perfectă, așa cum își dorise din totdeauna să fie ea însăși psihiatrii ar fi fost încântați să audă povestea relației dintre ele. Dacă exista, într-adevăr, cazul unui părinte care trăia indirect prin copilul său, acesta era. Rana era victima ambiției lui Susan. Tatăl ei murise într-un accident când ea era foarte mică. Rana fusese obligată să se supună planurilor lui Susan. Răzvrătirile fusese ră rare și la distanțe în timp destul de mari. Patrick, curajosul ei iubit pe care îi convinsese să se însoare cu ea, fusese un exemplu. Acela ci desfidare se încheiase cu o suferință de asemenea proporții, încât rana nu mai riscase. Susan îi dovedise fiicei sale cât de neînduplecată putea să fie, astfel că rana se resemnase și făcuse numai pe placul lui Susan. Până când apăruse domnul Alexander. Oare mama ei chiar se gândea să o vândă, obligându-o să se căsătorească din interes? Ideea aceea o făcuse pe rana să-și ia viața în propriile mâini. Ajunsese la concluzia că Susan nu avea să se schimbe niciodată. Dacă rana voia ca viața ei să fie altfel, trebuia să facă ea însă și ceva. Faptul de a-și părăsi mama și cariera de la New York fusese cea mai bună hotărâre pe care o luase vreodată. N-a fost vorba numai de mama, ci și de mine, îi explică ea agentului acum. Îmi pare rău că a trebuit să fii implicat, Mori. Te rog să mă înțelegi. Trebuia să scap de toate. Și mă simt extraordinar de bine. Azi dimineața am fost să alerg pe plajă. Ar fi trebuit să mă vezi. Cu șapcă de baseball și training. Arătam îngrozitor, dar mă simțeam minunat. Sunt liniștită, liberă. Pentru prima oară în viața mea, fac ce vreau. Dar trebuie să fie ceva atât de sever, scumpa mea. Nu puteai să-i spui lui Susan să nu se mai amestece. Chiar crezi că n-ar mai fi făcut-o? El ocoli întrebarea și îi puse alta. Ai văzut reclama? Din întâmplare. Era să mor de șoc. La fel și granburii companiei publicitare. Nu le a venit să creadă că oamenii lor au ținut ascunsă campania atâtea luni. Sunt înnebuniți, rana. Vânzările lor au crescut enorm numai în săptămâna când a apărut reclama. Fotografiile tale sunt afișate în toată țara. Vor să facă și o serie de în care să mă folosească pe mine. Sigur, astfel încât imaginile de la televiziune să se combine cu cele din reviste. Ei sunt de părere, și eu îi susțin, că poți să faci din lenjeria de bumbac ce a făcut Brook Shield din blugi. Mă bucur că reclama aceea s-a bucurat de succes, mori, dar nu vreau să mă întorc la lucru. Nici chiar pentru un contract pe doi ani în valoare de 250 de mii. Blumești, spuse ea și, simțind că îi se înmoaie picioarele, se lăsă să cadă pe covor. Văd că, Până la urmă, ți-am atras atenția. N-am spus că vom accepta 250. O să cer 350 și bănuiesc că vom primi 300. Ce zici? E ridicol. El râse ușor. Nu-i chiar atât de ridicol. Mi-ar prinde bine banii. Ea își sugi buzele îngrijorată. Ai jucat iar. Ai pierdut prea mult. Lasă acum viciile mele parcă ai fi fost fosta mea soție. Când îți urci fundulețul în avion să vii la New York, ea se zări în oglinda cea mare din colț. Femeia care stătea turcește pe podaua acelui apartament îngrijit, dar modest, nu semăna câtuși de puțin cu modelul din revistă. În comparație cu acela, ea era grăsuță. Părul ei roșcat nu mai fusese îngrijit de luni de zile. Mâinile ei erau îngrozitoare, cu unghiile lor scurte și degetele pătate de vopsea, iar cei patru dinți din față făceau imposibil un zâmbet perfect. Nu mă întorc, mori, spuse ea încet, sperând că el avea să reziste loviturii. Nu sunt în formă, n-ar să mă vrea. M-am îngrășat cu 10 kg de când mai văzut ultima oară. N-aș putea să prezint lenjerie intimă nici dacă aș vrea o să te trimitem la un sanatoriu vreo două săptămâni. Unde vrei? La Greenhouse sau Golden Door? Ești mai aproape de Greenhouse. Vrei să-ți fac o rezervare? Mori, nu mă asculți deloc. Nu mă mai întorc. Nu vreau. Tăcerea care urină fu încărcată de tensiune. Vrei să te mai gândești măcar? Spuse Mori în cele din urmă. E un contract al naibii de bun. O să începem încet, dacă vrei. Nu o să mai acceptăm nimic în afară de asta. 300 de mii sunt bani, nu glumă, rana. Îmi dau seama, spuse ea cu tristețe, căci nu voia ca mori să sufere financiar din cauza hotărârii ei. Să nu crezi că nu sunt flatată sau recunoscătoare, pentru că sunt. Dar am o altă viață aici. Și îmi place. Se uită spre ușă, Gândindu-ți deodată la cel care locuia vis-a-vis. -vis. O enervă faptul că se gândea la el chiar în clipele acelea. Cu siguranță că el nu avea niciun rol în hotărârea ei de a rămâne la Galveston. Eh, ei se grăbesc, dar eu am tărăgânat lucrurile. Le-am spus că ești plecată într-o vacanță mai lungă, la fel cum le-am spus și celorlalți clienți. Te mai las câteva zile să te gândești și te mai sun vineri. Bine, spuse ea clătinând din cap bătută. Răspunsul ei avea să fie același peste câteva zile, chiar și peste câteva săptămâni, dar se gândi că era mai frumos să-l refuze cu blândețe decât pe loc. Referirea pe care o făcuse la bani o tulburase. Mori avea înclinație să parieze în orice sport. Altfel cum o mai duci. Bine, Bine. Nu ți face griji pentru mine. Afacerile merg bine. Glumești. Din moment ce Rana e clienta mea, toată lumea mă vrea ca agent. Ea răsuflă ușurată. Agenția lui Mori se ocupa de modele de catalog când Rana și Susan intraseră pe ușa lui. Când cariera Ranei se lansase, el se mutase în centrul în adevăratul sens al cuvântului peste puțin timp avea prea multe cliente și angajase câteva asistente. Rana avea să se bucure totdeauna pentru faptul că succesul ei contribuise la al lui. Bine, atunci, la revedere! Ai grijă de tine! Vezi cum faci cu tensiunea aia! Nu uita să-ți iei medicamentele! Da, da, la revedere! Gândește-te la contract, Rana! Gândește-te foarte bine! o să mă gândesc, îți promit, puse receptorul în furcă gânditoare. Ceva nu era în regulă. O simțea, oare mori își îngrija sănătatea. Se temea că nu, mai ales că ea nu era acolo să-i spună să fumeze mai puțin și să mănânce cum trebuie. Spera să nu fie prea afectat de hotărârea ei de a renunța la lucru. Gândurile acelea o tulburară și fu bucuroasă când auzi o bătaie în ușă sări repede să deschidă, jurând în sinea ei că inima lui i sărise de speranță că era trend. Era aproape lângă ușă când își dădu seama că nu avea ochelarii și și-i -și puse repede înainte să deschidă. Poți să vii la joacă. Arăta adorabil. Părul îi era încă umed și ciufulit în urma dușului. Purta o pereche de pantaloni scurți și un tricou cu găuri. Era desculț și leucoplastul se mai vedea încă înfășurat în jurul degetului mic. Cu aceeași afecțiune pe care i-o arăta Ruby, rana ar fi vrut să-i ciupească obrajii sau șezutul. Era atât de dulce și o tentație mult prea mare, ca o înghețată pentru o persoană care ținea regim. O singură înghițitură și hotărârea se evapora imediat. Nu, nu pot, spuse ea cu fermitate. Hai, te rog, ia chicoticând când i-auzi tonul mieros. Nu pot, am treabă. Tu n-ai nimic bun de făcut. Aș putea să mă duc la sală să ridic câteva greutăți. Sau aș putea să-i fac pe plac lui Rubi și să mătur sera. Vrea să mai planteze câte ceva, spuse el făcându-i cu ochiul. Dar aș putea renunța la toate astea. Ei bine, eu nu pot să renunț la ce am de făcut, așa că, la revedere! Ce prietenă ești, mormă el întorcându-s. Rana zâmbea când închise ușa. Își spuse că buna ei dispoziție se datora unui sentiment plăcut față de viața ei, în general. Dar nu era convinsă că Trent Gamblin nu avea nicio legătură. Fiecare zi a acelei săptămâni trec în mod similar. Deveni o obișnuință să se întâlnească și să alerge împreună în fiecare dimineață. Rubi le pregătea micul dejun pe care Rana îl înghițea repede înainte de a urca pentru a lucra atâta timp cât lumina era prielnică. În general, Trent era o pacoste, dar Rana era înțelegătoare. Îi era aproape imposibil să se supere pe el. În timpul zilei făcea tot felul de treburi prin casă pentru Rubi. Serile și le petreceau, de obicei, în salon uitându-se la televizor sau jucând tot soiul de jocuri. Într-o seară să plimbară toți trei prin zonă și rubile povesti diverse lucruri despre fiecare familie. Nimeni nu mai avea secrete de care ea să nu știe. Într-o altă seară, Trent scoase vechiul aparat de înghețată de care își amintea cu plăcere din copilărie, îl curăță, îi unse și o rugă pe Ruby să facă o înghețată de vanilie. Câteva ore mai târziu o lângă copacii din curtea din spate. Rana compara acea seară liniștită cu multe petrecute plimbându-se dintr-un bar în altul în New York. Nu exista comparație. Trent nu își amintea să se fi simțit vreodată atât de relaxat și de mulțumit în compania unei femei. Joi, Rana observă că nu mai avea materiale și se duse la un magazin de unde cumpără câte ceva se întoarse cărând un pachet atât de mare și de greu, încât abia putea să vadă peste el. După ce îl puse pe masa de lucru, se confruntă cu o imagine uluitoare. Un bărbat se afla întins pe podaua băii. Nu îi vedea capul și umerii pentru că erau în dulapul de sub ciuvetă, dar recunosc imediat forma acelor picioare musculoase. Dacă ești un hoț, Cred că ar trebui să-ți spun că nu-mi ascund bijuteriile în instalația de apă. Firar, ce înseamnă asta? Întrebă-i aproptindu-și umărul de ușa băii. Nu contează. Sunt sigură că există o explicație logică pentru faptul că te afli întins în baia mea cu capul sub ciuvetă. Ruby mi-a zis că te-ai plâns că ar picura apa. Așa e? dar m-am gândit că o să vină un instalator să se ocupe de treaba asta. El se lăsă să alunece destul cât să o poată privi surprins. Ești prea pretențioasă, ți-a spus-o cineva vreodată. Îți repar chiuveta? E bine, spuse el și își vâră capul din nou de desubt. Sper, toată apa care a picurat a stricat un pachet cu tampoane de vată. Da, am găsit câteva. Dar ce miroase așa? Îți aduce aminte de sticla de dezinfectant pe care o țineai aici. Tu nu ți-ai amintit. Ba da, dar n-a fost vina mea, capacul nu era strâns destul de bine. Și de ce te plângi? Nu stai tu aici de desubt ca să inspiri mirosul ăsta. Din moment ce ei nu o putea vedea, rana își delectă privirea cu trupul lui. Purta din nou pantaloni scurți de blugi, care păreau să fie uniforma lui de vară. Cămașa fusese odată sport, dar imprimeul ecoses se decolorase foarte mult și acum era pătată. Mânecile fusese rătăiate de mult. Niște ațe răzlețe îi atârnau acum pe pielea umedă de sudoare și bronzată a bicepșilor. Lăsase cămașa descheiată, astfel încât pieptul îi era dezgolit. Rana înghiți cu dificultate. Brațele lui erau întinse deasupra capului și, de fiecare dată când se mișca, mușchii pieptului se umflau. Burta plată îi era concavă sub cutia toracică. Buricul îi se afla înconjurat de păr negru și des. La câțiva centimetri mai jos se afla capsa blugilor. Aceștia erau decolorați și uzați, mulați puțin pe forma trupului său. Rana nu își putea lua ochii din punctul unde se îmbinau pulpele lui. Ținea pe genunchi ridicați o cheie fixă. Ana, ea sări vinovată și își îndreptă privirea spre deschizătura de sub ciuvetă. Da, ce este? Nimic, oare îi sesiza emoția? Și, de fapt, de ce era emoționată? Doar mai văzuse bărbați, manechine, aproape goi își aducea aminte de costumul acela de baie din bazar, cei care fusese fotografiat în Jamaica. O întrebă eu ei rațional. Da, își amintea acele modele masculine cu picioarele lungi, de culoarea tecului, alături de care poza se în atâtea posturi ce păreau intime. Dar nici unul dintre ei, nici un trup bărbătesc, nu îi tulburase simțurile ca Trent Gamblin. Dăm cheia, te rog, cheia. Da, am ambele mâini ocupate. O vezi. O vedea foarte bine, stând lipită de fermoarul blugilor lui. Ana, poftim, ai leșinat din cauza dezinfectantului. Nu, se lăsă pe vine lângă ei și întinse mâna. Aceasta îi tremura. Încleștă pumnul, la o dată cheia aia furisită. dă o și nu mai fi atât de proastă, se mustră ea. Întinse mâna hotărâtă, dar, înainte de a o apuca, închise ochii. Acest gest se dovedi o greșeală, căci calculă greșit și îi atinse pielea burți. Fu nevoie de câteva bâșbâieli disperate până găsi cheia. Trent cremeni, dar simți un fior străbătându-i tot trupul. Rana apucă cheia și i-o întinse. Poftim! El o luă stângaci, iar ea își retrase mâna atât de repede, încât ai fi zis că scăpase ca prin urechile acului dintre fălcile unui leu mâncător de oameni. Mulțumesc, spuse el cu o voce răgușită. Cu plăcere, zise ea cu un glas similar. Termin imediat. Nu te grăbi, spuse ea ridicându -s. Eu am ceva, treabă. Am fost la magazin. Părăsi încăperea înainte să se facă și mai mult de râs fu extrem de neîndemânatică în timp ce goli pachetul de lucrurile pe care le cumpărase. El putea să creadă, putea să creadă, numai Dumnezeu știa ce putea să creadă el. E atât de plin. Oare credea că îl atinsese intenționat? Poate ai atins altceva. Fusese un accident. Nu, nu avea cum să fi fost altceva. Ai atins. Oh, Doamne! i s-ar fi putut întâmpla oricui. Rămase întoarsă cu spatele, chiar și când îl auzi intrând în cameră. Totul e gata, spuse el. Bine, mulțumesc. Ana, ce este? Îl simți venind în spatele el. Închise ochii, dorindu-și ca mirosul lui să nu fi fost atât de dureros de familiar, vrând să nu-i simtă căldura emanată de trup. Îi simți mâna pe umăr, mai întâi șovăitoare, apoi mai fermă. Ana, șopti el încet respirând în părul ei. Ar fi putut fi atât de ușor. Atât de ușor să-i asculte îndemnul mâini și să se rezeme de el. Atât de ușor să-și pună capul pe pieptul lui tare. Atât de ușor să se întoarcă și să-și plimbe mâinile peste brațele lui, să-și ridice buzele spre ale lui. Atât de ușor și atât de nebunesc își înăbuși imediat dorința și se întoarse. Îți apreciez foarte mult ajutorul, Trent, dar după cum vezi, sunt foarte ocupată, spuse ea tăios. El o privi, surprins de acel ton distant și de acea expresie rece. Cum putea să nu, întregul lui trup ardea. Cina în seara aceea fost extrem de plicticoasă. Trent avusese groază de ea și fusese cât pe aci să-i spună mătușii-ul că iese în oraș. Se săturase de acel exil autoimbus. Tânja după una din nebunile lui din Houston. O masă bună, băutură, o femeie frumoasă și sexy în care să-și descarce frustrarea. Avea nevoie de o femeie în modul cel mai întâmplase absolut nimic. Ce naiba era toată aiureala aceea. Avea, într-adevăr, o imaginație bogată, dar nu era nici chiar atât de apropiată de realitate, firar să fie. simți Simțise acea mână fragilă atingându-l și fusese gata să explodeze. O dorea, teribil de mult, dar, dacă ea se putea prefăs că nu se întâmplase nimic, putea să o facă și el, cu siguranță. Îmi pare rău că te-am deranjat, domnișoară Remsi. Data viitoare când îmi voi petrece aproape o după amiază întreagă reparându-ți chiuveta, o să încerc să termin repede și să dispar până te întorci dumneata acasă. Ajunse la ușă din doi pași și o trânti în urma lui. Fundamental. Una care să nu-l facă să gândească. Una care să șoptească lângă el, să-l atingă cu mâinile și să nu se prefacă mai târziu că nu o făcuse una care să-l flateze și să-i murmure tot felul de lucruri șocante la ureche. Nu avea nevoie de o ființă inteligentă, companie sau, doamne păzește, prietenie. Voia sex. Punct, dar Ruby îi spusese că pregătise mâncarea lui preferată, friptură de porc la tavă, și ar fi fost un adevărat ticălos dacă ar fi plecat. Așa că, iată-l în sufrageria luminată de luminări, uitându-se peste masă la Ana, care părea la fel de distantă și de rece pe cât era el de posomorit și de înfierbândat. Ruby se siză atmosfera ostilă dintre ei, deși nu își putea imagina ce se întâmplase între cei doi tineri. La sfârșitul mesei era teribil de deprimată și ardea de nerăbdare să bea un ceai de plante. Pentru a o împiedica pe domnișoara Rems să se ducă sus, o rugă să pregătească ea ceaiul. Și pentru a-l opri pe Trent să facă același lucru, se plânse în legătură cu termostatul instalației de aer condiționat, rugându-i să se uite puțin la ei. Toți trei se întâlniră în salon și se așezară să urmărească un film la televizor. Trent văzu foarte puțin din el, căci privirea îi aluneca mereu spre femeia ghemuită în fotoliu, care se uita la film prin acei ochelari care le enervau la culme. De ce nu purta ochelari cu lentile normale, ca orice femeie normală? Sau, și mai bine, lentile de contact. Dar se îndoia că Ana Rems făcea ceva convențional. Părea hotărâtă să se îmbrace cu hainele care îi avantajau cel mai puțin statura înaltă. Pantaloni largi, cămăși la fel, fuste fără nicio formă. Atitudinea ei îl deranja pentru că ar fi putut fi prezentabilă, dacă ar fi încercat să se aranjeze puțin. De ce nu făcea nimic cu părul? Ar fi vrut să îl dea la o parte ca să-i poată vedea fața clar măcar o dată. Eu aș mai vrea puțin zahăr, murmură Ruby ridicându se de pe canapea și ducându se în bucătărie. Trent viu se mișcă, dar se uită la rana din fotoliul lui. Ochii îi erau umbriți de sprâncene, dar își dădu seama că ea știa că o privește. Din când în când se uita și ea la el. Îi bucura faptul că era stânjenită. Așa îi trebuia. El nu se simțise prost toată după amiaza din cauza ei. Ruby se întoarse, aducând cu ea și mirosul inconfundabil al uiscaiului. Pendula ticăia ritmic. Râsul unui comic străpunse liniștea care îi învăluia pe cei trei. Trent nu observă, însă, nimic, Căci încerca să înțeleagă cum defusese atât de tulburat de Ana. Femeile pe care le cunoștea se împărțeau în două categorii, cele cu care voia să se culce și cele cu care se culcase, căci toate cele care, făceau parte din primul grup, ajungeau în cele din urmă în ce. De al doilea, nu se întâmpla prea des ca atenția să-i fie distrasă. El era cel care punea capăt relațiilor, înaltă sau scundă blondă sau brunetă, bogată sau săracă, nici o femeie nu era scutită de respingere când se sătura de ea. Adesea, femeia respectivă nu cunoștea motivul. Ana Rems nu semăna cu nici una din cele pe care le știa. Și habar nu avea ce îl făcea să clocotească. Atingerea ei din după amiaza aceea fusese un accident. Era sigur de acest lucru. Dar se întâmplase și, foarte bine, era jenată. Dar de ce era atât de defensivă? De ce nu se lăsa purtată de instinct? Dacă o femeie avea nevoie de o tăvăleală bună, aceasta era Ana Remsi. Și trupul lui îi spunea din cap până în picioare că trecuse prea mult timp de când nu mai avusese o femeie sub el. După părerea lui, ei doi erau primii candidați la ore întregi de zbenguieli în dormitor cel puțin acum știa cu certitudine ceva despre sine de care se tot totdeauna. Nu putea fi prieten cu o femeie. La naiba cu amiciția. Încercase, dar nu izbutise. Pentru că, în seara aceea, în timp ce se uitase la distanta domnișoară Remsi, nu putuse să nu se întrebe decât cum arăta, oare, goală. Crezi că se simte bine. Poftim! tresări brusc când îi auzi vocea. Oare îi fusese necompensată supărarea? Până la urmă se hotărâse să-l privească deschis și să-i vorbească, ceea ce evitase toată seara. Crezi că Ruby se simte bine? Repetă ea arătând spre bătrână. Trent își privi mătușa. De cât timp stătea astfel, oare, cu capul căzut în piept? Și de ce nu-i auzise sforăitul până atunci? Pentru că se gândise la Ana, de aceea. Bănuiesc că a băut prea mult ceai, spuse el zâmbind. Rana zâmbi și, ea, un zâmbet frumos, în ciuda dinților ușor strâmbi din față. El nici nu mai observa acel defect acum. O trezim, îl întrebă ea, s-ar simți jenată. Ai dreptate, spuse ea și se ridică, după care stinse televizorul. Absența luminii albăstrui făcea ca întunericul să pară și mai adânc. Rana se îndreptă încet spre canapeaua pe care dormea Ruby. Se ridică și Trent. Crezi că poți să o duci în camera ei? Îl întrebă ea dându-și capul pe spate pentru a-l privi. Cred că da. O clipă nici unul nu se mișcă. Stăteau și se priveau în întuneric, în timp ce sforăielile lui Ruby se auzeau un pas cu ticăitul pendulei. Încăperea îi sufoca. Lei, era greu să respire. Se încinseseră din cap până în picioare. Rana fu prima care se mișcă, rupând vraja. Poți s-o ridici. Sigur. Trent era bucuros că avea ocazia sa și descarce energia. Dacă nu o făcea cât mai curând, exploda. Se aplecă și își petre cu un braț pe sub genunchii mătușii lui, iar pe celălalt pe după spatele ei. O ridică fără să pară că face un efort, dar se strâmbă ușor. Rana îi atinse brațul. Te doare umărul. Nu-i nimic, spuse el uitându se la mâna ei. Ea și o retrase. Nu m-am gândit la umăr, altfel nu ți-aș fi sugerat să o duci în brațe. Ce ar fi să o iei înainte și să-i pregătești patul? Rana se grăbi să facă ce îi se spusese. Apartamentul lui Ruby se afla pe holul central, dincolo de scară, în partea din spate a casei. Era plin cu tot felul de suveniruri. Dormitorul avea o mică baie alături. Camerele ei păreau mai mici decât cele ale chiriașilor. Rana dădu la o parte cuvertura croșetată de pe pat și îl trent o așeză pe rubi cu grijă în așternut. Aceasta nu se trezise. Îți mulțumesc! O dezbrac eu, se oferi rana. El rămase surprins. Nu își putea închipui nici una din femeile pe care te cunoștea făcând o asemenea treabă nerăsplătită. Imediat se rușină. Toată după amiaza și seara îi purta se pică acelei femei acuzând o în gând de a fi orice de ea o fată bătrână smochinită la o nesuferită lipsită de inimă. Dacă el reacționase atât de violent la atingerea ei, ea cum trebuia să se fi simțit. Îngrozită, pentru a nu spune mai mult. Acum, iată că se oferea din pură bunătate să dezbrace o bătrânică amețită. Un sentiment nou și puternic luă ființă înăuntrul lui. Era atât de puternic, încât nu putea nici să mai vorbească, așa că dădu din cap doar și ieși din cameră. Când îl urmă și rana peste câteva minute, rămase surprinsă găsindu-i în hol. Totul e în regulă. Da, nu s-a trezit nici o clipă. Străbătură casa împreună, iar el stinse luminile în același timp. Pe scară, pașii lui răsunară foarte aproape în spatele ei. Când ajunseră în dreptul ușilor, se priviră cu stângeneală. O lumină slabă provenea de la un beculeț din capătul holului. Ar fi vrut să o atingă. Doamne, cât de mult ar fi vrut. Să-și lipească palma de obrazul ei pentru a vedea dacă este atât de moale cum părea. Să-și treacă degetele prin părul ei des pentru a-i da pe spate, ca să nu mai aibă senzația că se uita la ea printr-o perdea. Ar fi vrut să-i scoată ochelarii și să o privească în ochi, să vadă ce culoare aveau, să le rezolve misterul ar fi vrut să exploreze cu mâinile ceea ce se afla de desubtul acelor haine largi, să-i găsească sâni care îi înflăcărau imaginația. Ar fi vrut să-și plimbe limba peste dinții aceia ispititori. Iar trupul lui îi informa că voia să fie mult mai intim cu ea decât își închipuia. Noapte bună, Ana, spuse el răgușit. Noapte bună, Trent. Când intră în cameră, Rana se duse repede și se întinse în pat. Tot trupul îi tremura. Dori se atât de mult să o atingă. Atinge-mă, mai trebuie să strige. Dar Ana Rems nu era frumoasă și Trent Gamblin era obișnuit să facă dragoste cu femei frumoase. Să facă dragoste, se mustră ea. Doar ea fusese cea care dorise să fie simpli prieteni. Acum, că avea acest lucru, dorea, oare, mai mult. Trebuia să admită cu sinceritate că nu știa. Când se afla în preajma lui Trent se simțea fie nefericită, fie minunat. De ce? Genunchii se înmuiau când îl vedea. Timbrul vocii lui o tulbura spus. Cel mai grav era faptul că își petrecea foarte multe ceasuri în fiecare zi gândindu-se la el. Ceea ce era periculos și prostesc. Într-o bună zi, foarte curând, el avea să plece în cantonament. Și la atunci, va reveni la stilul de viață specific unei celebrități și o va uita. Și nu putea spune că nu avea destule probleme pe cap. A doua zi o va suna Mori pentru a-i da un răspuns cu privire la acel contract. Voia să se întoarcă la viața din New York. Voia să redevină acea rana nu era ceva la fel de nesigur ca a se îndrăgosti de Trent. Era, oare, înțelept să schimbe o problemă cu alta? În câte feluri putea fi zdrobită o inimă? Indiferent care ar fi fost decizia finală, un lucru era cert, trebuia să se țină departe de Trent. Începând cu a doua zi, când Trent venia a doua zi dimineață pentru a merge împreună să alerge, ea se prefăcu că nu aude bătaia în ușă. În cele din urmă, el plecă singur și rana răsuflă ușurată și dezamăgită. Ajunsese să aștepte cu nerăbdare alergările de dimineață. Călcă fusta la care lucrase, o puse pe un umeraș și o acoperi cu o pungă de plastic. Cu toată modestia, după părerea ei, era cea mai bună lucrare și spera să-i placă doamnei Rutherford. Îmbrăcatul nu necesita atâta timp ca altădată se spălă pe cap, dar lăsă părul să se usuce singur. Își dădu cu puțină cremă pe fața bronzată, mama ei nu o lăsase niciodată să înoate sau să se joace pe plajă când fusese mică, fiindcă nu, voia ca pielea ranei să sufere efectele nocive ale soarelui, dar nu se machie. Își puse ochelarii și se îmbrăcă într-o rochie fără formă, de culoare închisă, pe care nici măcar nu o strânse cu o curea. Beri avea să fie îngrozit. Coborâ să mănânce ceva înainte să plece. L-ai văzut pe Trent azi dimineață. O întrebă Ruby punându-i o ceașcă de cafea. Rana observă că se mișca încet și cu grijă și tresărea la fiecare sunet mai puternic. Își ascunse un zâmbet în ceașca de cafea. Nu, de ce? E foarte prost dispus. M-am gândit că poate ți-a spus ceva când ați fost să alergați. N-am alergat în dimineața asta, pentru că m-am pregătit să plec la Houston. Nu l-am văzut. E foarte supărat. S-a întors acum câteva minute întunecat la față și s-a dus direct sus, fără să-și bea măcar sucul. Hm, spuse Rana unând cu unt o felie de pâine prăjită. O fi dormit prost. Să fi fost supărat pentru că ea nu-i însoțise. În anumite privințe era încă pueril. Portarea lui copilăroasă îi stârni instinctele materne și se trezi zâmbind la gândul ultimei lui crize de nervi. Imediat își înăbuși, însă, acea emoție, la fel cum făcuse cu toate celelalte. Nu își putea permite să simtă ceva față de Trent. Când era vorba de el, nu trebuia să aibă sentimente. Trebuie să plec, rubi, spuse ea terminându-și în fugă micul dejun. Nu m-a aștepta decât după amiază târziu. Succes, draga mea! Și condu cu grijă, te rog! Autostrăzile sunt atât de periculoase! O să fiu atentă, spuse ea și, după ce o sărută pe rubi pe obraz, ieși pe ușa din spate. Garajul, care se afla într-o parte a curții, fusese adăugat casei inițiale. Rana fu încântată când văzu că mașina sporta lui Trent se afla în spatele casei, așa încât ea nu trebuia să-l roage să și o mute. Agăță fusta într-un cuier lângă bancheta din spate și se urcă la volan. La început, zgomotul motorului nu îi dădu de gândit. Totdeauna pornea greu, dar după câteva încercări nereușite de al porni, începu să înjure, în garaj era un aer sufocant și închis, Chiar și la ora aceea a dimineții. Încercă din nou, enervându-se din ce în ce mai tare. Nu avea un program fix, dar trebuia să ajungă la Houston în ziua aceea. La naiba, strigă ea izbind cu pumnul în volan. Berry avea să se înfurie dacă nu-i ducea fusta în ziua respectivă. Se întoarse la ușa din spate. Ruby, strigă ea, Circulă vreun autobuz între Galveston și Houston. Intrând în bucătărie, îl văzu pe Trent mestecând o bucățică de costiță. Ruby își ținea o pungă de gheață pe frunte și sorbea din ceașca de cafea. Femeia lăsă repede punga jos. Am crezut că ai plecat, draga mea. Rana căuta să nu se uite la Trent, care era îmbrăcat cu o cămașă sport și pantaloni largi de vară. Pe spătarul scaunului se afla o haină sport, ușoară. Nu-mi merge mașina. Va trebui să merg cu autobuzul până la Houston. De unde pot lua așa ceva? Și eu merg la Houston astăzi. Te pot conduce, spuse Trent. Ce băiat drăguț, zise Ruby zâmbindu-i nepotului el. Stai jos și mai bea o cafea. Dar, protestă rana umezindu-și buzele, trebuie să merg singură. Nu îl putea duce pe Trent în magazinul lui Berry. Acesta ar fi putut scăpa ceva, trădându-o. Toată noaptea se gândise să-i spună lui Mori că accepta contractul. Dacă se întorcea la lucru, evita să se implice și mai mult cu Trent. Dar, dacă lua acea hotărâre, voia să dispară, pur și simplu. Nu voia ca el să afle vreodată că nu era simpla domnișoară Remsi pe care o dorise. Dacă avea să afle vreodată de cealaltă viață a ei, avea să fie furios pentru că îl mințise. Cred că merg în altă direcție, spuse ea defensiv. Unde trebuie să ajungi? La galeria? Foarte bine, spuse el pe un ton și cu un gest din cap care parcă zicea: S-a făcut. Trebuie să merg la un doctor al cărui cabinet se află prin zona aceea. Ești gata! O întrebă el ridicându-se. Cred mă, n-aș vrea să te deranjez, spuse ea repede, cu disperare. Uite ce e, zise el trăgându-și haina de pe spătar. Eu trebuie să plec oricum. Ar fi o prostie să te plimbi prin Houston cu autobuzul. Deci, vrei să mergi cu mine sau nu? Nu, nu voia. Dar știa că nu avea de ales. Lăsându-și capul în jos, murmură. Mulțumesc, da, o să merg cu tine. Își luară la revedere de la Ruby, care le spuse încă o dată să fie atenți. În mașina lui Trent, Rana îmbături fusta și o ținu în brațe. Îmi pare rău, spuse el uitându se în jos. N-ai unde să o agăți. Nu o să pățească nimic. Atâta vorbiră până ajunseră la jumătatea drumului. Atunci, ea își luă inima în dinți și îl întrebă ce ți mai face umărul? De ce n-ai alergat cu mine azi dimineață? N-am avut timp. M-am pregătit pentru drumul la Houston. Și nu puteai să-mi spui. Probabil că făceam duș când ai venit și n-am auzit bătaia în ușă. N-am auzit apa curgând la duș. Obișnuiești să asculți la ușa mea. Obișnuiești să minți. Tăcură din nou multă vreme și liniștea fu întreruptă doar de înjurăturile lui Trent la adresa traficului aglomerat din Houston. După câteva clipe, Ranei începu să-i fie rușine că se purtau atât de prostește, ca doi copii. Ce ți mai face umărul? Îl întrebă ea din nou. Nu te înțeleg deloc, Ana, strigă el, de parcă ar fi așteptat clocotind momentul potrivit în care să-și descarce furia, la fel cum pândea ocazia de a-i depăși pe cei care mergeau prea încet pentru gustul lui. Ai avut dreptate să te superi pentru că ți-am tot făcut avansuri. Bine, mi-ai dat peste mână și eu am recunoscut că am meritat. Credeam că o să fim prieteni, dar niciodată nu știam în ce punct mă aflu cu tine ești rigidă, deloc maleabilă și încordată. Nu mă mir că soțul tău a dat bir cu fugiți și n-ai nici un prieten. Conduse mașina într-unui din locurile libere din parcarea marelui complex comercial. Poți să mă lași aici, spuse ea tăios, abia mișcându-și buzele. Era deja cu mâna pe clanță. El frână brusc lângă bordură și i-a coborât după ce îi aruncă un, mulțumesc, încordat. Vreo două ore, întrebă el. Foarte bine, spuse ea și trând portiera. Beri nu o făcu să se simtă mai bine. În magazin erau câteva cliente, dar erau servite de către vânzătoarele lui exuberante. În clipa în care o văzu intrând, el o apucă de braț și o duse repede în spate, în biroul lui. Spre deosebire de magazin, care era imaculat și aerisit decorat în culori pastelate, biroul lui era arhiplin și duhnea a fum de țigară. Se întoarse cu fața spre ea și își încrucișă mâinile într-un gest dezaprobator. Dumnezeule, ești și mai rău. Nu începe iar, Beric, spuse ea agățând în fusta doamnei Ruthford și așezându-se pe singurul scaun liber. Am avut deja o dimineață îngrozitoare. Arăți, într-adevăr, groaznic. Mulțumesc! Tocmai asta e. Vreau să rămân o anonimă și tu faci ca asta să fie aproape imposibil afișând posterul ăla cu reclama mea în partea cu lenjerie. Cum ai putut să faci una ca asta, beri? Pentru că vin de chiloții, inimioara mea. Duzini întregi. Și, cred-mă, spuse el măsurând o vădit dezgustat, nimeni nu o să te recunoască. De fapt, voi face tot posibilul să te țin ascunsă. Dacă clientele mele și ar vedea idolul, pe ariare, s-ar lua de păr și ar țipa. Ele te cred o artistă excentrică, o imagine pe care am promovat-o intenționat și n-ar vrea să știe că umbli în zdrențe. Ai sifon dietetic. Da, spuse el deschizând un mic frigider de sub un raft plin, dar nu te așeza prea confortabil, pentru că avem afaceri de discutat. Apropo, fusta e fabuloasă. Ridica se învelitoarea de plastic și o inspectase. Doamna Rutherford o să fie extrem de încântată. O oră și jumătate mai târziu, Rana se ridică să plece, având o nouă idee în minte și un cec frumușel și patru comenzi în poșetă. Din fericire mai am niște mătase și bumbac de când am fost ultima oară la depozitul acela, îi spuse ea. Ai grijă să-i spui croitoresei tale să-mi trimită o listă cu măsurile clientelor săptămâna viitoare. Cele pe care le ia ea personal, nu pe care le dau ele. Femeile au tendința de a minți în favoarea lor. Beri îi apucă părul cu amândouă mâinile și îl dădu la o parte de pe față, studiindu-o. Ah, doar o privire scurtă aruncată vechi rana. De ce nu mă lași să te trimit la salonul lui Neiman să-ți aranjeze părul și să te machieze? Pe urmă, te îmbrac în ceva din noua colecție Ungaro. Sau într-un gerse alb de mătase Kamali, care ar fi perfect pentru rana. Fă puțină paradă pentru mine astăzi și vânzările mele vor crește uluitor. Va fi bine pentru amândoi. Ia scutură din cap și el îi dădu drumul părului, privindu-i cu regret cum cade din nou în jurul pomeților ei clasici. Nu, Beri. Te vei mai întoarce vreodată la munca pe care o faci mai bine decât oricine altcineva, iubito. Mori vrea să o fac. Îi povesti despre contractul pe doi ani care îi se oferise. Nu m-am hotărât dacă să accept sau nu. E loftă. Ești fericită, Rana. Fericită. Fusese, Oare, fericită cineva? Sunt mulțumită. Cred cere. Nevrând să se întristeze prea mult, îl sărută, îi mulțumi din nou pentru comenzi și îi asigură că se va gândi la ultima ei idee. Ajungând afară își dădu seama că nu fixase un loc de întâlnire cu Trent. Dar nu trebuie să se gândească prea mult, căci îi zări plimbându za Oprindus din când în când să se uite ea patinatori de pe ringul din mijloc. Era atât de atrăgător, de fiecare dată când îl vedea era ușor surprinsă de cât de mult îi plăcea. Nu era mătăhălos și masiv ca majoritatea jucătorilor profesioniști de fotbal, dar mușchii lui umbăleau haina și pantalonii de vară. Hainele îi se potriveau perfect și erau frumos croite îi plăcea cum părul negru i se ondula natural, flairtând cu vârfurile urechilor și cu gulerul hainei. Purta o pereche de ochelari de soare fumuri, probabil pentru a nu fi recunoscut de microbiști. Își făcu drum spre el încet, bucuroasă că îl putea studia fără ca el să știe. Când se afla încă la o distanță destul de mare, ei întoarse capul în direcție ei. Trebuie să o fi văzut imediat, fiindcă începu să-și croiască drum prin mulțime. Îmi pare rău, Ana, spuse el repede, de cum ajunse la o distanță de la care putea fi auzit. Ceea ce am spus a fost. O femeie se izbi de el din spate. Luând-o de braț pe Rana, se depărtară de valul de trecători, lipind-o de un zid. Ea trebuie să-și dea capul puțin pe spate pentru a-l privi. El își scoase ochelarii și îi puse în buzunarul de la piept al hainei. Ochii lui îndunecații erau tulburi. Ceea ce ți-am spus în mașină înainte să cobori a fost, ei bine, de neiertat. N-am vrut. Eram foarte nervos. Nu trebuie să te scuzi, Trent. Ba da, asta sunt pentru tine, spuse el oferindu-i un buchet de margarete. Aș fi vrut să iau trandafiri, dar nu mai aveau. Mă ierți! Te rog! Ochii ei se umplură de lacrimi când privi mută buchetul de flori. Își coboră fața, cufundându-și nasul în petalele umede. I se trimise seră flori deseori. Aranjamente extravagante din trandafiri și orhidee sosiseră de la conți și președinți de corporații. Dar nici unul nu însemnase nimic pentru ea. Acel buchet mic și neînsemnat de Margarete era cel mai de preț, dar pe care îl primise vreodată. Îți mulțumesc, Trent. Sunt minunate. Nu aveam niciun drept să-ți vorbesc așa. Te-am provocat, eh, oricum, îmi pare rău. Scuzele îți sunt acceptate. Centrul comercial era înțesat de lume. Oamenii treceau grăbiți pe lângă ei, dar ei nu-și părăsiră locul. Și continuara să se privească. Ai așteptat mult, o întrebă ei. Nu, te-am văzut de vizavi. Am fost atât de furios, încât nici nu ți-am spus unde ne întâlnim. Nu-i nimic. Ne-am întâlnit. Da, ne-am întâlnit. Cum el continuă să o privească, vorbele ei căpătară un înțeles mai profund. Ei se apropie mai mult. Mâna îi se lipi pe obrazul el îi șopti numele. Apoi își lăsă capul în jos și îi atinse obrazul cu buzele. Rana încetă să mai respire. Nu se clinti. Margaretele, pe care le ținea la piept, erau strivite între ei. Auzi foșnetul foliei verzi în care erau îmbachetate și simți petalele umede pe brațe. Cu toate acestea, bărbatul era cel care îi capta aproape toate simțurile mirosea a soare de vară și a colonie bărbătească. Ar fi vrut să ia dulmece gâtul cald pentru a-l mirosi mai bine. Buzele lui deveniră fierbinți pe obrazul ei. Răsuflarea, rapidă și nesigură, îi trecea ușor peste față. Numai un suprem efort de voință o făcu să nu se arunce de gâtul lui și să nu-i mai dea drumul. El ezită, de parcă ar fi încercat să ia o hotărâre, după aceea se depărtă de ea. Hai să plecăm de aici, spuse el luând-o de braț și conducând-o prin centrul comercial. Ce ți mai face umărul? Îl întrebă ea când urcară în mașină și porniră. El râse ușor, mai mai întrebat de câteva ori. Și încă n-am primit un răspuns. Ce a spus doctorul? Că atunci când o să plec în cantonament, o să fiu într-o formă grozavă. Trent, e minunat, spuse ea plină de entuziasm, ignorând un val de tristețe care veni odată cu vestea. Când va plecai, avea să iasă din viața ei pentru totdeauna. Bănuiesc că odihna și relaxarea încep să dea rezultate, spuse el zâmbindu-i. Ți foame, ia în buviință. N-am mâncat de prânz, nici eu. O duse la unul din restaurantele mexicane preferate de el. Ea începuse să agreeze acea bucătărie picantă de puțin timp. Ești sigur că o să ieșim vii? Îl întrebă cu îndoială în clipa în care el opri în parcarea cu pietrișa restaurantului. Această denumire nu prea îi se potrivea. Cantină ar fi fost cea mai bună descriere. Veranda era destul de dărăpânată. Firma de deasupra ușii era atât de decolorată, încât numai câteva litere se mai distingeau. Geamurile erau murdare și decorate cu ghivece cu flori de plastic colorate țipător și pline de praf. N-am zis că e de lux, ci că e cel mai bun. Răseră și glumiră tot timpul mesei, pe care Trent o comandă unei femei extrem de grase, care îl tot bătea ușor pe obraz și îi spunea, Angelito după ce plecară de la restaurant, o plimbă pe rana prin Houston, arătându-i locuri interesante pe care cineva care nu locuia în oraș le vedea rareori. ori. Se întoarseră la Galveston mult timp după ce se întunecase. Ruby îi aștepta la ușa din spate. Am fost îngrijorată, spuse ea. Trent, a uitat că mi-ai promis să mă duci la popice în seara asta. Rana aproape că îi auzi geamătul ușor, dar îl văzu zâmbind de dragul mătușii lui. Sigur că nu. Poate să vină și Ana. Bineînțeles, spuse Rubi. Cu cât suntem mai mulți, cu atât o să fie mai vesel. Rana avusese o zi atât de perfectă, încât voia să se sfârșească atunci, înainte să se întâmple ceva care să o strice. Și, în plus, nu voia să tulbure seara pe care Ruby dorea să o petreacă împreună cu nepotul ei. Eu nu joc bine deloc, așa că duceți-vă numai voi doi. Sunt obosită și aș vrea să mă culc de vreme. Ar fi vrut să creadă că Trent era dezamăgit și așa și părea când Ruby îl trase, practic, afară. Ai grijă să încui, îi spuse el ranei făcându-i cu mâna. Aceasta a avut impresia clară că el ar fi preferat să rămână cu ea decât să-și însoțească mătușa la popicărie. Zâmbetul lui ia plecare o învălui în căldură. Se duse în camera ei, unde puse margaretele într-o vază și le așeză într-un loc unde să le poată vedea în timp ce stătea întinsă în cada plină de spumă. Tocmai ieșise când sună telefonul. Unde ai fost toată ziua? O întrebă un glas supărat în clipa în care răspunse. Și eu te salut, mori. A trebuit să mă duc la Houston. Asta mi-a spus și proprietărea sa ta. Ai fi mândru de mine dacă ai ști cu câți bani am venit. Păcat că nu primesc și eu un procentaj. Rana se întrebă din nou dacă nu cumva. Mori dăduse de, de vreun necaz cu jocurile lui de noroc, dar înainte să apuce să-l întrebe, el trecu repede la subiect. Eh, te-ai gândit. Da, mori. Nu mă ține pe jar. Răspunsul meu e nu. Se gândise cu foarte mare grijă, cântărind fiecare aspect al hotărârii ei. Cu o seară în urmă se gândise să revină la fostul ei stil de viață, în ciuda nefericirii pe care avea să i-o aducă. Dar, în ziua aceea, când Trent îi oferise buchetul de flori, își dăduse seama cât de mult progresase. Un bărbat îi dăruise fiori fără să-și pună problema dacă era sau nu frumoasă. Margaretele nu era un omagiu adus frumuseții ei, ci femeii din interior. Nu voia să se întoarcă la lumea superficială, unde era considerată ceva senzațional numai pentru că Dumnezeu îi dăruise o anumită față și un anumit trup. Îți dai seama ce ratezi, Rana. Te rog, nu încerca să mă faci să mă răzgândesc. M-am hotărât, nu spun că nu o să mă mai întorc niciodată. Ci doar că nu o voi face acum. Oftatul lui îi trădă dezamăgirea, dar nu spuse decât. Asta e atunci, nu. Da, asta e, vorbirea apoi despre alte lucruri. Ea îl întrebă despre starea sănătății mamei ei, iar morii descrise personalitatea acesteia în termeni grosolani, dar o asigură că Susan era cât se poate de sănătoasă. O să facă un scandal monstruos când o să-i spun că ai refuzat oferta, și, fiindcă tu nu o să fii aici, totul o să se spargă în capul meu. Știu și îmi pare nespus de rău. Riscurile meseriei. Ești teribil de dezamăgit, mori. Da, sunt dezamăgit. Cred că ești puțin nu bună, dar tot te iubesc. Și eu te iubesc. Îmi pare rău că sunt o povară. Viața e plină de poveri. Rana. Plină. Își spuseră, la revedere. Rana și ar fi dorit să se simtă mai bine după luarea acelei hotărâri, dar discuția cu Mori o făcuse să se simtă puțin tristă și să îi fie dor de el. Apoi zări buchetul de margarete. Erau ca o rază de lumină care îi alunga melancolia, aducând-o înapoi la o dispoziție mai bună. Le privi până când, într-un târziu, adormi. Dormi până târziu. Când deschise ochii și se uită pe fereastră, își dădu seama că soarele se afla de mult pe cer. Ceasul îl confirmă ora târzie. Imediat ce se dădu jos din pat zări foaia de hârtie de lângă ușă. Am bătut de două ori, dar nu s-a auzit niciun sunet. Da, ascult adesea la ușa ta. Bănuiesc că dormi mai mult. E foarte bine. Ne vedem mai târziu. Biletul nu era semnat, dar mâzgălea la abia lizibilă, ca și umorul, era un încântător de familiare. Se îmbrăcă și coborâ. Casa era pustie. Ieși în curtea din spate și se hotărâ să viziteze sera lui Ruby, în privința căreia bătrâna se lăudase foarte mult. În interiorul clădirii de sticlă era cald și umezeală, dar ranei îi plăcea mirosul de pământ proaspăt răscolit. Totul era nemișcat, picături de apă se adunau pe geamurile din jurul ei. Era o liniște mormântală. Zgomotul pașilor ei era absorbit de pământul afinat. Se plimbă printre mesele lungi, pe care se aflau șiruri îngrijite de ghivece cu plante. Ea le studie, încântată de fiecare floare exotică, de fiecare frunză delicată, cu nervurile ei unice. Trândă via, e un păcat! Ah! exclamă ea și se întoarse brusc. Iar am făcut-o? Nu. te am speriat. Iartă-mă, n-am vrut. Trent dădu jos de pe umăr o pungă grea cu mușchi de turbă și își șterse mâinile de pantalonii scurți. Tricoul lui era ud de sudoare. Știu că n-ai vrut, îi spuse ea zâmbind. Dar e atâta liniște aici. Bună dimineața! Apropo, unde e Rubi? Am convins-o să se întindă puțin. Am fost împreună să luăm mușchiul ăsta și, din cauza căldurii, i a venit amețeală, l-am spus că o să-i duc eu proiectul la bun sfârșit. Și care e proiectul ăsta? Să pun plantele în ghivecele astea, spuse el arătându-i plantele. Frumoase begoni, remarcă ea sufle când și mânecile cămășii. Te ajut și eu. Nu te simți obligată. Vreau să o fac. Când era mică nu avusese voie niciodată să se joace. Nu avusese voie să facă nimic care i-ar fi putut afecta perfecțiunea. Fiecare fir de păr trebuia pus la locul lui. Nu avusese voie să meargă cu bicicleta sau cu rotilele ca să nu-și zgârie genunchii. Juliturile sau cicatricele trebuiau evitate neapărat. Ca adolescentă se răzvrătise adesea. Dar când micile acte de sfidare erau descoperite, mânia mamei sale făcea ca aventurile respective să nu merite efortul. Apoi, mai târziu, nu avusese mulți tovară și de joacă. Nu avusese niciodată timp să alerge cu ceilalți copii din cartier. În timpul adolescenței prietenele ei fusese răpuține la număr, căci celelalte fete vedeau frumusețea ei ca o amenințare. Ce posibilă prietena ar fi vrut să fie comparată cu Rana? Pe de altă parte, băieții o respecta și, în timpul liceului, se dusese la puține întâlniri. Rana Remsi era cea mai splendidă făptură pe care o văzuseră majoritatea băieților din școala ei. Nu era un teren bun pe care să-și încerce nu descoperita bărbăție. Acum Rana avea ocazia să se joace. Ce trebuie să fac mai întâi? Să-ți scoți niște haine, îi spuse Trent. Poftim, nu crezi că e o idee bună? Nu, nu te rușina. Dacă te face să te simți mai bine, îmi scot și eu o parte din lucruri. Râse când îi văzu privirea pârholitoare. Ana, o să te topești în ele. E ca într-o sauna aici. Mă simt foarte bine. Mă tem că nu o să mai rămână din tine decât un morman de cârpe de care nu o să mai aibă nimeni nevoie. Ea îi aruncă o privire usturătoare, dar în glumă. Nu-ți face griji pentru mine, hainele mele și căldură, da. El clătină din capul lui It, întrebându se dacă nu cumva avea vreo boală oribilă de piele de care nu voia să știe nimeni se împreună cu el în fiecare dimineață, îmbrăcată într-un trening care o acoperea de la gât până la glezne. Bine, dar dacă leșini de căldură, să nu zici că nu te-am prevenit. Îi arătă cum să umple fiecare vas cu pământ și cit mușchi să pună. În curând, mânuia lopății ca de parcă ar fi făcut-o o viață întreagă. Din când în când își mai ștergea sudoarea de pe frunte cu mâneca, dar nu părea să bage de seamă căldura, între atât de mult se distra. Te superi, o întrebă Trent la un moment dat apucându-și poalele tricoului. Ah, nu, el și-l trase peste cap și îl aruncă jos. Cred că eu sunt cel care se topește. uitându se la torsul lui gol, rana se topi în felul ei, în interior. Avea impresia că pulpele îi se lichefiază pari să fii în formă pentru fotbal, spuse ea pe cât de normal îi dădu voie gâtlejul încordat. Mușchii îi se unduiau sub pielea bronzată de fiecare dată când își mișca brațele și umerii. Sper, ea îi observă privirea încruntată și ezitarea din glas. Ai îndoieli, el rânse, dar nu era vesel. Aceleași îndoieli pe care le-am avut în fiecare sezon de când joc la o echipă profesionistă și chiar și înainte, când era în joc soarta unui campionat. Dar ai avut o carieră spectaculoasă, spuse ea și, văzându-l că o privește întrebător, adăugă: Rubi m-a informat de când ai sosit aici. A fost o exagerare a ei. Nu ești considerat unul din cei mai buni. În mod normal ar fi acceptat acele laude ca pe ceva cuvenit de drept, dar Curana simțea nevoia să fie sincer. Am avut niște sezoane bune, dar anul trecut a fost un dezastru. De ce? Îmbătrânesc. Ea lăsă lopățica de parte și îl privi cu atenție. Bătrân, dar n-ai nici 35 de ani. În fotbalul profesionist asta înseamnă mult peste vârsta mijlocie stângenit că își rostea cu glas tare cele mai intime temeri, își făcea de lucru cu o stropitoare. Totuși, era o plăcere să aibă pe cineva care să-l asculte cu atenție. Timp de luni întregi simțise se nevoia să se destăinuie cuiva. Acum nu s-ar mai fi putut opri nici dacă ar fi vrut. Sezonul trecut, vârsta mea a început să-și spună cuvântul, deși de ani de zile lupta se împotriva ei. Acum trei ani a trebuit să-mi operez cotul. După ce mi-am revenit, a început să mă deranjeze umărul. De fiecare dată când dădeam o pasă, mă durea groaznic. Îi lăveam pe primitori din ce în ce mai puțin, ceea ce a făcut ca atacul nostru să se ducă naibii. Totul e în mâinile mijlocașului. În acest caz, eu. Rana nu știa nimic despre fotbal, dar înțelegea ce îi spunea el cunoscuse manechine care considerau că, la 30 de ani, viața lor se sfârșise fiindcă erau prea bătrâne pentru a-și mai continua carierele. Se apropie de el și abia rezistă tentației de a-i pune mâna liniștitoare pe braț. Când ai început, ai știut că nu o să dureze o veșnicie. Bineînțeles, nu sunt chiar atât de nerealist. N-am umblat cu capul în nori. M-am pregătit financiar pentru retragerea din fotbal. Sunt asociat la o firmă de proprietăți imobiliare comerciale foarte profitabilă din Houston, dar vreau să mă retrag când hotărăsc eu, nu când sunt forțat. În fiecare sezon, un nou talent e recrutat pentru echipă. Doamne, sunt atât de buni, Ana! Și atât de tineri, zise el clătinând din cap cu tristețe îți spui probabil că sunt invidios pe cei tineri, dar îți jur că nu-i așa. Te cred, spuse ea încet. El își încleștă pumnii și închise ochii. Nu mai vreau decât un singur sezon în care să câștigăm. Vreau să mă retrag în plină glorie, nu ca un obiect demn de milă și dispreț. Mâna ei își făcu singură drum spre el și îi strânse brațul pentru a accentua cuvintele pe care îi le spuse din inimă. Nimănui nu-i va fi milă de tine, Trent. Cred că ăsta va fi sezonul tău. Sunt convinsă, de fapt. Da, ea îl privi în ochi. Da, totul se evaporă în jur și ei rămaseră într-un univers numai al lor. Ea îi cercetă chipul cu lăcomie, simțind teama și incertitudinea din ochii lui, ia fel cum le simțise și pe ale ei adesea. Dacă n-aș fi frumoasă, mama nu m-ar iubi deloc. Cu acest gând crescuse fetița frumoasă și singuratică. Până acum șase luni, continuase să creadă că unica ei achiziție era felul cum arăta. De când renunțase la stilul Rana, legase două prietenii importante, cu rubi și cu Trent era o persoană demnă de iubire și de prietenie, indiferent de felul cum arăta. De când se știa făcuse numai ce voaz mama ei. Dorise cu disperare aprobarea lui Susan, dar mereu fusese sub așteptările acesteia. Stai dreaptă, Rana. Nu te apleca, Rana. ăsta e un coș, Rana. Dumnezeule, doar te-am învățat cum să-ți cureți fața, dar tu nu o faci porți aparatul dentar. Vrei să ai dinții strâmbi. ți și șifonat rochia, după ce m-am chinuit o jumătate de oră să ți-o calc. Chiar și atunci când rana atinsese maximul de perfecțiune pe care îl putea atinge o ființă omenească, Susan îi găsea un cusur. Da, rana înțelegea foarte bine durerea și nesiguranța lui Trent. În dorința lui de a reuși pe teren, nu, mai avea importanță ce părți din el rămâneau în urmă, ce oase se rupeau, ce mușchi se întindeau, ce durere îndura. Era un sportiv, avea să facă totdeauna totul până la capăt, să dea tot ce putea da. Dar, cum ce avea mai bun putea să nu fie destul de bun, se chinuia în tăcere cumplit. Îți mulțumesc că mi-ai spus asta, zise el încet și ochii lui o priviră cu atenție. Atmosfera era încărcată de o dorință ce fusese prea mult reținută. El își simțea trupul greu și febril din cauza unei emoții pe care nu o mai putea numi, fiindcă nu o mai simțise niciodată. Nu știa decât că, în clipa aceea, considera că Ana Remsi era frumoasă. Ar fi vrut să o strângă la piept, să-i absorbă încrederea și să fie demn de ea. Am vorbit serios. În jurul lor era o tăcere apăsătoare. O muscă se auzi băzând pe undeva prin apropiere, dar, în rest, totul era nemișcat. Pe chipul lui șiroia sudoarea. Trupurile le erau încordate din cauza efortului de a se menține la distanță unul de altul. Totuși, se înclina ușor unul spre celălalt. El îi atinse creștetul capului cu mâna și apoi și-o coboru ușor spre gât. Părul ei era moale sub palma lui bătătorită. Ea își înclină capul într-o parte și își lipi obrazul de mâna lui. El îi privi țintă gura. În acest timp, buzele ei se desfăcură ușor. Păreau incredibil de moi, de liniștitoare, de dătătoare de plăcere și vulnerabilitate. Ana, spuse el lăsându-și capul în jos și buzele lui le atinseră pe ale ei. Ana strigă o altă voce deodată și amândoi tre săriră, depărtându unul de altul. În jurătura lui ful la fel de aspră și de arzătoare ca soarele Texasului. Rana alergă repede la ușa serei, inima îi bătea cu putere. Da, Ruby, aici sunt. Ce s-a întâmplat? Un telefon pentru tine, draga mea. Rana îi aruncă o privire lui Trent, care ridică din umeri și îi zâmbi, dar era un zâmbet chinuit de dorință. Ea traversă curtea în fugă și intră în casă pe ușa din spate, pe care Ruby o deschise. E mama ta! Mersul ranei deveni șovăielnic. Mama! Ruby dădu din cap afirmativ și în ochii se citea o întrebare nerostită. Ana Rems nu avea mamă din câte știa ea. Rana urcă încet. În ultimele șase luni, ea și mama ei își transmiseseră mesaje prin intermediul lui Mori. Nu își mai vorbiseră din ziua în care Rana plecase, dând peste cap toate planurile lui Susan pentru căsătoria ei. De ce suna, Oare, Susan acum? se întrebă Rana. Să fi fost furioasă pentru că nu acceptase contractul. Voia numai să afle ce face. Să-i spună, Te iubesc. Rana râse în sine ei fiind că spera acest lucru. Cu toate acestea, mâinile și vocea îi tremurau când ridică receptorul în cameră și spuse. Mamă, bună, ce faci? Mori a murit. Cred că ai putea să te întorci la New York măcar pentru înmormântarea lui. Mori a murit. Mori a murit. Trecuseră aproape 36 de ore de când Rana aflase vestea aceea din gura mamei ei, dar tot nu-i venea să creadă. Chiar și după ce stătuse lângă mormântul lui și îi văzuse sicriul, acel gând îi se părea incredibil. Atâtea lucruri se întâmplaseră din clipa în care mama ei îi dăduse vestea morții lui Mori încât îi se părea că după amiaza aceea petrecută cu Trent în seră aparținuse altei vieți. Când își reaminti tot ce urmase după acel telefon o cuprinse o oboseală atât spirituală, cât și fizică. Își aruncase câteva lucruri în valiză. Dădu se fuga jos să o întrebe pe Ruby dacă îi putea împrumuta mașina. Ruby sugera să o conducă trend până la aeroport, dar Rana se împotrivise atât de mult, încât bătrâna nu mai insistase, ba îi ascultase și rugămintea de a nu-l chema din seră pentru a-și lua rămas bun. Rana îi spusese femeii că va fi plecată o perioadă nedeterminată de timp. Nu menționase nici unde se ducea. Când proprietărea sa își arătase îngrijorarea față de deprimarea ranei, singura explicație a acesteia fusese. O să-ți explic când mă întorc. La aeroportul internațional din Houston, văzuse decolând două avioane spre New York și abia reușise să găsească un loc liber în al treilea. Când ajunsese la New York, Loase un taxi și se dusese la apartamentul ei, unde mama ei mai locuia încă. Se întâlniseră față în față pentru prima oară după șase suni. Susam fusese extrem de ostilă în ciuda nevoii pe care o simțea Rana de a fi consolată. Arăți ridicol, Rana. Sper că nu te aștepți să te recunosc ca fiind fiica mea astfel îmbrăcată. Ce s-a întâmplat cu mori, mamă? E mort. Apropie o brichetă aurie cartier de capătul țigări, trase în piept și apoi suflă fumul pe deasupra capului ei. Rana, epuizată după drumul de la Galveston la Houston, după așteptarea prelungită de la aeroport, după zborul lung, pentru a nu mai vorbi de tortura psihică, se prăbuși pe canapea și închise ochii. La New York era două dimineața. Nervii îi erau la pământ, tocmai își pierduse cel mai drag prieten și cel mai sincer aliat și primul comentariu pe care îi făcuse mama ei fusese în legătură cu felul cum arăta. În clipa aceea o urse pe Susan Remsi. Asta mi-ai spus și la telefon, mamă. Ce vrei să fac, să te implor să-mi spui amănunte. Deschise ochii și o privi pe femeia pe care nu putuse să o mulțumească oricât de mult ar fi încercat. Bine, te implor ce s-a întâmplat. În cele din urmă se lăsă pradă durerii și ochii se umplură de lacrimi. Susan, cu o expresie aproape de înfumurare, se așeză în celălalt capăt al canapelei lungi. În ciuda orei, era îmbrăcată îngrijit. Capotul de satin nu avea nici o cută. A murit acasă. Unul din vecinii i-a descoperit cadavrul azi dimineață târziu, când Mori nu apăruse la gustarea pe care trebuiau să o ia împreună. Mori locuia singur, se despărțise de soția lui cu mulți ani înainte să-l cunoască. Rana niciodată nu își revenise de pe urma divorțului, dar nici nu renunțase la jocurile de noroc, care constituiseră cauza problemelor sale conjugale. A fost atac de cord, infarct, Mori fusese supraponderal, avusese tensiunea ridicată și se prea mult. Nu chiar, spuse Susan calmă și ironică. Au mai fost și drogurile. Droguri, exclamă Rana, uluită. Nu-mi vine să cred. Nu droguri obișnuite. Medicamente. Băutură. S-au găsit în locuința lui urme care au arătat că băuse. Rana a avut impresia să se prăbușește înăuntrul ei încetul cu încetul, Că trupul îi se destramă ca un castel din cărți de joc. Nu se putea. Nu credea ea așa ceva. Sinucidere. Nu. A fost un accident, răgușit. Susan strivi țigara într-o scrumieră de cristal care se afla pe măsuța de cafea din marmură. Bănuiesc că poliția așa a spus. Dar tu crezi că a fost sinucidere? Nu. Nu știu decât că, ultima oară când am vorbit cu el, era extrem de supărat din cauza faptului că ai refuzat contractul acela minunat. A fost la fel de șocat ca mine când a aflat că preferi să trăiești așa, spuse ea arătând spre Rana de parcă aceasta ar fi fost extrem de murdară, nu ca o prințesă. Din cauza ta, Moria a avut necazuri financiare. Rana își acoperi fața cu mâinile, dar Susan insistă a trebuit să se mute din birourile acelea elegante pe care le închiriase. Când ne-ai părăsit cu atâta egoism și pe el și pe mine, a început să reprezinte din nou modele de mâna a doua și foste vedete. De ce nu mi-a spus? Gemurana punând întrebarea pentru sine, dar și pentru mama ei. Susan era încântată să-i răspundă. La ce bun, dacă ai fi ținut la cineva la fel de mult cât ți la tine însăți, n-ai fi plecat de la bun început. De ce ți ar fi păsat ce se întâmpla cu un amărât de agent, de care eu am vrut să scap cu ani în urmă, dacă nu ți-a păsat cât și de puțin de propria ta mamă? Își aprinse altă țigară. Rana știa că Susan nu terminase ce voia să spună, așa că tăcu. Nu avea niciun rost să o contrazică. Am sacrificat tot ca să te fac să ajungi unde erai, dar tu ai dat cu piciorul ea tot fără să spui măcar mulțumesc. Ai ratat șansa de a te căsători cu unul din cei mai bogați bărbați din America. Are vreo importanță pentru tine faptul că abia am cu ce plăti apartamentul ăsta? Nu, Susan ar fi putut găsi un apartament mai modest care ar fi fost considerat luxos și ar fi putut găsi o slujbă. Așa cum Rana știa din proprie experiență, Susan putea fi un foarte bun manager. Era extrem de atrăgătoare. De ce nu și găsise un soț înstărit? Dar Rana era prea obosită și supărată pentru a se angaja cu mama ei într-o dispută pe acea temă. Se ridică în picioare, epuizarea fiind evidentă în fiecare mișcare. Mă duc să mă culc, mamă! Când e în mormântarea, mâine la două, am închiriat o limuzină care să vină să ne ia. O să-ți găsești aparatul dentar pe noptieră. Pun, dinții tăi arată groaznic, tu vei merge cu limuzina. Eu o să iau un taxi. Din moment ce n-am de gând să mai port vreodată afurisitul ăla de aparat, și dinții mei sunt groaznici. Sunt sigură că vei prefera să mergi singură cu limuzina decât să fii văzută împreună cu mine. La înmormântare, rana stătu departe de ceilalți, ascunsă după o pereche de ochelari fumuri și sub o pălărie neagră, pe care o cumpărase de la Meisis în dimineața aceea. Nimeni nu o recunoscuse, nimeni nu se uită la ea, nimeni nu îi vorbi și rămase singură, plângând, ia câțiva metri de micul grup care se răspândise imediat după rostirea ultimei rugăciuni. Fiecare se mulțumit că își făcuse datoria și acum era liber să fugă de căldura sufocantă a cimitirului din New Jersey și să se retragă în atmosfera plăcută a mașinii răcorite de aerul condiționat. Rana Zăbovi, chiar și după ce Susan trecu pe lângă ea fără să facă nici măcar un semn din cap. De ce, mori, de ce? Întrebă ea sicriul acoperit de Garoaf. De ce nu îi spusese nimic despre problemele financiare? Oare chiar își luase viața? Era un gând mult prea oribil, dar nu putu să nu-și aducă aminte de emoția pe care o sesizase în glasul lui când îi spusese de acel contract substanțial și de deprimarea când o rugase să se mai gândească la ofertă. Acum, conducând de la aeroportul din Houston spre Galveston, aceleași întrebări o torturau. Pe lângă faptul că era extrem de deprimată, mai fu și întâmpinată de o ploaie torențială și întunecată, care acoperea șoseaua, potrivindu-se perfect stării ei de spirit. Viitorul îi se întindea înainte, la fel ca autostrada aceea. Șters, monoton, oribil, nu vedea nicio lumină în acel viitor. Cum ar fi putut fi vreodată fericită și liniștită având pe conștiință? pata de neșters sinuciderii lui Mori. Casa era învăluită în întuneric. Observă că mașina lui Trent nu se afla acolo. Probabil că el și Ruby ieșiseră împreună. Luându-și valiza, o rupse la fugă prin ploaie până la ușa din spate. Punându-și valiza pe verandă, își scoase pălăria și o scutură de apă. Se dezbrăcă de haină, așezând-o pe spătarul unui scaun să se usuce. După aceea urmară pantofii și ciorapii. Intră în bucătărie desculță. Aceasta era neobinuit de întunecată. Până și perdeluțele scrobite și încrețite păreau triste și lipsite de viață. Bău puțină apă călduță de la robinet, dar, după ce luă două înghițituri, puse paharul lângă ciuvetă. Era atât de deprimată, încât fiecare mișcare era un chin își simțea picioarele ca de plumb și trebuie să facă un efort foarte mare pentru a le pune în mișcare. Durerea aceea cumplită o dobora. Fusese prea mică la moartea tatălui ei și nu și mai amintea. Acum, pentru prima oară în viața ei, suferise pierderea cuiva la care ținea cu adevărat. Cum supraviețuia cineva pierderii unui soț sau a unei soții dragi, ori a unui copil fatalitatea morții era înspăimântătoare. Fără să aprindă nicio lumină, trecu prin sufrageria întunecată și ajunse în holul central. Ploaia și roia pe geamurile înguste și înainte ale ușii de ea intrare. Părea sumbră, argintie și rece. Picăturile de pioase semănau cu niște lacrimi. Rana privi în sus spre scara întunecată și se întrebă de unde avea să găsească energia necesară pentru a urca acele trepte până în camera ei. Indiferentă, se lăsă să cadă pe bancheta de lângă scară. Proptindu-și coatele pe genunchi, își sprijini capul în mâini și începu să plângă. La înmormântare plânse se întăcere și decent, fără să dea frâul liber durerii. Acum, lacrimile, Fierbinți și amare, îi izvorau din ochi la fel de neobosite ca ploaia de afară, și iau pe obraj și îi pătrundau în gură. Îi picurau de pe bărbie. Suspinele îi scuturau umerii. Îl simți lângă ea doar cu o secundă înainte ca el să-i pună o mână pe umăr. Ea își ridică privirea și îl văzu stând în fața ei, înalt ca un stâlp. Lumina era foarte slabă în hol, mai ales sub scară. Nu îi putea distinge trăsăturile, dar își dădu seama că era încruntat de îngrijitoare. Mama ei nu îi spusese niciun cuvânt de consolare. Rana fusese o străină pentru toți ceilalți care luaseră parte la înmormântare. Simțea nevoia de alinare, tânja după un gest care să-i redea siguranța. Se îndreptă spre singura sursă disponibilă și, fără să se gândească, îi strânse brațele. Răspunzând instantaneu, Trent se așeză lângă ea pe bantetă și o luă în brațe. Nu spuse nimic, ci doar își lipi fața de părul ei umed. Îi cuprinse capul și o forță să-și ascundă fața în scobitura dintre umărul și gâtul lui. Ea se cuibări acolo, lăsând ca materialul moale al cămășii să-i absorbă torentul de lacrimi. El își mișcă încet degetele prin părul ei și fu uimit când îl simți atât de des și bogat și atât de moale. Când degetele îi atinseră pielea capului începură să o maseze ușor. Buzele lui îi mânduiară urechea. Am fost atât de îngrijorat din cauza ta. agățându se de grija lui ca de ceva rar și neprețuit, rana își încleștă degetele în cămașa lui, dincolo de care îi simțea căldura pielii, forma mușchilor tari, părul de pe piept. Unde ai fost, Ana? Acel pseudonim îi era străin și o clipă nu își putu închipui de ce îi se adresa cu un alt nume. După aceea își aminti. Numele era o minciună. Un fals, la fel ca orice alt ceva în legătură cu ea. Întreaga ei viață fusese un șir de prefăcători, o țesătură de superficialitate. În clipa aceea, nu își dorea nimic mai mult decât să-și audă numele, Rana, rostit de buzele lui Trent. Voia să îi simtă răsuflarea când îi rostea numele la ureche. Ar fi vrut să-și vadă numele pe buzele lui. De ce plângi? Unde ai fost? Nu mă întreba, Trent. Te găsesc plângând aici, în întuneric. Cum poți să-mi pretinzi să ignor totul? Spun ce s-a întâmplat pot să te ajut cu ceva. Unde ai fost și de ce ai plecat fără să-mi spui la revedere? Ea se desprinse de el și își trase nasul. Își șterse fața, nestânjenită, cu dosul mâinilor. De dată, își dădu seama că nu avea ochelarii. Dar el nu avea cum să o recunoască pe întuneric, mai ales că ochii îi erau umflați de plâns. A trebuit să mă duc la înmormântarea unui prieten. El așteptă o clipă, după care o luă pe după umeri. Își coboră degetul arătător peste obrazul ei, adunând lacrimile pe care pumnii ei le lăsaseră în urmă. Îmi pare rău. Ți era un prieten apropiat. Foarte. A murit subit. Ea își acoperi din nou fața cu mâinile. Da, da, spuse ea încet. S-a sinucis. Trent murmură o înjurătură și mâna de pe umărul ei se încordă îi trase din nou capul sub bărbia lui. E îngrozitor. Știu, înainte să joc la Mustang am avut un prieten la o altă echipă. Genunchii i au fost afectați atât de mult, încât, în cele din urmă, i au spus că nu mai putea să joace. Atunci s-a împușcat. Știu foarte bine ce trebuie să simți. Nu, nu știi, strigă ea furioasă, smulgându-ți din brațele lui și ridicându-ți brusc. Tu n-ai fost vinovat de moartea prietenului tău. Încercă să ajungă la scări, dar o oprinse din urmă și o răsuciute. Vrei să spui că tu ești de vină pentru sinuciderea lui? Da, nu pot să cred, spuse el cu fermitate, zgârțâindu-u ușor. Nu poți fi răspunzătoare pentru viața altcuiva. Nimeni nu poate. Ah, Trent, spun asta până o să te cred zise ia strângându-i bicep și de oțel și apoi își ridică privirea spre el, rugătoare. Repetă-mi asta de o mie de ori dacă atâta e de ajuns ca să cred. El o luă în brațe și o strânse la piept. E adevărat, cred-mă. Dacă acest prieten avea tendința să se autodistrugă, tu nu puteai face nimic ca să-l oprești. L-am dezamăgit exact când avea mai multă nevoie de mine. Majoritatea oamenilor învață să înfrunte dezamăgirile Nu ești de vină că prietenul tău n-a făcut-o O înconjură cu brațele și o țin o astfel mult timp, legând-o ușor E mai bine, o întrebă el încet Da, durerea mai există încă, dar nu mai atât de acută El făcuse în așa fel încât ea să fie rezemată de perete Ea se sprijini dar își ținu brațele ușor pe umerii lui. Trent îi atinse gâtul cu buzele. Îmi pare nespus de rău că a trebuit să suferi. Fără să-și dea seama, ea își lăsă capul dat pe spate. Mulțumesc, n-am putut să vorbesc cu nimeni despre asta. Aveam nevoie de asta, aveam nevoie de tine. Atunci mă bucur că am fost aici. Mânduierile lui nu mai erau de consolare, ci de o cu totul altă natură. Și eu, Ana, hm, o privi mirat, Ana, apoi gura lui se afla pe buzele ei, fierbinte, apăsată și insistentă. Luându-i fața în mâini, își lăsă buzele să alunece peste ale ei, scoțând un sunet gros și gutural. Mâinile ranei se încleștară pe umerii lui. Apoi, întoarse capul deodată și gemu: Nu, ba da! nu îi mai dădu nici o șansă să protesteze. Gura lui poruncitoare o captură pe a ei într-un sărut care o lăsă fără voință. Ea își simți trupul slăbit și s-ar fi prelins pe perete dacă n-ar fi fost țintuită de corpul iul puternic. Își împreună mâinile pe după gâtul lui și răspunse sunetelor lui cu gemete de dorință, o dorință primitivă, sălbatică și nestăpânită. Limba lui îi penetră gura și a avut senzația că mintea îi exploda într-o multitudine de culori și lumini. Senzația caldă, umedă și catifelată a limbii lui era nouă și delicioasă pentru ea. O lăsă să-și ia libertăți pe care se părea că le considera cuvenite. Mișcările ei îi stârneau senzații tulburătoare în tot corpul. Simțea furnicături în sâni. Inima îi bătea puternic. Se opri răsă și tragă răsuflarea, se priviră cu uimire și apoi se repeziră din nou unul spre celălalt. După ce se gustaseră odată, acum erau mai lacomi ca oricând și, practic, își devorau gurile. Trent era agresorul, dar rana era mai mult decât ascultătoare. Lăcomia ei izvora din ignoranță și frustrare tânărul ei soț nu o sărutase niciodată cu o asemenea dorință dezlănțuită. Alții bărbați nu ar fi îndrăznit. Trent nu cunoștea astfel de restricții. Gura îi se răsucea pe a ei iar și iar. Nu se mai sătura să o sărute. În curând, sărutările nu mai erau de ajuns. Mâinile îi alunecară peste brațe spre mijloc. Cu o mișcare iute și bruscă, o ridică, lipind-o de el, împingându-s în despicătura dintre picioarele ei. Te doresc, gemul el trăgând cu gura o linie fierbinte pe gâtul ei. Nu putem, o să o facem. Unde e Ruby? Suntem singuri, dar, fără discuții, amândoi știam că acest lucru trebuia să se întâmple. Știu se, din clipa în care ieșise din cameră și îl văzuse în hol, știu că Trent Gamblin reprezenta o amenințare pentru ea nu una sinistră, dar, oricum, o amenințare. Știuse chiar din clipa aceea, când privise pentru prima oară în ochii lui de culoarea ciocolatei, căzând victimă zâmbetului său fermecător, ca avea să-i schimbe viața. Acum se resemnă în fața destinului, dar resemnarea nu prea avea nicio legătură cu ceea ce simți când o își puse mâinile pe sânii ei. Închise ochii când ei îi masă sfârcurile ușor, frecându-le în cercuri mici, trecându-și degetele încoace și încolo peste ele până când obținu reacția dorită. Chiar și după aceea, își continuă jocul ascunzându-și fața în gâtul ei și lăsându-și gura să alunece pe pielea ei caldă și înmirezmată. Îi descheie bluza cu degete neîndemânatice, dornic să vadă ce descoperise rămâinile. Știuse că nu purta sutien? dar fu plăcut surprins de finețea dantelată a furoului. Doamne, șopti el dându-s puțin înapoi pentru a se uita la ceea ce dezvelise. Ar fi vrut să fie lumină, fiindcă ceea ce vedea erau niște sâni incredibil de frumoși, nu mari, dar plini și bine formați. Umpăleau cupele furoului cu o piele imaculată și cu niște sfârcuri la fel de dulci și superbe ca niște boboci de trandafiri. Cu degete care abia atingeau dantela, omându-i pe femeia aceea de vis care trăia sub acele haine oribile. Numai că era cât se poate de reală. Nu mai era tot o fantezie ca acelea cu care trebuise să se mulțumească pentru a putea să adoarmă în ultima vreme. Acest lucru se întâmpla cu adevărat. Chiar o atingea. Sub dantelă, pielea ei era fierbinte iar când îi i ușor vârfurile acelea cu aspect delicios, ea răspunse într-un fel care îi făcu sexul să se întărească brusc. Gemul de dorință îi coborâ bretelele furoului și, scoțând un sunet care era și oftat și geamăt, îi cuprinse cu gura un sfârc tare. Rana îi strigă numele și își afundă degetele în părul lui des. Își lăsă capul peste al lui și închise ochii strâns. Răsuflarea îi deveni iute și îi se bloca în gâtlej. Fiecare mișcare a gurii lui îi provoca o contracție în pântec. Se umez de dorință. Ca și cum trupul ei i-ar fi transmis un mesaj tăcut, el își coboră mâinile spre tivul fustei și i-o ridică. Când îi simți mâinile pe pulpe, ea se tremură. Palmele lui bătătorite se frecau tulburător pe pielea netedă a coapselor ei. Își țin răsuflarea plină de emoție. Sigur nu avea să o facă. Nu acolo, nu atunci, dar Trent voia să descopere din ce în ce mai mult și mai bine. Mâinile lui urcară pe pulpele ei, bucurându-se de fiecare centimetru mătăsos, până se opriră pe șolduri. Își apăsă degetele mari pe oasele șoldurilor ei, rotindu-le încet, amețitor, în vreme ce, cu celelalte degete, îi strânge așezutul. Apoi, degetele lui mari se uniră peste buricul ei și coboră ușor peste satinul bichinilor, dispărând în vul ei. Rana Icni se agăță de umerii lui de teamă să nu cadă sau să dispară din univers. Nu se mai simțea legată de pământ. Gravitația nu mai avea nicio putere asupra ei când o atingeau mâinile lui Trent. Răsuflă tremurat când el își strecură mâinile pe sub banda elastică, trăgându-i în jos. Deschise ochii cu curaj și îi întâlni privirea. Era fierbinte. O vedea arzând chiar și în întunericul acela. Nici nu îi trecu prin cap să se împotrivească. Nu voia să o facă. Trupul îi tângea să fie posedat de el. Păși peste bikini cu o remarcabilă lipsă de stânjeneală. Gura lui o răsplăti cu un alt sărut arzător. Limba lui era ferm hotărâtă. Fiecare mânduire era executată cu o concentrare perfectă. Gura lui îi coboră apoi pe gât, lăsând în urmă sărutări fierbinți și întâmplătoare. Își simți inima înălțându se când buzele lui iului atinseră din nou sânul. Îi mânduia sfârcul în cercuri leneșe și cu atingeri ușoare ale limbii. Ea suspină. El o atinse. Ea îi strânse degetele într-o căldură mieroasă. El o mândâi, încet și blând, stârnind spirale nesfârșite de plăcere. Ea își simți trupul răspunzând din ce în ce mai iute. Cu degetele șale, el o convinse să capituleze. Ceea ce ea și făcu. Val după val de senzații fermecătoare se revărsară asupra ei. Tremură cu fiecare inundare păreau să dureze o veșnicie. Când cea din urmă se retrase, în sfârșit, ca binecuvântarea dantelată a unui val de pe țărm, unde balonașele scripitoare se spărgeau și erau absorbite de nisip unul câte unul, ea ar fi vrut să rămână cu ochii închiși și să doarmă o veșnicie. Dar îi simți răsuflarea pe obraz când o sărută ușor. Deschise ochii. Trent o privea zâmbind tandru numai că trupul nu îi era la fel de liniștit ca fața. Îi simțea tensiunea pasiunii care încă nu fusese eliberată. Își strecură mâna printre trupurile lor și își descheie blugii. Mâinile lui îi cuprinseră apoi șezutul și o ridică puțin, depărtându-i pulpele până când ajunse să-l cuprindă între ele. Alunecă în ea și rana își lăsă capul pe umărul lui oftând amândoi de satisfacție. Era atât de cald, de neted și de tare. Petalele trupului ei se strânseră în jurul lui. El gemu cuprins de o plăcere supremă. Era sunetul cel mai drag pe care i l auzise vreodată. Făcuse plăcere cuiva și nu avea nicio legătură cu felul cum arăta. Se desfătă în forța posesiunii lui. Gemetele ei îi spuneau acest lucru. Pentru ea, voia să fie mai bun ca oricând îi sărută sini încet și tandru. Rana nu credea că era posibil, dar simțea din nou tulburări provocate de dorință în adâncul ei. Cu fiecare mișcare a trupului lui, dorința creștea în intensitate, până când ea ajunse iar aproape de pierderea rațiunii. El așteptă, dezvelindu-și dinții în efortul pe care îl făcu pentru a se abține. Abia când se descărcă ea, își pierdu și el controlul. Atunci cunosc o eliberare atât de completă și de minunată, încât îi nu numai trupul, ci și inima. Asudați și istoviți, se agățară unul de altul, inimile lor băteau la unison. Răsuflarea lui îi atingea umărul și îi mândâia gâtul. Ploaia oare bătea în geamuri era ca o muzică acum. Ticăitul pendulei de pe polița din salon abia se distingea peste zgomotul făcut de răsuflările lor obosite și de bătăile inimilor. Până la urmă, o lăsă jos și o strânse la piept. Îl mira faptul că era atât de subțire. Brațele lui o înconjurau complet și chiar mai rămânea loc. O sărută pe creștetul capului. Fără să spună nimic, o luă de mână și o conduse spre scări. El o luă înainte, dar nu își luă ochii de la ea cât timp urcă treptele foarte încet. O trase ușor în dormitorul lui și împinse ușa, care se închise separându-i de lume. lăsându o în mijlocul camerei, se duse la pat și dădu cuvertura la o parte, după care îi întinse mâna și îi făcu semn spre pat. Trebuie să vorbim, spuse ea răgușit. Ba nu, începu să-și descheie cămașa încet. Rana simțea în sâni o durere provocată de o dorință care se făcea din nou simțită. El își scoase cămașa și o azvârli neglijent pe podea. Strecurându-și degetele mari pe sub blugi, îi trase în jos. Când se îndreptă, era gol. Și splendid. Veni spre ea prin camera plină de umbre. Lumina lichidă care pătrundea prin ferestre arunca umbre incitante pe goliciunea lui. Îl dorea din nou. Brațele ei atârnau moi pe lângă trup, mărturia a supunerii ei. Fără să spună ceva, el îi scoase bluza din fustă și acesteia îi urmă cămașa pe podea. Îi trase bretelele furoului peste brațe și îi lăsă în jos până în talie. Mâinile lui îi atinseră ușor sânii. Își lăsă capul în jos și atinse un sfârc cu limba, apoi, pentru că acesta reacționă cu o pomenită frumusețe feminină, zăbovea supra lui mai mult decât își pusese în gând. Trent, șoptia când își simți genunchii cedând. Îi desfăcu fusta cu îndemânare și îi o trase în jos. Stăteau goi față în față. Atunci o luă în brațe și o așeză cu dragoste pe pat, după care o urmă și el, acoperind-o cu trupul său. Ea îi primi încântată greutatea. O afunda în saltea și îi plăcea acea senzație foarte mult. Era tare și greu. Își plimbă mâinile peste spatele lui suplu și peste fese. Nu mai întâlnise un asemenea bărbat. Masculinitatea lui era o curiozitate pe care voia să o exploreze și să o examineze. Își înfipse în joacă unghiile scurte în fesele lui și el zâmbi. Îi sărută. Fără motiv. O sărută. Ud. O sărută până când o lăsă fără suflare. Mai vrei să vorbim? O întrebă el plimbându-și buzele peste gâtul și pieptul ei. Ar trebui. Gemu când îi acoperi sânul cu gura, frecându-l cu limba. N-ai învățat să te relaxezi, domnișoară Remsi. Coborâ încet încet, sărutându-i pântecul. Ea se înfioră de plăcere. Limba lui se afundă în buric, lindându l Trent, hm, ea își ridică genunchii instinctiv și el se așeză între ei chiar ar trebui. Următoarea lui mișcare fu atât de lipsită de egoism, încât îi opri cuvintele și inima. Asta ar trebui să facem, șopti el în moliciunea ei. Și am de gând să o fac mult, foarte mult timp. Nu mi-ai spus unde e Rubi. El își mișcă picioarele sub cearceaf și găsi un loc mai cald lângă ale ei. Nu mai întrebai, zise el împungându-i maxilarul cu nasul. Ba întrebat. Zău, probabil că mă gândeam la altceva. Ai spus doar că suntem singuri. O chestie foarte bună, spuse ei râzând ușor înainte să-i dea un alt sărut apăsat și satisfăcător. Sunt convins că holul ăla n-a mai văzut vreodată așa ceva. Ea trase de un fir de păr de pe pieptul lui și el scoase un țipăt. Râsera amândoi și când se mai potoliră, ei spuse. Mătușa a plecat de dimineață să stea cu o prietenă bolnavă. A zis că se va întoarce mâine, probabil. Așa că, spuse el lungind cuvintele, noaptea asta avem toată casa la dispoziție. Dar nu o să folosim toată casă, ci numai patul ăsta. Cam asta e ideea. Buzele li se întâlniră. Sărutul fublând și dulce. Nu mi-am închipuit niciodată că o să fiu cu tine așa șoptia cu gura lipită de a lui. Eu mi-am închipuit, chiar foarte mult. Ei bine, de fapt, mi-am închipuit. Dar, ah, știi ce vreau să spun. Eu nu mi te-am închipuit așa, spuse el trecându-și mâna peste șoldurile ei. Ce vrei să spui? Nu-mi puteam imagina cum arată corpul tău sub haine. Trebuie să mărturisesc că unul din cele mai dezvoltate talente ale mele este să... Dezbrac o femeie din ochi, spuse el încruntându se Pe tine nici măcar n-am putut începe să te dezbrac și asta mă înnebunea. Voiam să știu cum arăți goală. Mâinile îi acoperiră sâni și începură să-i frământe ușor. Sunt plăcut surprins. Lăsându-ți mai jos, începu să-i iubească sâni cu gura. Rana îi cuprinse capul cu ambele mâini. Părul care îi crescuse puțin pe față îi zgâria pielea extrem de plăcut. Ploaia continuă toată noaptea aceea și, la fel, și iubirea lor. Cu siguranță că nu mai existau alte două persoane mai potrivite fizic decât ei. Cea mai vagă atingere a lui Trezea în ea o dorință puternică de existența căreia habar nu avusese. Făcură dragoste de câteva ori. Stilul și ritmul variară, dar trupul lui îl aduse pe al ei de fiecare dată pe culmea satisfacției. Încet, încet, ea își învinse timiditatea față de el. La început ezitase să inițieze ceva, chiar să-l și atingă. Punți mâinile pe pieptul meu, îi spuse el cu răsuflarea tăiată și o luă prin surprindere când o urcă deasupra. Atinge-mă, atinge-mă, te rog, ea o făcu, deși destul de șovăitoare. Apoi îi simți bătăile inimii în palma ei și își permise să facă ceea ce dorise de atâtea ori. Îi exploră pieptul cu atenție. Degetele îi se strecurară prin părul des și îi frecă răsfârcurile până când el gemu și începu să se agite sub ea. Îl simțea, plin și tare, lipit de burta ei și voia să-l cunoască în modul cel mai intim. Dându-s la o parte, în lângă el și îl atinse cu gura. Trent scoase un strigăt răgușit. Își înfășură pumnii în părul ei. Buzele și limba ei îi cercetau tăria cu delicatețe, până când el nu mai suportă și o ridică din nou deasupra lui. Când Rana credea că nu mai era nimic de aflat, el o făcea să trăiască o nouă experiență erotică. O singură dată se întâmplă să nu fie de acord unul cu altul, atunci când el întinse mâna spre veioză. Nu-l strigă ea și se acoperi cu cearceaful. El fu extrem de uimit. Bine, dar vreau să te văd, îi spuse el cu blândețe. Vreau să văd cum suntem împreună. Nu, Trent, te rog. Dacă vrei să rămân, lasă lumina stinsă. Nu înțeleg. Era foarte adevărat. Până în clipa aceea, ea se arătase de acord cu exprimarea sentimentelor în orice fel. De ce aversiunea aceea față de lumină? O luă în brațe. Ești superbă. Simt cât ești de superbă. Lasă-mă să te văd. Ea i se gemui la piept, plăcându-i la nebunie cum îi simțea părul pe obraj și pe buze. Te rog, Trent, îmi place mai mult pe întuneric. Te rog, știa că părul îi era ciufulit, răvășit și așa cum fusese fotografiat de multe ori. Ochelarii ei erau încă jos, în poșetă. Și, deși se mai îngrășase puțin, corpul ei arăta foarte mult ca în fotografii și reclame, deoarece aparatele de fotografiat făceau pe oricine să pară mai plin. Seara aceea era atât de deosebită. El o iubea, fără să știe cum arată. Nu voia să o strice, riscând să fie descoperită. Trent acceptă cu regret. Ba, mai târziu, Găsi că aversiunea ei față de lumină era chiar amuzantă. Nu mi-am închipuit că ești atât de rușinoasă. Rana știa că n-ar mai fi gândit astfel dacă ar fi stat în culise la o paradă a modei. Modelele își făceau apariția pe pasarele, părând calme, încrezătoare și netulburate, în timp ce, în culise, domnea nebunia fusese adesea dezbrăcată chiar în timp ce își schimba pălăriile și cerceii. Alte mâini o îmbrăcaseră și o dezbrăcaseră de tot atâtea ori ca ea însăși. Nu puteai să te rușinezi de goliciune când lucrai cu designerii, croitorese și fotografii. Atingerile lor erau atât de impersonale, încât, după puțin timp, ea încetase să mai fie conștientă de ele. Mama ei nu-i arătase niciodată afecțiune. Poate de aceea, Rana răspunsese atât de repede atingeri lui Trent. Da, probabil că tânșise se după atingerea plină de dragoste a altei ființe omenești. Dacă el voia să creadă că e timidă, foarte bine. Te miră. Sincer să fiu, da. Mai ales că ai fost căsătorită. Îi mângâi spatele câteva clipe, după care o întrebă. Poți să-mi povestești câte ceva despre asta sau e un subiect prea dureros? A fost, dar s-a terminat de atâta vreme încât, uneori, am impresia că s-a întâmplat altcuiva. Tocmai terminasem liceul. A fost iubitul tău în liceu. Cam așa ceva, de fapt, începuseră să se întâlnească doar cu două luni înainte să se căsătorească. Patrick, la fel ca atâția alții, fusese vrăjit de ea, dar rana izbutise să rupă bariera acelei venerații a lui și se lansaseră într-o iubire idealistă și copilărească. Susan vorbea deja despre o eventuală plecare la New York și plănuia cum să coordoneze cariera ranei cu câțiva ani de colegiu. Rana se împotrivi. Voia o carieră, pentru că îi plăceau hainele frumoase și nu își putea închipui altceva mai bun decât să fii plătit pentru că le prezentai, dar nu voia o carieră dirijată de mama ei, una care să excludă orice altceva, mai ales pe Patrick. Așa încât îl convinsese să se căsătorească în grabă. Fusese o încercare disperată din partea ranei de a scăpa din ghearele mamei, când Susana află de planurile ei, se înfurie. Era o luptătoare neobosită și vicleană. În loc să nu-i lase să se căsătorească, le dă duvoie. Apoi, din afară, i-a sufocat pe cei doi tineri, sfătuindu-i, aranjând totul, până când Patrick se simți inutil și inexistent. Ultima lovitură fu atunci când Susan a discutat cu directorul de personal al companiei unde voia el să se angajeze. Rana, admițând în sinea ei că el se chinuise îngrozitor și știind cât de nefericit îl făcea căsnicia lor, îi oferi o cale de ieșire, pe care el o acceptă bucuros. La șase luni de la nuntă, căsătoria s-a încheiat cu un divorț. Rana și mama ei s-au mutat la New York cât au putut de repede. Până la urmă, Susan a obținut ce a vrut. Era foarte drăguț, îi spuse Rana lui Trent. Bun și blând cu mine. Dar căsătoria noastră a fost condamnată încă de la început. De ce? Mama îl bătea tot timpul la cap și el voia să-și trăiască propria viață. Mama ta, n-ai pomenit niciodată de vreo rudă în viață. Nu suntem prea apropiate. Nu mai suntem. Ești apropiată de cineva, Ana? O întrebă el cu blândețe. Discuția devenea prea personală și ea nu voia acest lucru îl privi cu un zâmbet plin de neașteptări și își plimbă degetele ușor peste partea lui frontală. În clipa asta, sunt foarte apropiată de tine. El gemu de plăcere și își coboră gura spre a ei. Mai târziu, în timp ce ea moțăia, el coboră să pregătească niște ouă jumări cu costiță, pe care îi le aduse pe o tavă. Chiar dacă n-ar fi trezit-o zgomotul lor, ar fi făcut o aromă ispititoare. Se ridică în capul oaselor și se frecă ia ochii. Nu ți foame, o întrebă el zâmbind când văzu că se trezise. Sunt lihnită, dar nu mi-am dat seama până acum. El așeză tava pe pat și îi aruncă una din cămășile lui. Acum pot să aprind lumina. O întrebă el după ce o văzu punându-și cămașa și încheind cu pudoare câțiva nasturi. Ea se întinse după poșeta, pe care el o adusese sus împreună cu bikini ei, și își scoase ochelarii. Da, spuse ea apoi. Trebuie neapărat, întrebă el arătând spre ochelari. Vrei să vărs suc de portocale în patul tău? El îi făcu cu ochiul. Ar fi o idee. Ea lăsa acea remarcă să treacă drept glumă și se bucură că el nu mai continuă discuția pe tema ochelarilor începură să mănânce cu poftă. Știi, nu-i așa, că m-ai făcut să turbez, spuse el învițind o ultimă bucățică de pâine prăjită. Ea își puse ceașca de cafea înapoi pe farfurioară și dădu tava la o parte. Își golise farfuria și acum se sprijinea de pernele pe care el le adunase în spatele ei. De ce? Din cauza dispariției tale subite. Pur și simplu, am simțit că înnebunesc de grijă. Îmi pare rău că nu mi-am luat rămas bun, dar nu mai era timp. Ăsta e singurul motiv pentru care nu m-ai văzut înainte să pleci. Care altul ar putea fi? Lucrurile se cam înfierbând aseră în seră. Și nu vorbesc în termeni meteorologici, spuse el luându-i mâna și trecându-și degetul mare peste încheieturile degetelor ei. Dacă Ruby nu te ar fi chemat la telefon, cred că te aș fi avut chiar acolo, pe pământ. Dragoste printre flori. Poveste de iubire în seră. Blumea, dar deveni serios când întrebă. Ai fugit de ceva ce nu puteai controla, Ana? De mine. S-ar putea. Nu știu. În orice caz, mai prins, nu. Aveai nevoie să fii prinsă, domnișoară Remsi. Aveam nevoie. Întrebă ea, înclinându-și capul într-o parte. Îh, zise el sprijinindu-se încoate, fără să-și dea seama cât de satisfăcut părea. Când fusese jos, își pusese o pereche de pantaloni scurți, dar aceștia nu făceau decât să-i scoată în evidență sexul. În clipa aceea, într-o chipă, înfarea în masculină. Cred că aveai nevoie de un bărbat de multă vreme de cineva care să-ți satisfacă cele mai ascunse dorințe. Și tu te-ai sacrificat, întrebă ea cu grijă. În semn de răspuns, el ridică din umeri. Acea expresie de mulțumire de sine de pe chipul lui spunea totul. Rana sări din pat atât de repede, încât el nu apucă să reacționeze decât când ea ajunsese deja ea jumătatea holului. Ce este? Unde te duci? Ea se răsuci brusc și îl privi furioasă. Eu n-am nevoie de nimeni, domnule Gamblin. Mai ales de un bărbat care face dragoste cu mine din milă. Milă! Ce naiba tot vorbește acolo! Gândește, spuse ea și intră iute în camera ei, încuind ușa imediat. Ideea că actul lui de iubire fusese doar ceva caritabil era de neconceput. Ea venise acasă simțindu-se singură și disperată. El îi oferise alinare și ea o acceptase bucuroasă. Oare iubirea lui nu fusese decât un mod de refacere a bietei domnișoare Remsi, de a o scoate din adâncurile disperării? El zgâlțâi ușa cu furie, bătând cu pumnii în ea. Deschide! Pleacă de aici! Te previn! Ți-am spus să pleci! Dacă nu deschizi ușa o sparg și va trebui să-i spui lui Ruby ce s-a întâmplat. Amenințările tale cu forța nu mă sperie. Poate ar fi trebuit să o sperie, căci următorul zgomot pe care l-auzi fu cel al ușii izbite de perete. Ea tresări instinctiv, ducându-și mâinile la piept. El o apucă de umeri, o ridică de la pământ și o zgâlțâi. Ești cea mai încăpățânată femeie pe care am cunoscut-o vreodată. Milă, Auzi, pufni el ironic. Draga mea, nimeni nu ajunge cu mila atât de departe. Nu ești capabilă să-ți dai seama când e vorba de dragoste. Ea semenții nu se menținuse rigidă, dar acum deveni moale. Dragoste, repetă ea cu un glas stins. Da, dragoste, spuse el. Ai auzit vreodată de așa ceva? Te iubesc și știi ceva. Asta mă sperie îngrozitor. Nu m-am simțit așa în viața mea. Nu mai știam dacă vin sau plec. Nu m-am simțit niciodată așa, lipsit de control. N-am fost niciodată mai nefericit și nici nu m-am simțit mai bine. E îngrozitor. Îi arătă exact cât de îngrozitor era pecetluindu-i gura surprinsă cu un sărut. O dirijă spre canapea, făcând-o să meargă cu spetele continuând să o țină lipită de el, se lăsă să cadă pe perne. Mâinile lui nu aveau nicio considerație față de propria cămașă. Trase de ea pentru a o desface, eliberându-i sâni pentru mânduierile sălbatice ale gurii lui. La fel de frenetic se descotoros și de pantaloni. Unirea lor a avut loc iute. El se cufundă repede în adâncul ei și abia atunci se liniști. Buzele îi flirtau cu urechea ei și șopti răgușit. În caz că n-am fost prea explicit, te iubesc. Uite cât de mult, mai zise apoi și începu să se miște. Ea îl înconjură cu membrele și cu inima. Când sosi momentul, tumultul fu exploziv. Nu își reveniră de pe urma lui multă vreme. Rana închise ochii și lăsa apa dușului să-i șiruiască pe trup. Se spălă cu grijă, să săpunindu se mai mult decât de obicei și trecându-și mâinile peste trup cu o atenție pe care nu o mai avusese niciodată. Era perfect conștientă de fiecare senzație. Oare cum i se părea lui Trent pielea ei? Încercă să-și imagineze, zâmbind când își aduse aminte fiecare cuvânt de iubire pe care îl șoptise în timp ce făceau dragoste. Fusese dezamăgit când, după ce trăsese un pui de somn pe canapeaua ei, ea îi sugera să se întoarcă în propria lui cameră. De ce? întrebase el, strângându-se și mai mult lângă ea. Îmi place aici, și aici, și aici. Cu mâini mânduietoare arăta toate părțile corpului ei care îi plăceau. Ea îi le îndepărtă înainte să-și piardă luciditatea. Ruby se poate întoarce în orice clipă. Dacă ne găsește împreună. Și ce? Sunt băiat mare! Ah! Asta poți să o mai spui dată? zise ea oftând și mânduindu-l. Oftatul lui se transformă într-un geamăt de excitare. Scumpa mea, nu-i un mod prea potrivit de a mă convinge să plec. Sau te-ai răzgândit. O întoarse pe spate acoperindu-i gura cu asa. Nu, nu m-am răzgândit, spuse ea îndepărtându-l și el trebuie să sară brusc în picioare, altfel ar fi căzut de pe canapea. Ce ai zice de un duș scurt? Propuse el în timp ce i îl împingea spre ușă. Ce ai zice de unul lung? Vorbești serios, întrebă el luminându-s la față. Singură. Ah, spuse el și zâmbetul lui dispăru. N-ai vrea să alergăm mai întâi. Du-te fără mine. Eu nu mai am putere. Acest gând readuse zâmbetul pe buzele lui. Eu aș putea să escaladeze Everestul sau să mă bat cu toți cei de la Pittsburgh Steelers sau să mă lupt cu un balaur. O sărută a apăsat și iute, după care plecă. Acum, ieșind de sub duș, Rana repetă scena în minte, la fel cum își amintise de fiecare clipă prețioasă a acelei nopți, începând din momentul în care el o luase în brațe pentru prima oară. Își aduse aminte de fiecare cuvânt, de fiecare atingere. Le păstra în memorie cu plăcere, fiindcă nu mai cunoscuse niciodată o astfel de iubire. Și de ce să nu recunoască? Era, într-adevăr, îndrăgostită de Trent Gamblin. Se privi în oglinda aburită din baie, întrebându-se dacă în ochii ei se vedea, oare vreun semn ai nu descoperite iubiri. Acei ochi exotici, pe care se chinuia atât de mult să-i ascundă, o priveau limpezi. Ce ar fi zis Trent dacă l-ar fi lăsat să-i vadă? L-ar fi găsit la fel de misterioși și minunați cum îi considerau toți. Ar fi crezut că sunt frumoși. Deschise dulă piorul și scoase un creion dermatograf maron. Îl răsuci între degete de câteva ori, așa cum face un fost fumător cu o țigară interzisă. O linie cu creionul aici, puțin fard colo, o dungă ștearsă sub genele de jos. Să o facă. Doar o umbră subtilă care să accentueze forma migdalată a ochilor. Puțină culoare în obraj, în scobitura de sub pomeți. Puțin ruj. Se gândi cu tristețe la toate veșmintele albe pe care le lăsase la New York. Culoarea aceea făcea ca pielea ei măslinie și părul de un roșu închis să pară uluitoare. Centurile late, decolteurile provocatoare, fustele largi și pantalonii subțiri o avantajau extraordinar de mult. O clipă își dori să fie cât se poate de frumoasă. Ce ar fi zis atunci trend de iubita lui? Nu se poate să mă iubești cu adevărat, șoptise ia după ce făcuseră dragoste. Ba te iubesc, cunosc genul de femeie cu care ieși de obicei. Eu nu sunt așa. Poate tocmai din cauza asta te iubesc atât de mult. Am cunoscut multe femei frumoase, dar sunt atât de superficiale în comparație cu tine. Tu ai substanță, suflet, îmi place corpul tău, îmi place ce-i face trupului meu, dar m-am îndrăgostit de ceea ce ești în interior. Nu ești doar un înveliș frumos, ci o femeie completă. Rana puse creionul la loc în dulap și închise ușa cu fermitate. Apoi își acoperi fața cu mâinile și trase adânc aer în piept. Vanitatea feminină o îndemna să fie frumoasă pentru el, dar avea să o mai iubească, oare, dacă afla că fusese exact genul de femeie pe care acum îl disprețuia. Nu își făcea niciun fel de iluzii în privința viitorului lor, pentru că nu aveau așa ceva nu va fi un sfârșit fericit. Peste un timp foarte scurt, el va pleca în cantonament și, atunci, ea îl va pierde pentru totdeauna. Dar acum, cât era cu el, avea să se delecteze ascultându-i declarațiile de dragoste. Avusese atât de puține relații emoționale în viață. Mama ei nu știa cu adevărat ce înseamnă dragostea. Mori o iubise, dar, dintr-un anume motiv, nu simțise că putea avea încredere în ea. De fiecare dată când se gândea la moartea lui, se simțea devastată. Să-și fi luat viața chiar. Acel gând o tortura, dar iubirea lui Trent Alina se chiar și rana acea atât de adâncă. Timpul pe care îl aveau de petrecut împreună trecea repede, dar ea va trăi fiecare clipă fără să regrete nimic. Va fi Ana Remsi, Deoarece de acest lucru avea el nevoie acum. Abia își pusese o pereche de blugi vechi și o cămașă albastră foarte mare, când îl auzi bătând la ușă. Deschide. Imediat. Te rog să nu mai dai buzna iar. Când îi deschise, îl întrebă. Ai de gând să repari în cuietoarea înainte să o vadă rubii. Ai de gând să-mi dai un sărut. Ești transpirat. Buzele mele nu sunt. Ea se aplecă și îi atinse buzele întinse cu ale. Ei, cred că asta ajunge de cam dată, spuse el îmbufnat. Ea râse. Ți foame. Am luat micul dejun la patru dimineața. În cazul ăsta, ce se mănâncă la nouă? Ce ai zice de niște sandvișuri de pâine prăjită cu șuncă și brânză? Sună grozav. Mă duc să le fac. Tu fă un duș, te rog, spuse ea fluturându-și mâna prin fața nasului. Peste zece minute el o urmă la bucătărie. Miroși mult mai bine, îi spuse ea râzând. Am tăiat niște fructe pentru salată și... El o întrerupse, înconjurând-o cu brațele și sărutând-o fierbinte. Îi atinse ușor cu limba dinții puțin strâmbi. Îmi place la nebunie gustul tău, spuse el coborându-și gura pe gâtul ei. În întregime, Murmură el în decolteu și, când gura îi reveni pe a ei, limba o penetră adânc. Ți se răcește sandvișul, șoptia amețită când se opriră să respire. Și eu mă încing, spuse el frecându-și mijlocul de al ei. Rana își drese glasul și se desprinse din îmbrățișare. Ești un nerușinat. Hai, stai jos și mănâncă. Devi la fel de poruncitoare ca mătușa rubi. Își lua răgustarea, dar într-un timp îndelungat, căci adesea rămâneau cu privirea a țintită unul asupra celuilalt. El aduse din nou vorba de ochelarii ei și o întrebă dacă avea să și-i scoată. N-aș putea să te văd, îi explică ea și el îi distrase atenția cu un șir de sărutări de-a lungul maxilarului până îi atinse gura. Bună, dragilor, e cineva acasă! strigă Ruby din holul de la intrare. Ei se îndepărtară brusc. Rana păru fâstăcită și obrajii se colorară. Trent, arătând ca o pisică ce fusese prinsă la borcanul de smântână, îi zâmbi leneș. Aici, mătușă rubi, tocmai mâncam ceva delicios. Rana îi aruncă o privire ucigătoare exact când rubi dă buzna în bucătărie. ce e asta, dragule? Ah, ce minunat! Domnișoara Remsi ți-a pregătit de mâncare. Uf! Uh, rana sări de pe scaun și trase unul pentru rubi. Stai și tu cu noi, te rog. Prietena ta e bine. Da, mult mai bine. Voia să stea cineva cu ea, mai mult decât orice altceva. Dar, spunem, cum a fost călătoria? Când te ai întors, Rana îi povesti părțile esențiale, lăsând la o parte amănuntele. Iartă-mă că am plecat în grabă, fără să-ți dau. Măcar o explicație. Date fiind împrejurările, înțeleg foarte bine, spuse Ruby punând mâna ușor pe brațul tinerei. Ți-a spus Trent că ți-a reparat mașina cât ai fost plecată. Nu, răspunse el în locul ei. Ne-am văzut foarte mult de când s-a întors, dar n-am apucat să discutăm despre mașini. Rana îi aruncă o privire pătrunzătoare, dar, din fericire... Ruby nu băgă de seamă dublul înțeles al cuvintelor lui. Vrei să-ți pregătesc un sandviș, Ruby? O întrebă Rana. N-am pus încă nimic la loc și pari foarte obosită. Mulțumesc, draga mea, poate o să te las să-mi faci un sandviș. Dacă nici unul din voi nu are nevoie de mine în după-amiaza asta, cred că o să stau în cameră să mă odihnesc puțin prietena mea și cu mine am stat de vorbă până spre dimineață. Sărmana de ea nu are cu cine schimba o vorbă. Copiii vin foarte rar în vizită. Rana pregăti un alt sandviș. Trent ciugulea dintr-o felie de pepene și ochii, lui rare ori o părăseau pe rana, aruncându-i priviri pline de înțeles. A fost delicios, îi spuse rubi ranei când termină de mâncat. Aveți nevoie de ceva. Nu, mătușă, spuse Trent ajutându-o să se ridice de pe scaun. Du-te și odihnește. Domnișoara Rems și cu mine putem să avem grijă foarte bine de noi înșine. Ce ar fi să ieșim cu toții diseară la cină? Ruby îl bătu ușor pe obraz plină de afecțiune. Nu-i așa că e un băiat drăguț? Da, așa e, spuse Rana zâmbind încântată. Ai vorbit serios. O întrebă Trent câteva minute mai târziu, după ce Ruby se retrăsese în camera ei. Când, ea spăla vasele în ciuvetă. Fusese nevoie de muncă de convingere, dar, în cele din urmă, Ruby o lăsase să facă ea ordine. Când a fost vorba că aș fi un băiat drăguț, spuse el înconjurând o cu brațele din spate. Imediat, mâinile lui îi găsi răsâni și începu să-i frământe. De ce ascunzi așa ceva sub niște haine oribile? Ai sâni frumoși și ispititori. N-ai nimic care să se muleze pe corp. Ea se chinui să se desprindă din îmbrățișarea lui, dar nu făcu eforturi prea mari. Nu, îmi plac lucrurile largi. Are vreo importanță pentru tine. Mi-ar plăcea să mă uit la ei, zise el plimbându-și degetele mari peste sfârcuri până când acestea se întăriră. Înțelegi ce vreau să spun. Nu pot să sufăr să nu văd așa ceva. Încetează, Trent. Ruby ar putea să apară oricând. Doarme, șopti el în ceafa ei. Nu vrei să mergem să ne jucăm în seră. În seră. O moleșală delicioasă început să pună stăpânire pe ea, lăsând-o fără puterea de a se împotrivi. Da, aș merge acolo să fac o dragoste fierbinte și sufocantă cu tine. Ești un nerușinat. Sunt excitat, șopti el întorcând-o cu fața. Încă. Sandvișurile cu șuncă și cu brânză au întotdeauna acest efect asupra mea. Ea își împreună mâinile pe după gâtul lui. Mai ales când mi le-a pregătit o femeie sexy ca tine, adăugă el cuprinzându-i mijlocul. Apoi își băgă mâinile în buzunarele din spate ale blugilor ei și o trase spre el. Ai cel mai simpatic funduleț, zise el strângându-l și lipindu se de ea. Sărutul începu plin de pasiune și, pe parcurs, deveni din ce în ce mai profund. Gurile se deschiseră, limbile se întâlniră. Țintuindu-i șoldurile de o latură a dulapului cu trupul lui, el îi deschise bluza de ajuns de mult pentru a-și putea strecura mâna înăuntru. Îi cuprinse sânul cu dragoste, strângându-l cu blândețe și frecându-i ușor sfârcul între degete. Te vreau, spuse el brusc. În seră sau în dormitor. Trent, nu se poate, zise ea cu glas stins. Cum adică? Emiezul miezul zilei. Și, trebuie să lucrez. Am primit patru noi comenzi. Bine, spuse el oftând. Te las să lucrezi dacă îmi dai voie să stau în apartamentul tău să studiez carta de joc. Ea îi privi chipul cu atenție, căutând vreun semn de înșelăciune. Bine, zise ea în cele din urmă. Dar, trebuie să-mi promiți că o să fii cu minte. Promit, urcară în apartamentul ei. După un efort extraordinar să se țină de cuvânt, până la urmă, după amiaza, făcură dragoste încet și leneș. Feje minunat, dar Trent rămase ușor dezamăgit când Ana insistă să tragă draperiile grele pentru a alunga lumina. Ar fi vrut să-i vadă trupul scăldat de soare. Stând întins lângă ea în pat, o privi cu fundându în mulțumirea ce urma dorinței. Se întrebă cum de putuse să o considere vreodată urâtă. Era frumoasă. Nu semăna cu niciuna din femeile pe care le cunoscuse cumpă un gol din viața lui de a cărui existență habar nu avea. Acum, că o găsise, nu avea de gând să îl lase. Ah, iată că a venit. Rana auzi vocea lui Trent în clipa în care intră în casă și, după aceea, pasul lui familiar pe podaua de lemn. Ana, bună! El dă du colțul care lega holul central de salon și o îmbrățișă, sărutând-o scurt. E cineva aici pe care aș vrea să-l cunoști. Dar, ai auzit de Tom Tandy, de la Mustang. Are cele mai bune mâini din ligă. A trecut pe aici să mă vadă. Tocmai îi vorbeam de tine. Ea încercă să se împotrivească, dar Trent o împingea spre salon. Nu voia să cunoască pe nimeni în starea aceea. Fusese să cumpere câte ceva și îi era extrem de cald, simțindu-se teribil de răvășită și, pe urmă, mai exista și posibilitatea de a fi recunoscută. Ea și Trent erau împreună de ceva timp. Afecțiunea lui era reală. De acest lucru era sigură. Se temea mai mult ca oricând ca Trent să nu afle că ea nu era exact ceea ce pretindea că este. Habar nu avea ce ar fi simțit dacă i-ar fi aflat adevărata identitate, dar nu voia să riște. Totul fusese atât de idilic, încât stricarea acelei relații era de neconceput. Nu putuseră să păstreze secretul față de Ruby. În acea seară, când Trent își ținuse promisiunea și le dusese la cină în oraș, Ruby profită cu și de situație. Din spatele meniului, spusese, va trebuit ca mult să vă descoperiți. Ce vrei să spui, mătușă Ruby? O întrebă. Trend cu nevinovăție. Rubilă să în jos un colț al meniului și îi aruncă o privire încruntată. Nu sunt nici senilă și nici ignorantă în ceea ce privește sexul, tinere, și îmi displace faptul că tu crezi că nu mă pricep la astfel de lucruri. Unde crezi că am fost eu aseară? Ai zis că te duci să stai cu cineva bolnav, răspunse el și ochii căprui îi sclipeau. N-am spus că era o femeie, nu. Rana rămase cu gura căscată de uimire, iar Ruby își continuă examinarea meniului. Trent izbucni într-un hohot de râs care atrase atenția câtorva clienții ai localului, care îl recunoscură și se repeziră la masa lor pentru a-i cere autografe. De atunci, Rana încetase să se mai rușineze de relația ei cu Trent în fața mătușii lui. Ruby se purta ca și cum nu ar fi fost nimic deosebit în faptul că, uriașul, frumos și fermecător se îndrăgostise lulea de, fata cea urâtă. Dar Rana nu era atât de naivă încât să nu-și dea seama că alții aveau să găsească acea atracție ca fiind cât se poate de ciudată. În clipa în care intră în salon și văzu expresia lui Tom Tandy, își dădu seama ce pereche stranie forma în ochii lumii. Rana și Trent Gamblin ar fi putut fi un cuplu de aur, dar domnișoara Rems nu avea ce căuta alături de el. Dacă nu o știuse înainte, reacția acelui jucător de fotbal i-o spuse foarte clar. Șocat era puțin spus. Omul rămase, pur și simplu, cu gura căscată. Ranei se făcu milă de el. Fără îndoială că Trent i-o descrisese, dar tânărul nu se așteptase nici de cum să vadă o persoană ca domnișoara Remsi. Tom, ea e Ana Remsi. Ana, Tom, Tandy. Încântată, Tom, spuse ea întinzându-i mâna, care era încă aspră și fără manicură, deși, în ultima vreme, dorise să-și lase unghiile să crească din nou, doar pentru plăcerea de a-l zgâria pe trend pe spate când el îi săruta mâinile sau îi le ținea strâns între ale lui, ceea ce se întâmpla adesea, i-a după zilele când fuseseră îngrijite. Tomi o strânse scurt, după care îi dădu drumul. Ia loc, te rog. Văd că Trent ți-a oferit deja ceva de băut. Indiferent dacă Trent își dădea seama sau nu, erau niște clipe penibile. Ea juca rolul de gazdă plină de grație, într-un efort de a-l face pe bietul om să se simtă mai bine. Acum era momentul să spună: E la fel de frumoasă cum mi-ai descris-o, sau: Acum îmi dau seama de ce te-ai ascuns în galvestă, șmecher ce ești. În schimb, Tom se uita fix la ea. Nu că ar fi recunoscut-o, ci din pură uimire, bănuia datorită deosebirii ei față de toate celelalte prietene ale lui Trent. Mai dorește o bere? Îl întrebă ea. Nu, nu, mulțumesc, spuse Tom, lăsându-și trupul înalt și masiv pe canapeaua lui Ruby. Mobila victoriană nu fusese făcută pentru a oferi confort jucătorilor profesioniști de fotbal. Se afundă în pernele moi, astfel încât genunchii îi ajungeau aproape la nivelul pieptului. Dacă Rana ar fi putut glumi în clipa aceea, ar fi remarcat cât de ridicoli păreau Tom și Trent în acel salon, ca niște uriași într-o casă pentru păpuși. Tu vrei o bere, draga mea? O întrebă Trent trăgând o lângă el pe canapea. Știi foarte bine că nu-mi place, dar o să gust puțin dintr-a, a doar ca să beau ceva. E atât de cald afară sorbi puțin din cutia lui de bere rece și se linse pe buze. El zâmbi, o sărută scurt și apoi se uită la Tom, ca pentru a-i cere părerea. Acesta, însă, continua să o privească uluit. Rămâi la cină, Tom. Îl întrebă Rana pentru a întrerupe acel moment de stânjeneală. A, nu, spuse el, după care își drese glasul. Trebuie să, să mă întorc. Am o, Întâlnire. Venise la Galveston în speranța de a lua pe Trent a Houston. Își întipuia că prietenul lui făcuse destul pe pustnicul. Peste câteva zile urmau să plece în cantonament. Tom avea de gând să se distreze până atunci și bănuise că și Trent avea aceleași idei. Fusese destul de șocat să afle că el nu avea nicio intenție în acest sens. Dar, în clipa în care Ana Renzi își făcuse apariția în salon, Tom avusese impresia că îi fusese tras covorul de sub picioare. Nu-i venea să creadă. În orice clipă se aștepta să-i spună cineva că nu era adevărat. Cred că șederea aici a făcut minuni cu Trent, spuse el pentru a face conversație. Dacă iubita lui Trent ar fi fost frumoasă și sofisticată, nu i-ar fi fost greu să stea de vorbă cu ea, dar femeia aceea, în pantaloni largi și vestă, îl lăsase fără grai. Nu l-am mai văzut de ani de zile într-o formă atât de bună, zise el. Am fost cam îngrijorați din cauza umărului, dar când a fost la medic săptămâna trecută, acesta l-a declarat complet vindecat, spuse ea, după care se întoarse spre Trent și îi zâmbi. Așa zice și Trent. Cred că o să poată conduce echipa spre Super Bowl anul acesta și spre victorie, spuse Rana încrezătoare, punându-și mâna pe pulpa lui Trent, unul din acele gesturi neintenționate care spun atât de mult despre nivelul de intimitate al unei relații. Trent scoase un oftat exagerat și își întinse brațele pe spătarul canapelei. Mă adoră, spuse el încântat, iar Rana îl lovi în glumă în abdomen începură o hârgeuneală scurtă care se sfârși cu o îmbrățișare plină de afecțiune. Trent mi-a spus că pictezi sau cam așa ceva, îi zise Tom Ranei când cei doi se potoliră, în sfârșit. Mai mult de, cam așa ceva. Pictez pe haine, dar mă gândesc să trec și la tapițeri, la perne de canapea, chestii de genul ăsta. Tom în buvință, dar ea era convinsă că habar nu avea despre ce era vorba. Barry îi sugerase că, dacă bogătașele din Houston erau gata să cheltuiască sute de dolari pe niște rochi pictate de mână, puteau foarte bine să plătească mica să aibă un scaun, un fotoliu sau o canapea pictate de mână. Rana se gândise cu atenție la asta și apoi îi împărtășise ideea lui Trent care o susținuse din toată inima. Fă câteva încercări, îi sugerase el. Ca să vedem dacă au priză la public, le putem pune în câteva din cele mai importante clădiri pe care le deține compania mea. Acolo am fost astăzi, îi spusese rana lui Tom. La un depozit cu excedent de textile ca să cumpăr materiale. Arătă spre un pachet mare pe care îl lăsase în hol când Trent o condusese în salon. Și, fiindcă veni vorba, Vă rog să mă scuzați, dar trebuie să mă duc sus să mă apuc de lucru, zise ea ridicându-se. Nu poți să te relaxezi și să mai stai puțin. O întrebă Trent prinzând-o de braț. Sunt sigură că aveți o mulțime de lucruri de discutat, așa că vă las singuri. Mi a făcut plăcere, Tom. Acesta se ridică, stânjenit. De asemenea, ne vedem mai târziu, draga mea, Spuse Trent și o trase de încheietura mâinii pentru un sărut lung. După care, rușinată, ea îl salută din cap pe Tom și, luându-și bagajele din hol, urcă în cameră. Trent privi în urma ei, cu un zâmbet pe buze. Își amintea de noaptea precedentă. Se excita aducându-și aminte cât de bine fusese când părul ei se frecase de pulpe. După ce i-a dispărut din raza vizuală, el se întoarse spre Tom, care stătea cu picioarele larg depărtate și fixa cu privirea podaua dintre ele. Ei, ce părere ai? Îl întrebă Trent sorbind zdravând din cutia de bere. Tom își răsuci degetele mari, își drese glasul, își dezmorți umerii, oftă și, în cele din urmă, își ridică privirea. Cred că ești, probabil, cel mai crud, mai insensibil și mai egoist ticălos pe care l-am cunoscut vreodată. Trent puse încet cutia de bere pe masa, țintuindu-l cu privirea pe torn. Se uitară unul la altul mult timp, iar, în final, Trent izbucni în râs. Tom se ridică și începu să măsoare încăperea cu o vizibilă lipsă de grație. Pe terenul de fotbal reușea să prindă mingea în situații imposibile, sărind în mijlocul a trei jucători din apărare și ieșind, în final, cu mingea. Acum, însă, se iovi de măsuța de ceai, deranjă o sculptură în fildeș și își agăță degetul mare de la picior într-un colț al covorului. În cele din urmă, se duse la fereastră. Pentru ceea ce îi face acestei femei, spuse el cu o voce scăzută. Ceea ce îi fac acestei femei ne produce mare plăcere amândurora și nu te privește pe tine, spuse Trent încordat. Tom se răsuci brusc, stăpânindu-s puțin mai bine decât Trent. Mi ai cerut părerea, ai uitat. Foarte bine, o să ți o spun. Cred că felul în care îți bați joc de femeia asta e nedemn chiar și de tine, Trent. Chiar și de mine, da, chiar și de tine. Te-am văzut zdrobind inimile a duzini de femei, dar majoritatea au rezistat. Aveau cu totul alte interese. Posedau multe lucruri, frumusețe, grămezi de bani și alții tipi care așteptau în culise. Nu sunt sigur că femeia asta îți poate supraviețui. Nu pot să sufăr să te imit, dar supraviețui. Ce se va întâmpla cu ea când vei pleca în cantonament? Va rămâne aici. Doar nu o iau cu mine. Ce se întâmplă cu soțiile celor din echipă când bărbații lor pleacă în cantonament sau călătoresc în timpul sezonului? Nu pricep unde bați, Tom. Atunci o să fiu mai explicit. Ce se va întâmpla cu ea când te vei întoarce din cantonament, când te vei muta la Houston înapoi în locuința ta și când îți vei relua vechiul stil de viață? Când va începe sezonul, timpul nu îi va mai aparține munca mea va face să nu mai fim împreună. Crezi că nu sunt conștient de asta. Și ai de gând să continui să te vezi cu ea. Da, fir ar să fie. Dar ce ai crezut? Intenționezi să o incluzi în viața ta, la Houston. Da, Tom clătină din cap uimit. Și chiar crezi că o să se adapteze. Că se va, simți bine în cercul tău de prieteni. De ce n-ar face-o? De ce? Hai, Gamblin, ce naiba, îți sunt cel mai bun prieten. Nu-i nevoie să joci teatrul ăsta cu mine. Uită-te la ea, strigă el arătând spre scară. Seamănă măcar puțin cu femeile cu care obișnuiești să ieși. Trent deveni rigid de furie. Pumnii se încleștară pe lângă trup. Cred că ar fi mai bine să pleci. Fii convins că o să plec. Nu-mi spun toate astea ca să-ți rănesc sentimentele. Îți arăt doar ce e deja evident, ca să o salvezi de la dezastru. Te rog să mă crezi, numai pentru ea îți spun totul. Îți mulțumesc foarte mult, dar n-are nevoie de mila ta. Și mă rog, ce ți se pare atât de evident. Că te folosești de ea ca să-ți salvezi orgoliul, așa cum te-ai folosit de perioada asta ca să-ți vindeci umărul. E exact ce-ți trebuia. Așa cum ai spus și tu, te adoră. Chestia asta se vede numai din felul cum te privește. Oricărei femei i-ar fi ușor să se îndrăgostească de tine, Trent. La naiba, sunt bărbat și sincer, dar crezi că sunt orb. Ești un tip bine, Trent. Ești o vedeta a sportului și, după cum am auzit de la femeile care plâng după tine, ești nemaipomenit la pat care femeie nu s-ar îndrăgosti de tine. Orice bărbat te ar invidia pentru norocul pe care ai la femei, dar eu unul cred că ești un mare ticălos dacă ți bați joc de femeia asta. Trent își propti mâinile în șolduri și își dă du capul pe spate provocator. Și cum fac asta, domnule profesor de psihologie? Îl întrebă el lovindu-și prietenul unde știa că îl doare mai tare. Tom Tandy își luase licența și chiar și doctoratul în psihologie, dar simțea că, un sportiv, nu ar fi avut prea mare credibilitate în domeniul respectiv, așa că renunțase la visul său de a profesa. Tom, legându-se ușor într-un efort de a-și stăpâni nervii, îi răspunse cu calm ridicându-și mâinile pentru a enumera exemplele pe degete. În ultimul an ai părăsit o regina a frumuseții a Universității din Texas al cărei tată practic stăpânește tot centrul orașului Fort Worth, apoi a urmat o tânără văduvă care nu deține controlul numai asupra vitelor fostului ei soț, ci și asupra în altei societăți din vestul Texasului. Pe urmă au fost o femeie care conduce o bancă din Corpus Christi și o prințesă al cărei tată regesc își trăiește tot restul zilelor în exil în țara asta. Să continui. Trent își încrucișă brațele pe piept. Te rog, treci la subiect. Subiectul în cazul ăsta e că, de fiecare dată, totul ce, mers foarte bine, atâta timp cât câștigai. Cum pierdeai un meci, cum se termina și cu relația respectivă. Punct. Caput. Trent îi întoarse spatele indispus, sub motiv că trebuia să îndrepte o scrumieră de pe măsuța de cafea. Eh, sunt prost dispus după un eșec. Și, nu, nu-i vorba numai de o proastă dispoziție, prietene, ci de mai mult. Trebuie să fii neapărat principal într-o relație. Vedeta, nu vrei ca femeia să te întreacă în strălucire. Ești un sportiv născut și pe teren și în afaceri și totdeauna joci cinstit. Îți place provocarea. Dar viața ta amoroasă e o arenă în care nu agrezi competiția. O femeie frumoasă, celebră, talentată sau de succes reprezintă o amenințare pentru orgoliul tău, mai ales când pierzi meciuri sau suferi o afecțiune la umăr care ți-ar putea pune capăt carierei. Tom se apropie și mai mult de el și spuse încet, aproape cu compasiune. Ana Rems nu reprezintă un asemenea pericol, nu, trend. Acesta se răsuci brusc, strângând din dinți, dar Tom nu se lăsă intimidat, ci continuă netulburat. Nu arată la fel de bine ca tine. Cu siguranță nu te întrece în gustul vestimentar și nici în domeniul financiar. Sunt convins că e talentată, dar tu ești vedeta incontestabilă de data asta, nu. Ofta adânc și îi puse mâna pe umăr e exact ceea ce ți trebuia acum vreo două săptămâni, o femeie care să te adore și să-ți soarbă fiecare cuvânt, care să creadă că nu poți face nicio greșeală. Erai făt frumos pentru ea. Hai să vorbim cinstit, Trent. Când ai venit aici, erai distrus. Ai folosit-o pe Ana ca să-ți refaci orgoliul dezumflat. Furia lui Trent se evaporase, deoarece o parte din spusele lui Tom erau adevărate. Îl plăcea și îl respecta pe Tom Tandy atât ca sportiv cât și ca om. Erau prieteni de mulți ani și credea că acest lucru îi dădea dreptul să vorbească deschis. În anumite privințe ai dreptate, Tom, dar te înșeli în legătură cu sentimentele mele față de Ana. La început a fost așa cum ai spus, voiam să mă distrez. Ea era la îndemână. De ce să nu profit? Deci, nu aveam altceva mai bun de făcut, spuse el privindu-și prietenul țintă în ochi. Dar, pentru prima oară în viața mea, am ajuns să cunosc cu adevărat o femeie. Sună banal, dar o iubesc. Știu că e altfel decât celelalte. Tocmai asta îmi place la ea. Tom își privi prietenul multă vreme, cântărindu-i sinceritatea. Apoi, chipul său fuluminat de un zâmbet stânjenit. În cazul ăsta, înseamnă că am fost deplasat. Sper ca totul să lasă bine. Rămânem prieteni, întrebă el întinzându-i mâna. Trent e o strânse cu căldură și îl bătu pe umăr. Rămânem prieteni. Tom plecă la puțin timp după aceea, iar Trent urcă repede scările strigând-o pe Ana. Unde arde? Întrebă ea scoțând capul pe ușă. Aici, spuse el împingând o înapoi în cameră, după care închise ușa cu o lovitură de picior, o luă în brațe și o sărută. Vreau să facem dragoste, Trent, spuse ea râzând și încercând să se desprindă din brațele lui. Acum, dar tocmai, o sărută din nou și o atinse, se cunoșteau deja atât de bine, încât el știa cum o putea face să răspundă. Focul de care vorbise mai înainte se întinse în trupul ei și fu de dorința pe care o simțea pentru el. Scăpară de haine în grabă și în îngenunchiară pe podea. Gura lui își făcu drum, sărutând, pe gâtul ei și în jos, spre sânii. Spatele ei se arcui peste brațele care o susțineau și părul greu îi căzu în lături. Neascultătoare, Limba lui îi i sfârcurile până când acestea deveniră tari și umede. După aceea, o trase înapoi, o așeză într-o poziție pentru un maximum de senzație și o penetră. Chiar și după ce terminară, el rămase cuibărit în adâncul ei, respirând mirosul înmiresmat al părului ei. Afară începea să se întunece deja, dar el vedea încă destul de bine ca să se întrebe de ce Tom nu o găsise la fel de frumoasă ca el. Părul ei era des și mătă sos și îi era răsfirat pe podea. Pielea, acoperită de o peliculă fină de sudoare din cauza actului lor de iubire plin de pasiune, părea să sclipească în lumina din ce în ce mai slabă. Rămase ascuns în ea până când fu gata să o iubească din nou. De data aceasta o făcu încet, savurând fiecare clipă prețioasă, fiecare sunet delicios pe care i-al scotea în semn de răspuns la mângâierile lui. Nici o altă femeie nu îi mai provocase o asemenea plăcere. În tot cursul acelei seri, el își dovedi încântarea față de ea în mod repetat și negă tot ce îi spusese Tom. Mai ales în sinea lui. La început, Rana nu își aduse aminte de ce nu voia să se trezească. Apoi, Totul fu clar și închise ochii la loc. Trent urma să plece în ziua aceea. întorcându se cu fața în sus, se uită în tavan și se întrebă dacă avea să îndure despărțirea cu demnitate. Înainte să se mai gândească la acest lucru, auzi o bătaie discretă în ușă. Se dă du jos din pat și între deschise ușa. Picioarelor prin hol la șase dimineața, dacă mai fi lăsat să-mi petrec noaptea în patul tău, spuse el și, aplecându-ți, o sărută ușor. Ruby știa de legătura lor, dar Rana susținuse cu încăpățânare că amândoi aveau nevoie de puțină intimitate pentru ei înșiși. Refuzase categoric să doarmă cu el toată noaptea. De ce nu ești îmbrăcată pentru alergare? N-am știut că vrei, șoptia. Vreau. Asta e ultima dimineață când putem alerga împreună pe plaja din Galveston cel puțin pentru un timp. Întinse mâna și o băt ușor pe șezut. Grăbește! Eu mă duc să-mi fac încălzirea. Deci pretindea că era o zi ca oricare, alta, cel puțin câteva ore. Când se întoarseră, băură un suc de fructe și luară un mic dejun ușor în bucătărie, așa cum se obișnuiseră. Dar, după ce urcară, el o luă de mână și o trase în camera lui, încuind ușa în urma lor. Ce faci?" Îl întrebă ea. Te încui aici. Astăzi facem duș împreună." Aceasta fusese o altă intimitate pe care ea i-o refuzase. Trent, știi cum?" El îi puse un deget pe buze. Fără discuții. Consideră asta un mod de a-ți lua rămas bun de la un soldat care pleacă pe front." Bine, dar..." mă iubești. Îi puse întrebarea cu o asemenea intensitate, încât ea nu putut să se eschiveze. Da, spuse ea cu sinceritate. Te iubesc, Trent. Și eu te iubesc. Am fost intimi cum pot fi un bărbat și o femeie. Te-am atins, te-am sărutat, peste tot. Dar vreau să te văd la lumină. Fa asta pentru mine. Te rog, era primul și probabil ultimul care o iubea așa cum era. Îi putea refuza ceva în acea ultimă zi împreună. Nu protestă când începu să-i scoată oribilul training gri. Îl lăsă să-i îndepărteze fiecare articol lipsit de formă până când rămase goală în fața lui. Trecură câteva minute până ce el putu să spună ceva. Privirea ei se plimba din creștetul capului ei și până la picioare, iar în sus și apoi în jos din nou. Uluit, scoase o înjurătură ușoară. De ce te îmbraci așa? Ai unul din cele mai superbe trupuri pe care le-am văzut vreodată. Nu pricep, spuse el răgușit, clătinând din cap nedumerit. Ranei îi venea să plângă de fericire. Complimentul acela însemna mai mult decât oricare din cele care i se făcuseră vreodată. Cuvinte asemănătoare îi fusese repetate atât de des, încât își pierduseră semnificația. Dar Trent le dăduse o nouă semnificație. Dacă se mai gândea mult, începea să plângă și, dacă o făcea, se temea că nu avea să se mai oprească. Era o zi prea prețioasă pentru a fi irosită plângând, așa că micșoră distanța dintre ei și, ridicându-se pe vârfuri, murmură cu buzele lipite de buzele lui. Ai prea multe haine, domnule Gamblin. Și începu să-i tragă pantalonii scurți peste șolduri. Înainte să intre sub duș, el îi smulse ochelarii. Ea se întinse după ei instinctiv, dar el îi ținu sus, deasupra capului ei. Atunci, ea își feri fața. Ana, uită-te la mine. Îl iubea doar, nu. Mai avea vreo importanță acum dacă o recunoștea. Oricum avea să plece peste câteva ore. Întoarse capul încet, până când ajunse să-l privească în ochi. El păru să se piardă în adâncurile tulburătoare ale ochilor ei. Ce culoare neobișnuită, remarcă el încet de parcă ar fi vorbit cu sine. E o crimă să ascunzi niște ochi atât de superbi în spatele lentilelor lor. Puse ochelarii pe marginea chiuvetei și, luându-i fața în murii, Ii o acoperi cu sărutări ușoare. Îi sărută pleoapele lăsate și obrajii, fruntea și bărbia, după care își apăsă gura caldă și deschisă pe gura ei, invadând-o cu limba. Dușul lor împreună deveni un ritual al iubirii. Buzele sorbeau apă de pe carnea care pulza, fără rușine, neinhibate. Mâinii săpunite explorau pielea alunecoasă, mânduiau și masau, smulgeau gemete de plăcere și sunete de satisfacție. Degetele lui se mișcau provocator prin petecul de mătase din punctul de împreunare a pulpelor ei. Mâini alunecoase executau mișcări care îl lăsau fără suflare. Mă faci să fiu atât de tare, spuse el răgușit când își uniră trupurile. Acea împreunare a lor fu superbă și, în aparență, dură o veșnicie. Apa dușului se răci cu mult înaintea înflăcărărilor. Prânzul fu un moment solemn. Ruby era neobinuit de posomorită. Ești sigur că n-ai uitat nimic. Am împachetat tot și am verificat camera de două ori. Dacă totuși am uitat ceva, poți să-mi trimiți acasă, la Houston. Menajera e acolo oricum. Rana vorbi foarte puțin se concentra ca să nu izbucnească în plâns, în timp ce învârtea salata prin farfurie. La ce oră e avionul? Întrebă Ruby. Ar trebui să decolăm la patru, dar sunt sigur că interviurile or să ne facă să mai întârziem. Întotdeauna se întâmplă așa. Se încruntă ușor când o privi pe Ana. Se așteptase la puțină tristețe din partea ei, din moment ce nu aveau să se mai vadă timp de trei săptămâni, dar nu își întipuise că va fi atât de abătută. O să ți se ia un interviu. Îl întrebă Ruby. Poate. Uitați-vă la știri în seara asta și poate o să mă vedeți. Încercând să însenineze atmosfera de la masă, îi făcu cu ochiul mătușii lui, după care întrebă. Să vă fac cu mâna. După ce prelungi rămasa de prânz cât putură, nu mai trebuie decât să-și ia rămas buni. Trent își îmbrățișă mătușa și îi puse un sărut scurt pe buze. Eu îți mulțumesc, antrenorul îți mulțumește, echipa îți mulțumește, fanii îți mulțumesc. Ea se prefă cu iritată. Ce tot îndruge acolo, nebunule! Dacă nu mi-ai fi oferit o cameră liniștită să mă odihnesc și trei mese pe zi, n-aș fi fost într-o asemenea formă extraordinară toți ceilalți se vor simți mai rău decât mine și datorez asta numai îngrijirii tale. Ruby își tamponă ochii cu Batista și murmură că era oricând binevenit în casa ei. După ce îi promise să o sune cât mai des, ea se retrase discret lăsându-l singur cu rana. El își dusese bagajele la mașină înainte de prânz și acum mașina îl aștepta lângă bordură ea își ascunse fața în gâtul lui împreunându-și mâinile în jurul mijlocului lui. Ar fi vrut să-i adune forța, mirosul și căldura într-o sticlă pe care să o deschidă ori de câte ori voia să guste puțin din trend. Ai de gând să-mi spui. O întrebă el încet mândrindu-i părul. Ce anume? De ce arăți de parcă cineva tocmai ți-ar fi omorât pisica? Ia zâmbi tremurător. Așa arăt. Chiar mai rău. Sunt tristă. Nu pot să te văd plecând. Numai pentru trei săptămâni. Pentru o viață. O să te sun în fiecare seară. Câteva seri, apoi o să uiți odată și încă o să-mi fi dor de tine. Enorm de mult. Până o să cunoști alta. El îi dă du capul pe spate și o sărută. Știind că era ultima oară, când îi simți buzele pe buzele ei, își puse toată dragostea pe care o simțea pentru el în acel sărut. Când se desprinse de ea, el își lăsă degetul mare să alunece peste buzele ei. Mai sărută-mă așa de câteva ori și o să zbor până în California cu propriile mele puteri, spuse el îmbrățișând o iute și cu putere. Ne vedem peste trei săptămâni. După care pleca, ea se duse încet spre banca din spatele scării și se prăbuși pe ea începu să plângă, cu lacrimi amare, zguduitor. Și, de data aceasta, el nu mai era acolo pentru a-i oferi alinare. Bine măcar că avea de lucru. Termină comenzile în 10 zile. Beri își menținuse ideea pentru tapiceriile pictate de mână, astfel încât ea avea deja o comandă pentru trei perne mari care să decoreze o canapea balanzoar de lângă o piscină. Spre bucuria ei, Trent suna cu regularitate în fiecare seară și stăteau de vorbă până când Tom, colegul lui de cameră, îi spunea să tacă și să stingă lumina odată. Suna cu o regularitate, încât fu surprinsă când, într-o seară, Ruby o strigă la telefon spunându-i. E un bărbat, dar nu-i Trent. Și oricine o fi, ți-a rostit numele greșit. La pronunța Rana. Ia ocoli privirea întrebătoarea lui Ruby și răspunse: Alo, Rana Remsi, o privire scurtă o asigură că Ruby își îndreptase atenția deja asupra serialului de televiziune. La telefon, interlocutorul se prezentă ca fiind un reprezentant al unei firme de asigurări pe viață din New York. Sunteți beneficiara unei polițe de 50.000 de, de dolari și voiam să vă verific actuala adresă veți primi un cec cu întreaga sumă, deoarece de impozite ne-am ocupat imediat după citirea testamentului. I se puse un nod în gât. Cine? Cine? Ah, vă rog să mă scuzați. Domnul Mori Fletcher. Ia fugata să cadă. Nu voia să câștige nimic de pe urma sinuciderii lui Mori. Acel gând îi făcea greață. Înghiți cu greu, se luptă cu amețeala și își umezi buzele. În asemenea cazuri, am crezut că polițele de asigurări pe viață nu sunt onorate. Omul fu evident surprins. Îmi pare rău, dar nu înțeleg. Ce vreți să spuneți cu, în asemenea cazuri? Ea nu putu să rostească acel cuvânt îngrozitor. Adică, felul în care a murit. Compania de asigurări nu a găsit nimic neobinuit în legătură cu moartea domnului Fletcher, domnișoară Remsi nimeni nu și ar fi putut da seama cum va reacționa la medicația respectivă. Medicație. Întrebă ea cu un glas subțire. Da, medicamentul pentru reglarea tensiunii pe care îl prescrisese medicul său. Îmi cer scuze din nou, dar am crezut că sunteți la curent cu împrejurările în care a murit domnul Fletcher. Și eu am crezut că sunt, murmură Rana. Implicațiile acelui telefon abia acum începură să-și facă loc în mintea ranei. În ziua aceea, medicul îi prescrisese un nou medicament care să-i scadă tensiunea. Am înțeles că l-a luat însoțit de băutură. Da, autopsia a confirmat raportul poliției, dar cantitatea de alcool care s-a constatat în sânge era atât de mică, încât putea fi neglijată. Probabil că băuse un pahar de vin la cină. Din păcate, e foarte greu de stabilit ce doză din medicament a înghițit sau ce reacție a avut organismul. Dacă ar mai fi fost cineva lângă el când și a pierdut cunoștința, poate că i s-ar fi salvat viața, dar, oricum, nu paharul de vin a fost de vină. V-am tulburat, domnișoară Remsi. Vă rog să mă iertați, spuse omul când o auzi plângând ușor. Nu, nu, mulțumesc. Vă mulțumesc că mi-ați spus. Moartea lui Mori fusese, într-adevăr, un accident. Poate că fusese dezamăgit pentru că ea nu refuzase să semneze noul contract, dar nu se sinucisese din cauza ei. Avea să continu să-l plângă, dar nu mai trebuia să îndure povara responsabilității pentru moartea lui. Era încă bucuroasă când sună Trent mai târziu. Îi spuse de convorbirea pe care o avusese mai înainte. Îți închipui ce ușurată mă simt, știind că n-a murit urându-mă. Trent nu știa că mori fusese agentul ei, ci doar un foarte bun prieten. Niciodată n-am crezut asta, draga mea. Lăsă să treacă o clipă, după care îi spuse. Din moment ce ești atât de bine dispusă, o să te întreb în seara asta. Ce anume? Vrei să mă însoțești la petrecerea de deschidere a sezonului? Ia strânse receptorul. Petrecerea de deschidere a sezonului. Da, sponsorii echipei organizează o astfel de petrecere în fiecare an după cantonament și înainte de primul meci. E o chestie foarte elegantă și aș vrea să fii partenera mea. Nu cred că pot să merg, Trent spuse ea repede. De ce nu? Ai început să mă înșeli deja. Sper că mătușa Robin a închiriat camera mea unui agent Robert Redford, nu. Îți plac mai mult blonzi. Bine, mă vopsesc. Încetează. Nu, nu te înșel, dar nu cred că mi-ar plăcea o asemenea petrecere. Mai ales una elegantă. Hei, liniștește-te. Vei fi cu mine și eu sunt o vedetă. Ea parcă îi și vedea zâmbetul leneș și înfumurat, și inima îi se înfioră de dragoste. Ce aveau să creadă toți prietenii și colegii lui despre acea ștearsă Ana Remsi. Își aminti expresia lui Tom Tandy când o văzuse prima oară și își spuse că nu avea să-l mai facă să treacă niciodată prin asemenea momente penibile. Și nici nu va merge la petrecere ca rana. Trent s-ar fi simțit ca un prost și ea nu i putea face așa ceva, mai ales când era în joc cel mai important sezon din cariera lui de fotbalist. Acum se simțea ca un mijlocaș de Super Bowl. Nu putea face nimic care să-i pună în pericol încrederea redobândită. Mai vedem, spuse ea evaziv pentru a amâna refuzul, dar știa că nu se va duce la petrecere. Mamă, bună, Rana. Rana se afla în prag, uitându uluită la musafira lui Ruby, care stătea împreună cu bătrâna în salon. Chipul Ranei pări brusc. Mama ta a sosit de jumătate de oră, draga mea, îi spuse Ruby care încerca să ignore aparenta antipatie dintre cele două femei. Nu o plăcuse pe Susan Ramsey din prima clipă și impresia inițială nu i se îmbunătățise când femeia susținu că pe fiica ei o chema Rana, nu Ana. Numai ospitalitatea caracteristică sudului o făcuse pe Ruby să o invite pe Susan în salon și să-i ofere un ceai în timp ce o aștepta pe Ana, sau Rana, să se întoarcă de la cumpărături. Lui Ruby nu-i plăcuseră nici întrebările curioase ale lui Susan cărora le răspunsese cât mai evaziv. Vrei un ceai, Ana, dragă? Nu, îți mulțumesc, Ruby, spuse Rana fără să-și ochii de la mama ei, care nu își ascundea deloc dezaprobarea față de proprietărea sa îmbrăcată țipător, de casă și de fiica ei. Atunci o să vă las. Ieși repede, bătându o ușor pe rana pe braț și șoptindu-i. Trage un țipăt dacă ai nevoie de mine. După care trecu pe lângă ea. Arăți îngrozitor, începu Susan. Ai fața arsă de soare. Ne aflăm pe o insulă, mamă. Ie s-a la soare și îmi place foarte mult. Susan Pufni dezaprobator. Această Ruby mi-a spus că ai un iubit. Ruby nu ți-a spus așa ceva, zise Rana calmă și se așeză pe un fotoliu în fața lui Susan, care stătea atât de dreaptă, încât nu atingea deloc perna spătarului. Probabil că ai scos cu viclenie destule informații de la ea pentru a ajunge la concluzia asta, dar să nu sugerezi cumva că prietena mea ar fi bărfit. Eu știu mai bine, la fel cum știu cât de convingătoare poți să fii. Singura reacție a lui Susan furidicarea unei sprâncene bine îngrijite. Locuiești aici cu un bărbat. Nu, dar m-am îndrăgostit de un bărbat care a locuit aici. Acum a plecat. Am auzit, un jucător de fotbal, spuse iar râzând ironic, te porți ca o proastă în fața unui individ cu umeri lați. Ar fi trebuit să-mi închipui că asta te reține aici, în loc să vii acolo unde ar fi trebuit să fii. Vorbim despre Trent Gamblin, nu. Da, din câte am citit în ultima vreme, cariera lui e în declin. A avut o problemă cu umărul sezonul trecut, dar anul ăsta se simte foarte bine. Rana, pentru numele lui Dumnezeu, scutești-mă de adulările astea care îmi fac greață, spuse ea îndepărtând o scamă inexistentă de pe fustă. Unde o să ajungă relația asta nefericită? Nu știu, dar pot să-ți spun cu certitudine un singur lucru, nu e treaba ta, zise Rana accentuând fiecare cuvânt, iar chipul lui Susan se încordă. Am o nouă viață acum. O nouă carieră. Afacerile îmi merg bine voi hotărâ singură dacă și când mă voi întoarce ia lucru și decizia mea nu va avea nicio legătură cu tine. Rana se aplecă puțin și, scoțându-și ochelarii, îi aruncă mamei sale o privire pătrunzătoare. De ce m-ai făcut să cred că mori sa? Sinucis, Susan își pierdu calmul puțin. Nu-i adevărat. Ah, ba da, n-ai nicio limită, nu-i așa. Ai face orice numai să iasă cum vrei tu. Nimilă de tine. Trebuie să fii îngrozitor de singură. Susan sări brusc în picioare. Păstrază-ți mila pentru tine. Am reușit să mă descurc destul de bine după dispariția ta. Am vândut apartamentul și intenționez să păstrez fiecare bănuț. Felicitări! Sunt ai tăi! Totdeauna am urât mausoleul la căruia îi spunea impropriu, casă. Susan continuă ca și cum nu ar fi fost întreruptă. Cu ajutorul sfaturilor unui bărbat pe care l-am cunoscut recent, o să trăiesc confortabil fără tine, Rana. M-a invitat să stau cu el o vreme. M-am oferit să-l ajut să-și rezolve niște probleme personale. Rana zâmbi la auzul acelei vești. Susan găsise o altă viață pe care să o conducă. Minunat, mamă! Sper să fii fericită! Voi fi! În timp ce tu îți vei rosi viața cu bufonul tău musculos care aleargă pe teren cu o... Nu știu dacă Trent și cu mine vom avea un viitor împreună. Dar, cel puțin, îmi voi dirija singură viața. Știe cine ești. Privirile celor două femei se întâlniră. Susan zâmbi triumfătoare când își dă du seama că nimeni se drept la țintă. Nu, întrebă ea ușor. Am înțeles de la mătușa lui că e un bărbat cu un orgoliu foarte fragil, mai ales când e vorba de cariera lui. Probabil că nu va primi prea ușor vestea că ești o celebritate de talie mondială, nu. De aceea îți ascunzi adevărata identitate. Nu, bine, nu e treaba mea spuse Susan cu grație. Prietenul meu are o afacere la Houston, așa că am venit doar pentru o zi, adăugă ea, după care își luă poșeta, se ridică și se îndreptă spre hol. Trebuie să plec, altfel voi întârzia la aeroport. Voiam să-ți mai dau o șansă să te întorci, dar nu mă voi mai amesteca în viața ta, rana. Dacă vrei să trăiești obscur și în sărăcie, treaba ta. Apropo, când m-am mutat, ți-am strâns toate lucrurile. O să ți le trimit. Folosește-le sau aruncă-le, faci cum vrei. Inima ranei se frânse. Asta era tot. Ultimul lor rămas bun. Nu îi venea să creadă că se despărțeau cu atâta răceală, fiind posibil să nu se mai întâlnească niciodată. După cum vedea, Susan se spăla pe mâini în ceea ce o privea. Mamă, strigă ea cu o voce tremurătoare. Înainte câțiva pași cu brațele întinse. Susan se întoarse, dar atitudinea ei era glacială. Rana se să se oprească, dar nu lăsă răcea la mamei ei să o împiedice să spună ceea ce simțea că trebuie să spună. Ai spus că trăiesc în sărăcie, dar nu-i așa. Sunt bogată. Mai bogată ca oricând, zise ea și făcu o pauză, dorind cu disperare să vadă un licăr de înțelegere și de căldură în ochii lipsiți de emoții ai mamei sale. Am descoperit adevărata frumusețe. Am învățat ce înseamnă să iubești. Trent m-a învățat, deși habar n-a avut. Am crezut că te urăsc, dar nu. Te iubesc, nu pentru ceea ce ești, ci în ciuda acestui lucru, înțelegi, mamă te iubesc și îmi pare rău că nu o să cunoști niciodată bucuria, nu fericirea, ci bucuria pe care ți-o dă dragostea. Nu aștepta nimic și nu primi nimic. Susan se întoarse și ieși. Deci, da sau nu? Păi, va trebui să vorbești mai tare, draga mea. Te sun de la vestiar și aici e un zgomot infernal. Vila la petrecere. Sunt singurul care n-are parteneră n-ar să mi o ierte niciodată. Doar nu o să fie atât de crudă, nu. După vizita lui Susan, Rana se tot gândise ce să facă în ziua aceea. Sosise ceasul al 12-lea și ea nu luase încă nicio hotărâre. Echipa se întorsese la Houston cu o seară în urmă. Antrenorul fixase un antrenament pentru dimineață de vreme, așa că Trent nu putuse veni la Galveston să o vadă. Petrecerea urma să înceapă peste câteva ore. Avea tot dreptul să aștepte un răspuns din partea Ranei. Aceasta își petrecuse ore întregi gândindu-se. Confruntarea ei cu Susan, oricât ar fi fost de tulburătoare, reprezentase ceva. Mama ei ridicase fără să vrea câteva probleme importante care o siliseră pe Rana să se gândească foarte serios la dragostea ei pentru Trent și la a lui pentru ea. Își declarase dragostea înainte de a pleca din Galveston și îi spusese că o iubește de fiecare dată când sunase. Cât fusese despărțiți, afecțiunea lui nu și pierduse din intensitate. Rana se așteptase să nu-l mai vadă niciodată, dar era clar că Trent dorea ca ea să facă parte din ve-ața lui. Toată problema se rezuma la următoarea întrebare, o iubea pentru ceea ce era sau pentru ceea ce nu era. Ar fi iubit-o pe Rana la fel de mult ca pe Ana. Nu putea trăi toată viața deghizată. Loase măcar acea hotărâre. Era Rana așa cum era și Ana. A trăi în spatele unei măști de urțenie era tot o minciună ca și a trăi în spatele machiajului și al veșmintelor fermecătoare ale ranei. Dragostea însemna acceptare. Trent o iubea sau nu? Avea să fie o încercare dificilă? dar trebuia să-l facă să treacă prin ea. Altfel nu putea avea niciun viitor. Sigur că și ea trebuia să treacă prin acea încercare. Aceasta avea să fie partea cea mai grea. Și nu știa dacă va putea îndura. Da, voi fi acolo, spuse ea încet. Grozav, trimit o mașină după tine. Nu, nu fi nebun. Sunt nebun de dragoste. Și când o să te văd, nu o să-mi mai dau seama ce fac. Nu știa ce semnificație ironică aveau acele cuvinte. Își luară rămas bun în grabă. Ca în transă, rana intră în baie. uitându se direct în oglindă, își scoase încet ochelarii cu lentile albastre. Ca să nu se lase învinsă de temeri, sfărâmă sticla de latura căzi, după care aruncă cioburile la gunoi își scutură părul pe spate și îl strânse într-o coadă. După aceea, deschise dulă piorul și scoase trusa de farduri. Arăta splendid. Rochia pe care o purta fusese creată special pentru reclama unui parfum. Era albă și frapandă. Când căuta se prin cufărul cu haine trimis de mama ei, alesese rochia aceea pentru că era una din preferatele ei și atât de tipică. O modificase puțin ca să vină bine pe formele ei mai pline, dar materialul mătăsos tot se mula pe fiecare unduitură a trupului ei, parcă mânduindu-l. Bulerul, care îi lăsa umăr gol, era tivit cu paiete. Nu purta nimic altceva în afară de o pereche de cercei care scripeau ca niște mici candelabre. Își aranjase părul singură. După o jumătate de oră în care îl ținuse cu biguduri calde, își lăsă capul în jos și îl perie viguros. Gând își dădu din noi capul pe spate, părul îi căzu în valuri bogate în jurul chipului și pe umeri. Unghiile îi erau încă scurte, dar își făcu manichiura cu grijă și le dădu cu un lac roșu care se asorta cu nuanța rujului. Tenul îi strălucea după tratamentul facial căruia îl supusese. Culoarea măsliniei era și mai închisă datorită faptului că se bronzase nu își pierduse talentul de a se machia. Cosmeticele nu erau vizibile, dar efectul era uluitor. Părul fiind periat și dat pe spate, pomeții se vedeau foarte bine. Era un chip exotic care amintea de cel al unei preotese păgâne. Extrem de sensual. O față de care orice aparat de fotografiat s-ar fi îndrăgostit. Limuzina opri lângă bordură în fața casei River Oaks, unde avea loc petrecerea. Șoferul veni să-i deschidă portiera. Strângându-și poșeta albă cu strasuri, acceptă mâna care i se întinse. Mulțumesc, domnișoara Remsi, o seară plăcută. Seara de vară era caldă și plăcută, încărcată de parfumul gardeniilor și al magnoliilor. Dar aerul era numai unul din motivele pentru care ea își simțea pielea umedă. Era nervoasă. Dincolo de un cordon, reprezentanții presei călcau în picioare un gard viu căutând să-i fotografieze pe membrii echipei de fotbal și pe invitația acestora, care tocmai soseau. Cu umerii drepți și cu capul sus, rana trecu repede pe lângă ei. Cineva fluieră. Dumnezeule, ia cu cine o fi. Cel care vorbise era un reporter sportiv. Nu o recunoștea. Dar cea de lângă el care se ocupa de rubricile mondene, da. Repede, îi spuse ea fotografului tulburată. Fă niște fotografii. Repede, până nu intră. Dar cine e? întrebă reporterul curios. Rana, prostule, nu citești nimic altceva decât Sports Illustrated. Dacă stau să mă gândesc bine, a apărut în ediția lor cu costume de baie acum câțiva ani. Ah, da, acum îmi aduc aminte. E un manechin celebru? Nu. Vârful. Dar ce caută aici? Întrebă el. Nu știu, clar am de gând să aflu. N-a mai apărut în public de luni de zile. Se auzise că s-a îngrășat sau ceva de genul ăsta. Toate femeile ar trebui să fie grase ca ea, zise el rânjind. Rana auzise destul ca să-și dea seama că fusese descoperită. Zarurile erau aruncate. Indiferent care avea să fie deznodământul, nu mai stătea în mâinile ei de acum înainte. Puțin îi păsa ce gândeau sau spuneau alții despre ea. Cum avea să reacționeze Trent? Urcă plutind cele câteva trepte ale vilei construite în stil colonial. Chiar lângă ușă, înăuntru, se afla un cuplu distins, cu părul alb, în care Rana îi recunoscu pe sponsorii echipei de fotbal Mustang din Houston. Tocmai stăteau de vorbă cu Tom Tandy. Ea ezită o clipă, după care își continuă drumul. Tom o zări cu coada ochiului și se uită la ea de două ori. Într-un stil tipic masculin, privirea îi alunecă în jos și apoi urcă din nou. Bună, Tom, spuse ea încet. Vocea abia îi se auzea din cauza muzicii și a conversațiilor gălăgioase. El o privi stupefiat și răspunse mormăit. Bună! Îi făcu loc lângă sponsorii echipei, care o priveau cu curiozitate și așteptau, evident, să le fie prezentată. Domnule și doamnă Harrison, ea este domnișoara, domnișoara. Era limpede că Tom nu o recunoștea, așa că i-al scăpă din încurcătură. Eu sunt Rana, spuse ea întinzând mâna. Domnul Harrison i-o strânse fără grai, cum erau majoritatea bărbaților când o vedeau prima oară. Doamna Harrison, însă, îi zâmbi plină de grație și spuse. E o mare onoare să te avem în casa noastră, Rana. Ai o rochie superbă. Mulțumesc, Tom, de ce nu-i oferi Ranei ceva de băut? Da, da, desigur. Vrei să, spuse el arătând spre bar și dându-i de înțeles că ar fi trebuit să-l însoțească în direcție respectivă. Nu o atinse. Ea le mulțumi soților Harrison pentru petrecere și îi lăsă să primească alți oaspeți care veneau în urma ei. Croindu-și drum prin mulțime, Tom o privi uluit, încercând să-și dea seama cum de-l cunoștea făptura aceea superbă. De ce nu își amintea de ea? doar nu fusese chiar atât de beat. Rana, ai spus, da, dar ți am fost prezentată sub numele de Ana. La Galveston, acum câteva săptămâni, l-ai văzut pe Trent, n-a venit încă. Tom rămase încremenit de dată și cu gura căscată. O apucă de umeri cu mâinile lui mari și o privi cu atenție. Ei, firaș al naibii, repetă acest lucru de câteva ori, după care își dădu capul pe spate și începu să râdă în hohote. Ticălo, stai numai să pun mâna pe el. Mi a jucat atâtea feste, dar asta e cea mai tare. Doamne, ce m-a mai păcălit? Și tu la fel. Ai intrat și tu în joc? Nu. Dumnezeule mare, nu te aș fi recunoscut nici în vecii vecilor. N-a fost tocmai o glumă. Să vezi, eu. Îl zări pe trend stătea la câțiva metri distanță, pălăvrăgind cu câțiva colegi de echipă. Aceștia erau mai masivi decât Trent, dar, în ochii ranei, el era cel mai impresionant bărbat din încăpere. Părul negru îi era la fel de răvășit ca întotdeauna, ondul se peste urechi și peste guler. Chipul bronzat contrasta puternic cu cămașa albă. Numai Trent putea să poarte niște pantaloni albi atât de potriviți. Erau croiți perfect pentru fesele și șoldurile lui înguste. Sacoul bleu marin era impecabil. Râse și dinții îi străluciră. Ochii căprui, care priveau necontenit spre ușa de la intrare, licăreau de emoție și nerăbdare. Inima o durea de dragoste pentru el. Ar fi vrut să continuu să-l privească mult timp, Amânând inevitabilul. Dar trebuia să se întâmple. La câteva secunde după ce îl zări ea, privirea lui, care scruta mulțimea, se opri asupra ei. Trent, ca și prietenul lui mai înainte, se uită de două ori la femeia aceea superbă îmbrăcată în alb. Avea un păr de un roșu închis, o piele care lucea ca marmura și la fel de delicioasă ca o piersică, ochi care exprimau foarte mult, și o siluetă care îl făcu să-și spună că nu putea fi reală. Simțind un puternic sentiment de vinovăție pentru bătăile puternice ale inimii, își luă ochii de la ea. Unde era Ana? Ochii femeii îl făcură să-i mai arunce o privire. Continua să se uite la el. El făcu un semn ușor din cap. Buzele ei se desfăcură puțin într-un zâmbet șovăitor și observă că dinții din față erau puțin strâmbi, dar acest lucru nu o afectă. Rana își dădu seama că Trent o recunoscuse. Văzu acest lucru apărându-i pe chip precum cerneală vărsată pe o foaie albă de hârtie. Neîncrederea fu prima expresie pe care i-o citi pe chip, apoi bucuria. Ba chiar îl văzu făcându-și loc cu coatele pe lângă un individ uriaș, venind spre ea. Ea cunosc un moment de pură fericire înainte ca expresia de care îi fusese groază să-i umbrească trăsăturile. Zâmbetul acela larg din urmă cu câteva secunde doar, dispăru subit. În ochii lui, în locul căldurii sclipitoare, apăru o răceală crudă. Chiar și trupul îi se schimbă. Deveni rigid, de parcă ar fi luat o poziție de drepți. Îl văzu întorcându-s furios și făcându-și loc prin mulțime. Invitații din jurul lor, care nu băgau de seamă drama ce se desfășura în mijlocul lor, continuau să bea, să mănânce, să se distreze, nu pricep nimic, spuse Tom când rana porni după Trent. Ce a pățit? Ce se întâmplă? O să-ți explicăm mai târziu, Tom. Vrei să vin și eu? Nu, îți mulțumesc oricum, dar trebuie să fim singuri, îi spuse ea peste umăr. O clipă de neatenție fu de ajuns ca să-i piardă urma. Întotdeauna păruse să o domine, dar era în trecut de majoritatea colegilor lui de echipă. Sportivii păreau la fel de greu de clintit ca niște trunchiuri de copaci când rana încercă să-și facă drum printre ei își aruncă privirea agitată pe lângă trupurile lor masive. Îl zări pe trend în pragul unor uși franceze în partea cealaltă a îngăperi și se chinui să-și facă loc prin mulțime. Nu o ajută deloc faptul că orchestra își alese tocmai atunci momentul să intoneze imnul echipei. Amețiți de șampanie și de optimismul în legătură cu sezonul care urma să înceapă, o lua seră cu toții puțin razna. În cele din urmă, reuși să ajungă la ușile franceze și ieși în aerul caid de afară. Câteva trepte conduceau la o curte interioară pardosită cu cărămidă și la o superbă piscină. O pereche de îndrăgostiți se îmbrățișau nestingeriți pe un șezlong. Trent mergea furios de partea cealaltă a piscinei, trăgând de nodul cravatei. Trent așteaptă. Ori nu o auzi, ori îi ignoră strigătul. Ia se temu că varianta din urmă era cea reală și alergă după el. Înainta greu din cauza tocurilor înalte și a fustei strinte. Își aruncă pantofii și își ridică rochia până deasupra genunchilor. Cărămizile erau fierbinți, însă, iarba era rece și udă și o simțea sub picioarele desculțe în timp ce îl urma pe trend spre lacul artificial, pe malul căruia se vedea un chioș calb cu margini dantelate. Acolo îl ajunse din urmă. Tocmai își scotea sacoul, aruncându-l pe un balanțoar. Cravata îi atârna desfăcută în jurul gâtului, iar cămașa îi era descheiată până aproape de mijloc. Pieptul lui impresionant, acoperit de păr, tresărta de furie. De cum o văzu apărând în chioșc, se lansă într-un atac verbal. Ai venit să vezi dacă îmi cresc urechile. Surprinsă de întrebare, ea scutură din cap. Abia atunci își dădu seama că plângea. Lacrimile îi șiroiau pe obraj. Poftim, ce vrei să spui? Tai ai bătut joc de mine. Cred că ai venit să vezi dacă am început să rag. Nu e vorba de asta, Trent. El își propti mâinile în șolduri pus pe harță. Nu, atunci ce e? Hm, ai măcar bunătatea și spun de ce ți-ai bătut joc de mine. N-am vrut să-mi bat joc de tine. Tu mi-ai făcut avansuri, ai uitat. Cine a început? El se uită la degetul arătător pe care i l ținea îndreptat spre el. Nu îl recunoscu ca fiind cel care era adesea pătat de vopsea. Ochii care îl priveau în întuneric erau extraordinari și de nerecunoscut, de asemenea. Furia îi fu întrecută momentan de uimire. Cine naiba ești? Mă numesc Rana. Știu asta foarte bine, spuse el nervos. Nu sunt sportivul tipic, deși se pare că așa crezi. Citesc reviste, merg cu mașina pe autostrăzi, pentru numele lui Dumnezeu. Cine ar putea să nu te vadă pe postere pe jumătate goală? Mă uit la televizor, urmăresc porcăriile alea de interviuri în care se vorbește de probleme atât de importante, cum ar fi lungimea fustelor, în timp ce jumătate de lume moare de foame. Ah, izbucni și ea, bănuiesc că un meci de fotbal e mult mai important pentru lume. El își luă fața în mâini o clipă, încercând să-și stăpânească nervii. Ai dreptate. Nici unul din noi nu face ceva prea important, nu. Dar, cel puțin eu nu-mi ascund superficialitatea. Tu, pe de altă parte. De ce te-ai deghizat? Ce a fost cu toate hainele alea și cu restul? Am renunțat să mai fiu model de mai mult de șase luni. Mă săturasem. Să arăți splendid. Să ai toată lumea la picioare, să știi că o mulțime de femei încearcă să arate ca tine. Hai, Ana, sau Rana, sau cum te-o chema, nu m-am născut ieri. spun -mi un motiv mai plauzibil. Nu la cariera am renunțat, ci la tot ce presupunea ea. Da, spuse el sarcastic, ca de exemplu, faima și averea. Mama încerca să mă vândă unui bătrân bogat, spuse ea înflăcărându-s. E destul de plauzibil pentru tine. Am hotărât să nu mă je prostituez astfel și am plecat din New York. Am venit aici, la Ruby. Voiam un nume nou, un chip de nerecunoscut, simplu, comun. Anonimat. Liniște. Voiam ca oamenii să mă accepte fără zorzoanele fermecătoare, să vadă, dincolo de suprafață, femeia care sunt în interior. Bine, deocamdată te cred, spuse el privindu-i părul, rochia, accesoriile. Dar în seara asta, de ce ai apărut astfel, după ce ai apelat la o schimbare atât de drastică? Ea a făcut un pas spre el. M-am îndrăgostit, Trent, de tine. El se întoarse eu spatele și își înfundă mâinile în buzunare. Privi peste lacul liniștit. Nu se simțea nici o adiere de vânt. Era o atmosferă sufocantă. Greierii se auzeau printre copacii de pe marginea lacului, iar broaștele oră căiau din ascunzătorile lor reci și noroioase. Muzica de la petrecere se auzea și mai departe decât era în realitate, de parcă i-ar fi fost dificil să străpungă aerul greu. Ce legătură are asta? întrebă el după câteva momente de tăcere apăsătoare. Foarte mare! Ai spus că mă iubești. Pe mine? spuse ea punând accent pe acel cuvânt și lăsându-și mâna pe piept. Ei bine, și asta face mine. Până acum câteva luni era ceva. De unde să știu că dragostea ta nu e la fel de falsă ca toate celelalte în legătură cu tine? O întrebă el întorcându-se cu fața spre ea. Privirea lui acuzatoare o înfurie. Ce a fost fals la Ana Remsi? Numele ei, în primul rând, spuse el. Tu ai bănuit că mă cheamă Ana pentru că ai citit Ana Re, pe lucrurile pictate. Era a scris invers, în caz că nu ți-ai dat seama. Foarte inteligent, spuse el ironic, de ce nu mai corectat. Ea își împreună degetele. Mă temeam să nu fiu descoperită. Încă nu-mi dădusem seama cum stau lucrurile. Aveam nevoie de mai mult timp. Ai avut destul timp de atunci și până acum. Când ar fi fost momentul potrivit să-ți spun, Trent, te îndrăgosteai de mine și eu voiam să o faci. O lacrimă i se rostogoli pe obraz, dar nu îi strica frumusețea. Era la fel de limpede și de cristalină ca și cerceii care îi atârnau în urechi. Ai fost prima persoană din viața mea care m-a plăcut și apoi m-a iubit pentru ceea ce eram, nu pentru felul cum arătam. Nu mă puteam hotărâ să risc să pierd asta. Iartă mă că te-am mințit, se înfioră când trase adânc aer în piept. Ești furios și ai tot dreptul. Știam că o să fii când am venit aici în seara asta. Dar n-am vrut nici o clipă să-mi bat joc de tine. Nu mi-a făcut plăcere să te mint toate săptămânile astea. Au fost momente când aș fi vrut să-ți spun, dar ziceai că mă iubeai pentru că eram altfel. Nu eram sigură că ai fi iubit-o pe Rana la fel de mult ca pe Ana. Își șterse lacrimile de pe obraj și râse ușor. După prima noastră noapte, am vrut să mă machiez, să mă îmbrac frumos. Voiam să fiu frumoasă pentru tine, la fel cum orice femeie vrea să fie frumoasă în ochii iubitului ei. Dar lucrurile pe care le-ai spus, atingerile tale, m-au făcut să mă simt frumoasă. Mai mult ca oricând, și nu avea nicio legătură cu felul cum arătam. Ca să-mi înțelegi motivele, ar trebui să știi câtă singurătate mi-a adus asta toată viața. Nu o să insist, pentru că ai putea zice, de ce naiba se plânge. Fața asta i-a adus o grămadă de bani. E frumoasă, dar am cunoscut aceeași discriminare plină de cruzime căreia îi este supusă o femeie urâtă. Prejudecăți, respingeri, înstrăinări, dureri, indiferent care ar fi fost motivul se duse lângă el și îi puse mâna pe piept cu curaj. Ai iubit-o pe Ana în ciuda urțeniei ei. Sunt aceeași femeie, trend. Mă poți iubi, ba, mai mult decât atât, mă poți accepta, dacă am acest chip. Ochii lui erau stânjenitori de umezi și clipii de să nu se facă de râs. Ești atât de frumoasă, spuse el răgușit. Nu, nu te cunosc. Parcă ai fi un personaj mitologic, o zeiță. Dar nu sunt, Trent. Vorbește-mi, îl rugă ea. Atinge-mă. Sărută-mă și atunci vei ști că sunt aceeași ființă. Se duse spre el. El își înclină capul înainte ca ea să îi se arunce de gât. Își puse capul pe pieptul lui și îl ținu strâns. mi a fost dor de tine, șoptia ascunzându-și fața în deschizătura cămășii lui. Răsuflarea ei îi atingea părul ușor. Îi sărută pielea bronzată. Mi a fost atât de dor de tine. El gemu ușor și strânse acel trup familiar. Degetele îi se afundară în părul ei și îi dădu capul pe spate pentru a o săruta. Dar cu o secundă înainte ca buzele să li se întâlnească, el ezită. Ea îl apucă de păr îl îl trase în jos. Să nu cumva să fii lași tocmai acum să nu cumva să-ți fie frică să mă răvășești. Sărută-mă așa cum ai făcut mereu. Invitația aceea era tot ce îi trebuia. Buzele lui se desfăcură ușor și le acoperi pe ale ei cu lăcomie. Își strecură limba înăuntru și făcu dragoste cu gura ei. Brațele ei se împreunară pe după gâtul lui, posesiv. Se arcui, potrivindu-și trupul lângă al lui. Atunci, el știu, era a lui o cunoștea. Ce a spus mătușa Ruby? Biata de ea a rămas fără grai pentru prima oară în viață. A recunoscut-o pe Rana. Ah, da, știi că citește revistele de modă. O auzise și pe mama spunându-mi Rana. Pe mama ta, când mi a făcut o vizită neașteptată. Am aflat că mori. Cine e mori? Agentul meu. Prietenul meu care a murit cel despre care al crezut că s-a sinucis. Da, pentru că asta m-a făcut mama să cred. Ce ticăloasă! Da, ei bine! Iartă-mă că te întrerup mereu! Continuă! Totul e atât de aiurit! O să te lămuresc mai târziu! Ajunge să-ți spun că mama a venit să mă vadă și n-a fost o întâlnire prea plăcută, spuse ea cu tristețe. Sper că, într-o bună zi, vom ajunge la o înțelegere și vom simți puțină afecțiune una față de cealaltă. Trent îi sărută tâmpla cu blândețe. Și eu sper, dar numai pentru binele tău. Oricum, vorbeam de mătușa Ruby. Auzise două persoane spunându-mi rana, dar se pare că nu și a șaptea dat seama, când a coborât în seara asta, a făcut ochii mari și a început să se bâlbâi. L-am spus că o să-i explic mai târziu. Se pare că ai foarte multe de explicat, domnișoară Rems, spuse el ridicându-i bărbia. Da, dar așa cum ai spus mai târziu, o trase deasupra lui și își împreună degetele pe ceafa ei. Sărutul lor fu îndelung, intim și erotic. Nu mai rămăseseră mult la petrecere după ce se împăcaseră. După câteva sărutări furtunoase în chioșc, s-au aranjat și au recuperat pantofii ranei după care au intrat din nou în casă. Tom îi întâmpină lângă ușă, părând îngrijorat și nedumerit. Ce naiba se întâmplă? Întrebă el. Îl invitara alături de ei când se serviră de pe mesele încărcate cu delicatese. Între timp îl puseră la curent cu situația. Tom clătină din cap. Ar fi trebuit să-mi dau seama că Gamblin, amicul meu Don Juan, va ajunge să aibă cea mai senzațională femeie din Statele Unite, mormă el. Chiar ești un Don Juan? Îl întrebă Rana acum trăgându-l ușor cu dinții de lobul urechii. Stăteau îmbrățișați și goi în patul lui imens. După un tur sumar al casei și un, noapte bună, încordat aruncat menajerei curioase, Trent o dusese direct în dormitor. Ești nemulțumită! o întrebă el cuprinzându-i șoldurile cu degetele lui puternice pentru a o ține nemișcată. Nu, spuse ea oftând și legându se lângă el. Dar eu sunt o ființă căreia îi place monogamia, Trent. Privirea lui o întâlni pe a ei. Și eu, acum, ea își plimbă un deget peste gura lui. Putem avea un viitor împreună. Da, dacă accepti ca soț un prăpădit de jucător de fotbal. Ea îi duse mâna dreaptă la gură și îi sărută degetele. Te vreau ca soț mai mult decât orice pe lume, dar nu ești nici pe departe prăpădit. Vorbesc foarte serios, Rana. Îi rosti numele foarte ușor acum. S-ar putea să apar pe teren și să mă fac de râs serios de fot. Nu o să te faci de râs, șoptia cu hotărâre. Dar dacă nu o să câștigi un meci, nu o să se sfârșească lumea. Nu ți-ai dat seama până acum cât de bun ești. Da, la lucrurile care sunt cu adevărat importante. Ca de exemplu. Ca de exemplu, să fii o persoană iubitoare. Nu crezi că manipulezi oamenii. Tom m-a acuzat că m-aș fi îndrăgostit de Ana numai pentru că erai prima femeie care nu mi-a amenințat orgoliul fragil. Ea respinse acea idee clătinând din cap. Nu sunt de acord cu el, dar poate că te-am ajutat să înveți ceva. Și anume, că trebuie să dăm cu toții ce avem mai bun. Dacă o facem, reușim, indiferent care ne e țelul. Asta am învățat, într-adevăr. Dar trebuie să-mi promiți că nu o să mă cerți când o să fiu supărat după pierderea unui meci. Îl sărută. Va trebui să mă gândesc la niște modalități de a te bine dispune? Nu. El își înclină capul și în ochii ei licări o lumină ciudată. Știi, am fost puțin gelos când grămada aia de ziariști s-au strâns în jurul nostru în seara asta când am plecat de la petrecere. Erau la fel de dornici să te fotografieze pe tine ca pe mine. Vei reîncepe vreodată să lucrezi ca manechin. Poate, dar numai dacă asta nu va intra în conflict cu tine și cu copiii gura lui schița acel zâmbet care ei îi plăcea atât de mult. Copiii, întrebă el mirat, te deranjează. La naiba, nu. Totdeauna mi-am dorit să umplu casa asta cu copii. Foarte bine, pentru că vreau să începem imediat. El râse și o strânse cu putere în brațe. Doamne, ești superbă, spuse el studiindu-i chipul cu mândrie. Mi-ar plăcea să te văd în acțiune, Pozând în fața unui aparat de fotografiat sau plimbându-te pe o pasarelă în lumina reflectoarelor. Își trec cu degetele prin părul ei și ea zâmbi. Mai întâi va trebui să slăbesc puțin. Să slăbești, dar ești numai pielea și osul. Nu destul ca să mă pot plimba pe o pasarelă. Dar acum, ca au început să-mi placă foarte mult cartofii cu sos, nu știu dacă o să mă mai întorc vreodată la salată verde și apă. Numai să nu ți pierzi ăștia, spuse el ridicându-și capul pentru a-i săruta sânii. Sunt perfecți. Ia oftă când îi simți gura plimbându-i peste ea și, potrivindu-și trupul după al lui, îl primi înăuntru. E excelent, spuse el gemând. Ce anume, sunetul pe care îl scoți de fiecare dată când sunt în tine. Aș vrea să-l aud în fiecare zi, măcar o dată, tot restul vieții mele. Deci, ai de gând să mă păstrezi. Cred că da. Nu trebuie să vorbești ca și cum ai face un extraordinar sacrificiu de sine. Eh, să știi că mi puțin milă de tine. Zău, da, spuse el și gemul de plăcere când ea își mișcă șoldurile. Dacă nu mă însor eu cu tine, s-ar putea să rămâi fată bătrână. De ce? Întrebă ea gemând ușor când el pătrunse și mai adânc. Pentru că, viata de tine, ai dinții din față strâmbi. După aceea o sărută și raiul coborâ pe pământ. Sfârșit!